Bună ziua! Bună Vedem, ziua! cred că ne vedem și ne auzim. Ne auzim simultan și pe canalul meu de YouTube, Adi Moroșanu, și pe canalul domnului Sorin Constantinescu. Vă mulțumesc că... Să-l dați puțin mai încet gata, telefonul. Scuze. Da, totul este în regulă, ne auzim, ne vedem bine. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea. Cu mare drag. Mai am avut așa emoții să vă chem, să nu vă chem. Eu sunt un fan de al dumneavoastră declarat. Mulțumesc frumos. Urmăresc live-urile dumneavoastră și... Pe mine mă urmăresc destul de mulți tineri. Am văzut motivul, că ai 100.000 de oameni pe canal. Motivul principal pentru care v-am chemat este că am vrut să ofer un alt fel de conținut tinerilor care mă urmăresc pe mine. În principiu eu postez muzică, melodiile mele, dar am vrut să vă cunoască oamenii care mă urmăresc pe mine, pentru că eu consider că aveți atât de multe povești de spus și experiențele dumneavoastră de viață ne-ar putea ajuta pe noi tinerii. Pentru că e vorba aia, să învățăm din greșelile altora, să nu le mai corect, facem mai noi. Corect, să mai faceți și voi încă o dată, da. Da. Aș vrea să încep prin a vă întreba cum a început toată nebunia asta cu afacerile, cu... Păi am terminat, cum ți-am spus, că și eu sunt din Timișoara ca și tine, am terminat facultatea exact în 90 la Revoluție. Și lucram la linia de tramvai la Pădurea Verde, cum ești acolo la Pădurea Verde, și au trecut aia cu tancurile pe la Revoluție pe acolo și am rămas și fără bani, aveam un copil mic de 2-3 luni acasă și n-aveam de muncă nimica și m-am angajat la un bar pe Miron Cosin, acolo în Piața Maria, știi? Și nenela de acolo dusese două păcănele de la mici de la sârbi și le pusese în bar și avea vreo 20 de mese. Și cum era după Revoluție și pe vremea lui Ceaușescu toate erau cu cartelă, cu dalea, cu dalea, cu dalea, era tot timpul plin, de dimineața până seara. Și zice, băi, tu ești inginer. Nu era pe vremea casă de marcat, nu era nimic absolut. Avea un creion de la, de-l băgai în gură, creion de la chimic și pun caiet și făceam socotele acolo. Și mie să-mi fac socotele seara la mese aici. Și făceam eu socotele și am văzut că alea două păcănele fac mai mulți bani decât toate mesele lor la un loc. Și zic, gata, aici e business-ul, dar zic, de unde, că n-am niciun ban, n-am de unde să... Așa, și pe vremea aia sârbii erau foarte avansați. Adică când treceai din Iugoslavia, că era Iugoslavia, nu era încă despărțită federația, când treceai din Iugoslavia în Austria, nu era nicio diferență. Și noi fiind acolo din Timișoara și toată ziua am făcut business până circunvalațiunii, cu veneau sârbii, cu Vegeta, cu Blugi, cu nu știu ce, știam un pic de sârbește, ne-am prins curaj și ne-am dus la sârbi. Acolo ei își făceau niște vile lângă Belgrad, cu vila noi Znagovu, dar nu aveau gaz și își puneau cisterne de alea de păcură în pământ, rezervoarele de păcură. Și m-a scumpărat vorba meu, care era student la medicină în București, el era ultimul an, și am săpat gropi cu târnăcopul și ne dădeau $20 pe zi pentru săpat și $20 pentru cazare și mâncare. Și ca să punem deoparte și ea $20 pentru cazare, am dormit într-o casă asta părăsită, fără geamuri, fără uși, o casă de partizan unde dormeau boschetari. Am dormit acolo, am stat în 20 de zile și am făcut $400 pe zi, vreo $800. Erau bani mulți după Revoluție, adică erau ca acum, nu știu, 5.000 sau ceva. Am înțeles. Și cu banii mi-am luat două păcănele. Și... zic, unde le pune acum? Era pe vremea aia, deja era 90, sfârșit 91, începuse Iliescu cu minerii, le plăteau grămadă de bani, erau bani mulți de tot, toată Valea Jiului, Petroșani, Târgu Jiu, toată Valea Jiului pe acolo. Și m-am dus la un nene și el aș făcuse o cârciumă acasă, în curte, așa aveau niște porci care se bălăceau acolo într-un noroi, treceai pe el în curte și într-o cameră își pusese o palancă de aia groasă așa, de la un perete la altul pe colț. Și veneau minerii de la mine, negri, așa cum erau, aveau găleată jos și acum mi-aduc aminte, parcă îl văd în fața ochilor, și le puneam pahar de băut, după aia cum puneau ea mâna neagră de cărbune așa, după aia punea paharul în găleată și îl punea la următorul. Și am stat eu cu el, am băut câteva beri, pe vremea aia beam bere până 90 și boală de studenție cu berea, și până am băut noi vreo 3-4 beri și am stat de vorbă și așa, mi-am amortizat investiția. Și zic, gata, aici e șmecheria. Și m-am dus repede înapoi, am mai cumpărat încă două păcănele, încă trei, încă cinci și am făcut 100 și ceva de păcănele. După care m-am mutat la București pentru că le împrășteasem prin toată țara. În 93 a fost, până în 93 n-a fost niciun fel de legislație, comisie de jocuri, taxe, impozite, aveam bani, n-aveam ce face cu ei, și în portbagaj la mașină și în buzunare și pe tot. În 94 ajunsese să câștig $30.000 pe lună, era ceva o sumă uriașă, adică un apartament la Fântân, la Unire, era vreo $5.000-6.000. Și făcea nevastă mea, hai mă să ne luăm casă, să ne luăm, eu eram tot cu mașini de astea de 100 de mii, cu nebunia aia, că de la sărăcie din toată să te îmbogățești e destul corect. De dificil, o să vorbim și de chestia asta la un moment dat.
Și zic, nu ne luăm aici, ne luăm în Monte Carlo, în Monaco, nu stau eu aici în țară. Și în 96 au schimbat ăștia legislația, că atunci nu erau taxe paușale ca acum. Era 5% plăteai taxe pe pâine, 20% la jocuri de noroc, 10% pe nu știu ce. Și a venit Remeș la Dumnezeu să-l ierte, ăla cu șpaga cu cârnații, de-a murit. Și am mărit taxele de 5 ori peste noapte, fără să uite că la jocuri 25%. Și am ajuns să plătim taxe 125%. Și în 3 luni am dat faliment. După Mercedes ultimul tip, m-am urcat pe dace, de-aia nenorocită, băgai pumnul în tablă. Era, podeaua găurită, steam cu geamul deschis, că intrau gazele aia și pământ și mă intoxicam dacă... Și am mai povestit la mine, dar povestesc acum că suntem la tine mai mult pe canal. Nici nu știam că avusesem ultimii 2 ani numai mașini automate, nici nu mai știam bine să bag în viteză. Și la universitate acolo era un milițian care făcea așa cu mâna repede la mașini și o precipita să bag repede în viteză, am rămas cu schimbătorul în mână și am arătat la scos schimbătorul pe geam. Și ăla stătea cu cascheta de pământ și a venit un taximetrist, mi-a dat o șurubelniță și am reușit să bag în viteză să trec de intersecția la universitate. Cam după Mercedes, ultimul tip pe Dacia, foarte greu. Invers, te urci, te obișnuiești cu Da, butoanele imediat. Când te urci pe Dacia, pe Mercedes, în 2 minute ai învățat toate butoanele. După Mercedes pe Dacia, e nasol de tot. Adică păi trebuie să si fii tare de psihic ca să poți să-ți revii. Și ăla a fost primul meu faliment în 96. Am început iar de la zero, stăteam în Berceni, mi-aduc aminte, vis-a-vis cu Spitalul Budimex, pe strada Rezonanței. Și nu aveam bani să vin până la Unirea. Erau niște autobuze de la franțuzești, la mâna a doua, primite mai rotunde, așa, vers. Și nu aveam bani de autobuz și veneam din Bercem pe jos până la Unirii. Și așa am luat-o iară. Eu cât am avut bani foarte mulți, așa mergeam, era un târg de ăsta de profil la Londra, la ICE se numea, International Casino Exhibition, care a început de prin 92. Și tot dădeam cărți de vizită pe acolo. Și stând eu așa acasă frumos, la un moment dat era telefon de la fix, nu era mobile. Și mă sună pe telefonul fix, sunt de la grupul Partuș din Franța, avem o carte de vizită, vrem să deschidem o afacere în România, la casino, la hotelul Athénée Palace. Erau niște francezi pe vremea aia, nu era Nea George Copos, era înainte patronii. Și sunt două mari grupuri, cele mai mari grupuri de casinouri din Franța, Partuș și Lucien Barrière. Și ăștia de la Partuș m-au contactat, având cartea mea de vizită la Londra, și ce aveam nevoie de un director, vă dăm, nu mai știu cât a zis, 1500 de dolari pe lună, era imens, adică eu nu aveam niciun leu nici să trec strada și erau încă în România atunci salariul destul de mic, adică erau vreo 200-300 de dolari, deci îmi dădeau 1500 pe lună, plus mașină, plus mobil, plus nu știu ce. Și zic, domnule, lăsați-mă să mă gândesc până mâine cu tupeu. Și a doua zi zic, domnule, zic, e cam puțin, am alte, așa, și atunci am negociat cu ei și mi-au dat 2500 în loc, 2500, adică chiar sărac, așa, lipit, fuind și neavând niciun ban, n-am, Da, ați mi-am negociat, jucat, mi-am da. jucat cartea, da, mi-am jucat cartea. Și așa încet încet m-am pus iar la punct și m-am pus pe picioare. Și alt faliment în 2010 când a fost criza aia foarte mare. Mi-am pus oul într-un singur coș, am deschis casino de la Novotel, de la hotelul Novotel, 10 milioane de euro investiție și am început în 2007-2008 și în 2010 a venit criza, am pierdut iară toți banii, toți până la ultimul leu și am început iară de la zero. Și aia a fost ultima dată când mi-am pus oul într-un singur coș. De-aia nu-i bine că toți mă întrebau oamenii la mine pe canal în momentul când vor să investească, zic, domnule, puneți în 5-6 coșuri, adică pune și imobiliare, pune și în cripto, pune și în aur, pune și în aia, nu pune niciodată într-un singur coș, că e nasol, adică se întâmplă ceva, ai riscul maxim, 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 maxim. Fond de investiții, iar sunt fonduri de investiție cu risc de asta mai mic, care sunt administrate și prin bănci, cum e și la noi UniCreditul și este fond de investiții. Normal, un fond de investiții, gradul de risc de la 1 la 7, 7 cel mai mare. Băncile cam fug de gradul ăsta de risc mare pentru că sunt fonduri speculative. Și atunci merg pe un grad de risc 4-5 și aici e mai ok, adică nu riști tot, știi? Da, nu riști toți banii pe Da, care ai. da. Și cum să zic, eram tânăr atunci, că, na, în 91 când m-am apucat de jocuri aveam 24 de ani, aveam minte multă ca acum. Acum nu m-aș mai ocupa de jocuri pentru că știu că e o chestie nasoală, pentru că păcălim oamenii, că oamenii nu au cum să câștige la jocuri de noroc. Am spus de 1000 de ori și Am observat asta am la spus dumneavoastră și pe live-uri. da, am spus și cât eram activ în industrie și cât mă mai ocupam de... Eu am renunțat în momentul când m-am apropiat puțin de biserică, de am înțeles exact ce înseamnă să faci un păcat, ce ai de plătit dacă faci un păcat și ce repercusiune are asupra ta și asupra familiei și încet, încet m-am oprit și m-am retras. Adică nu știu câți oameni ar renunța ca mine. Eu în momentul când am renunțat la păcănele și am ieșit din business, câștigam 300.000 de euro pe lună. Adică tot zic că sunt ipocrit, că
am nenorocit oameni, ca nu știu ce, dar nu știu câți oameni care se uită acum la noi ar zice, domnule, renunț de mâine la 300 de mii pe lună, că eu sunt creștin și mă duc la biserică. Adică, Da, totuși vorbim de 300 mii de euro, nu? mie mi-a plăcut foarte mult și ce ați spus dumneavoastră într-un live stream de al dumneavoastră, pe care l-am urmărit cu mare interes, că eu așa urmăresc live-urile dumneavoastră. Mulțumesc. Și ziceați ceva de genul că nu vreți să-l ajungeți nici pe Țiriac, nu vreți să, adică Nu. vă sunteți mulțumit cu ceea ce ați reușit să faceți până acum și n-aveți. Făceam comparație cu alții amici de-a mei Da, care da, au da. câteva sute de milioane sau 1 miliard. Am un amic care e miliardar la Londra, are vreo 1 miliarde și el visul lui să fie în top Forbes numărul 1 Da, adică în țara eu. lui. Adică pe el nu mai interesează nimic absolut decât locul ăla, e ca și cum aș juca Monopoly, să acumulezi cât mai mult, dar nu mai e viață, nu mai e familie, nu mai ești, cum să zic, Adică care e prețul pentru care e toate prețul? Eu lucrurile am alea? zis în felul următor, atât timp cât nu mai mă uit la niciun preț când mă duc să cumpăr ceva cât costă, de la o casă până la o mașină, până la nu știu ce, nu mă interesează cât costă și dacă îmi place, cumpăr, deja sunt bogat și nu mă interesează ca 1 milion sau 3 sau, oricum nu e diferență între 3 milioane să zic sau 10 și 100 pentru că tot cu o mașină te conduci, tot cu o gură mănânci tot la același Așa este. restaurant, adică nu e, cum să zic, e competiția asta, adică sunt foarte mulți români care n-au ce să caute în topul ăla capital care îl fac de 100, dar își falsifică tot felul de chestii ca să îi pună și pe acolo sau din contră, alții care au mult mai mulți bani decât ți-a din capital 100, spun că adică nu poți să te pune acolo cu forță, că e GDPR-ul și te întreabă, domnule, vrei să te pun? Și nu, dacă spui nu, nu vreau, nu vreau și atunci nu te Am pune. înțeles. Eu niciodată n-am acceptat să fiu acolo, că nu m-a interesat niciodată clasamentul sau ceva. Atât timp cât eu am ce-mi trebuie pentru mine și pentru familia mea, sunt destul de bogat ca Corect. să mai. Când ești bogat, nu mai trebuie să arăți. Adică doar atunci ai frustrarea aia, când de-aia își pun ăștia, își cumpără un Mercedes de la mâna Urma 15, să vă întreb și chestia la asta. mâna 15 din Germania și pune pe el AMG, GDT, nu știu ce, ca să vadă la țară lumea cât e mașina aia de dotată, de-aia înăuntru are scaune de pânză și are manivelă de-aia la geam, că omul vrea să show up, să arate. Când, în momentul când chiar ai bani, nu mai vrei Nu să, mai vrei nu mai să, vrei să da. arăți, nu mai vrei Nu să, nu te te mai etalezi. interesează de să fii, să vadă lumea că ești bogat. Nu te ajută cu nimic, chiar nu te ajută. La noi este încă aia show up. Am fost 40 de ani de comunist și am stat toți cu aceeași mașină cu Dacia și toți în aceleași haine care ni le vindea Ceaușescu și atunci automat după Revoluție ai văzut că erau plini de BMW-uri pe la bloc, am avut și eu, am trecut și eu până astea, am avut în 92 un Audi, primul Audi rotund, Audi 80, mi-aduc aminte că era acolo, era numai Dacia pe vremea aia, așa, și era mai scumpă mașina de vreo 2 ori decât apartamentul în care stăteam. Și am avut și eu nebunia asta, pentru că te ia capul, dacă n-ai experiență, eu toată viața mea, de când eram copil, mă jucam poker la clasa 5-a, că m-a prins tata și m-a bătut în fața copilor la școală. De când eram copil știam să fac bani, tot timpul m-am învârtit și cât am fost în studenție în Timișoara, cu asta m-am ținut. Eram la Seral, am făcut facultatea de construcții la Seral și vindeam cu sârbii, blugi, țigări, de-alea, veneam la București, cumpăram țigări de-alea more, de la arabi, gumă de mestecat, de nu știu care, vindeam la ăia, adică tot timpul m-am descurcat așa. N-am avut educația de a ține de bani și de a reinvesti banii, pentru că cum a zis cineva să-mi atunci, hai să ne luăm casă, eu câștigam 30 de mii de dolari pe lună și era un apartament la Unirii 6.000, atunci dacă puteam cumpăra Problema câte asta o am și eu, să știți. 4-5.000, 4-5 apartamente pe lună puteam cumpăra, dar la un moment dat, cu vârsta, îți vine mintea la cap, că totdeauna zici, bă, uite, să am mintea de acum și să mai am 20 de ani, adică cam asta e vorba, știi, dar asta este, nu mai poți să ai. Legat de ce spuneți dumneavoastră acum, mi-aduc aminte acum 2 ani și ceva, aproape 3 ani. Lansasem cartea mea. Apropo, legat de carte, am pregătit pentru dumneavoastră un exemplar semnat. Așa, mulțumesc. Am scris o carte acum 3 ani și ceva A, n-am știut. și a fost bestseller național pe România. S-au Wow. făcut mulți bani, mulți bani. Bine, piața de carte din România e foarte slabă față de piața de carte de afară. Dar chiar și așa, mulți bani s-au făcut. De, nu Super. știu, undeva la 80 și ceva de mii de euro în 3-4 luni de zile. Wow, păi să mă apuc și eu să scriu cărți acum. Da. Și să știți că este. Bine, eu n-am făcut pentru că Am pe înțeles, mine m-a luat da. prin surprindere De hobby, oricum. da. Pentru mine a fost așa o chestie. M-a luat prin, oricum am lansat un regim self. Primele 2 săptămâni făceam eu coletele, le trimiteam, deci Bravo, super. era o întreagă, până am semnat un contract cu o companie care s-a ocupat de distribuție ulterior. Dar unde am vrut să ajung? La chestia asta cu că neștiind, eu venind, văzând că mi intră bani în continuu în cont, Ai început să cheltui, nu? n-am mai realizat exact și am fost la loft în Mamaia, că zicea și de Codin, era și el pe acolo.
Da, eu sunt prieten bun cu patronul de la Lov, cu Pepe și cu Da, Ion. am fost și eu pe acolo, pe la Lov, și am cheltuit, nu știu, undeva la 10.000 de euro într-o Da, dar a seară. venit roaba, a venit cu șampanii, cu Exact, muzică, exact. show-up, A toate fost gagicile în chestia aia. jurul mesei au venit la tine, nu? Te simți bine, nu? Problema a fost în felul următor, că oamenii care fac chestia asta acolo, normal, ei primesc înapoi, poate în seara aia chelte, dar a doua zi sau chiar atunci produc mult mai mult decât. La mine a fost o chestie temporară, neștiind cum să-mi administrez banii și cum să reinvestesc în publicitate, în marketing, în ce îmi trebuia mie pentru a avea o continuitate. Și așa, da, E deci vorba aia, e... nu? Easy come, easy go, nu? Da. Cu cât vin mai ușor și mai repede, cu atât să cheltui mai repede, pentru că n-ai experiența. Corect. Să știți, apropo, fac o paranteză, cât eram la loterie în 2011-12, am fost la un congres internațional al loteriilor și era o statistică acolo, 70, se găsește și pe net, sunt niște studii făcute de la o universitate din Pennsylvania, mi se pare, 70% din cei care câștigă la lot o sumă mare de bani, după 5 ani devin mai săraci Am sau se văzut și eu sinucid sau articolul, da. divorțează sau nu știu ce. Din ce cauză? Pentru că e șocul ăla. Azi te duci cu autobuzul și mâine te urci într-un Ferrari sau în ceva și te ia capul. Adică nu ești pregătit pentru asta. Adică când faci bani treptat și acum fac 10.000 de euro, peste un an am 50.000, peste 3 ani am 100, e ok că te adaptezi încet, încet, încet. Dar când primești un șoc de el așa, eram la loterie și a câștigat, mi-aduc aminte și acum, un moș din Bacău, avea vreo 78-80 de ani, nu mai știu cât, a câștigat vreo 1.000.000 și ceva de euro și brusc a doua zi s-a îndrăgostit vecina lui de 19 ani de el și a fugit de acasă, de la baba și a Brusc, venit, așa. da, a venit după vreo 3 luni în fundul gol, cum să zice, fără niciun ban, nimic, l-a primit baba înapoi ce să facă cu el. Sau mai erau în Oltenița și a cumpărat 7 Q7 pentru el, pentru nevastă sa, pentru cumnată sa, pentru cumnată sa, pentru maică sa, pentru taică sa și stăteau toate în fața blocului că nu mai aveau bani de benzină. Afară, în majoritatea țărilor europene, când câștigi o sumă mare la loto, nu-ți dă banii până nu aduci dovada că ai făcut 10 ore de consiliere psihologică și 10 ore de consiliere economică. Pentru că e șocul enorm de mare, știi? Adică te trezești acum cu 100 milioane în cont. Nu știi ce să faci cu ei. Și cum ai zis tu, mă duc la loft, iau Da, 20 de mese, păi 30 de că așa a robe, fost. șampanie de aia cu cărți de joc pe ea, cu gold, nu știu care și tot felul. Adică te ia cap. Așa am pățit și eu, am trecut prin astea și de aia e bine să spune la oameni să nu mai treacă. Adică tot ce e venit așa peste noapte se duce peste noapte. Adică nu ține, nu e pe termen lung și Exact. nu e ok. Nu știu, eu așa consider că banii ăștia veniți foarte ușor, nu-i apreciezi cum ar trebui. Nu-i apreciezi și n-ai Nu, parte de ei, cum se zice. exact, n-ai Adică parte, da. nu se alege praful, cum se zice, știi? Da. Eu când m-am ocupat strict de jocuri, câștigam foarte mulți bani. Am câștigat multe milioane. Dar, vezi, în 2010, când am dat faliment, atunci și-am pierdut tot și-am luat de la capăt, n-am mai... Adică mi-am dat seama, bă, oricât mi-ar merge de bine, n-am parte de banii ăștia și mă opresc. Adică nu mai pot să... Nu mai am stomac să mai păcălesc cu oamenii, să le spun că o să câștige, să nu știu ce. Și atunci asta... Că revin la ce povesteam, eu cât eram în industrie și eram președinte Asociației Cazinelor din România, ieșeam pe post, am făcut prima campanie de prevenire și combatere a dependenței de jocuri de noroc în 2007 la TVR pe banii mei, în care era un spot publicitar, apărea seara și spunea jocurile de noroc în exces provoacă dependență. Și eram în industrie și eram invitat pe la talk show-uri, pe la Rareș Bogdan, pe la jocuri de putere, pe nu știu unde și spuneam, domnule, nu jucați la jocuri că nu aveți nicio șansă, în afară de poker, se supărau ăștia de industrie. Bă, nu mai zi așa, zic, domnule, ce dacă zic așa, că și Dacă, pe pachetul de țigări da. Asta am era vrut să zic, cu da. cancerul până în nas și tot fumează lumea de... Nu mă să mai oprește, câte două, Asta trei pachete pe zi, adică nu... e la fel, cred că și jocurile de noroc e un viciu, practic, exact cum e și cu țigările, adică Da, oricât de mult ai problema încercat să-i faci antireclamă, viciul tot. ăsta e mai nasol decât drogurile sau alcoolul, pentru că nu are semne exterioare vizibile. Adică tu când ești dependent de alcool sau de droguri, eu te văd ca prieten sau ca rudă sau ca nu știu cine și zic, băi, de azi te duc la o clinică, hai să mergem undeva, să te vindeți, să nu știu ce, dar la jocuri de noroc nu este niciun semn exterior vizibil și eu nu știu că ești tu dependent de jocuri până în momentul când văd că au dispărut banii din casă, că au dispărut Deja bijuteriile, când că e prea târziu, ai, când e practic. prea târziu, exact. Și nu mai poți. Pe când la droguri sau asta îți dai seama din primele luni sau din primele săptămâni că omul începe să drogheze și încerci să-l oprești, să-i explici că nu-i bine, că o să moară, că o să ajungă într-un șanț cu o siringă așa. Dar la jocuri nu. Eu îi văd pe ăștia când joacă la păcănele prin casino sau prin țările de păcănele, în momentul când le sună telefonul, fug repede afară, pentru că ei vorbesc cu un membru a familiei sau cu un coleg de serviciu sau ceva și ăla știe că face ceva rău în subconștientul lui. Și atunci fuge afară ca ăla să n-audă melodia de la păcănele sau butoanele, zgomotul ăla de fond dintr-o sală de jocuri și fug repede afară și vorbesc de afară. În Anglia, de exemplu, în o grămadă de cazinouri au băgat cabine de la telefon ce
clasice, cum erau alea londoneze roșii, super antifonate, adică ca într-un studio perfect, perfect antifonate și acolo ai buton, trafic, birou, depinde unde vrei să creadă nevastă că ești, cumpărături și în momentul când începi să vorbești la telefon, apeși trafic, sau clansoane, înjurături, frâne de mașini și om, nevastă crede că tu ești la cumpărături, dar tu ești în casino, știi? Adică până acolo s-a ajuns cu, am înțeles, cu chestia asta. Sunt 200 de oameni care ne urmăresc pe live la dumneavoastră pe canal. Sunt, am văzut aici în comentarii că cineva a zis Nina sau nu mai știu dacă așa? Am văzut bine, m-a întrebat dacă fac și un freestyle. Adică? Freestyle e ce fac eu la mine pe canal, să cânt ceva așa pe loc, să fac niște rime pe loc. Nu o să facem, eu vreau să discut cu domnul Sorin cât avem timp, că nu știu cât poate și dânsul să stea și vreau să profit așa de fiecare secundă pe care o am. Oricum, aș mai vrea să ne mai întâlnim și până cu altă ocazie. Sigur. Pentru că, nu știu, aveți atât de multe lucruri de spus. Da, încât aș putea vorbi zile întregi. Chiar îți povesteam înainte să intrăm, am avut așa o mică discuție înainte de a intra live și îi spuneam dânsului că are așa o manieră de a povesti și e foarte... Da. Să știți că puțin oameni... Eu sunt, cum să zic, nu și cu canalul ăsta de YouTube, n-am avut niciun interes, nici să fac... Asta am vrut să vă întreb, da. Nici să fac multe vizualizări, nici să-mi facă YouTube... Cum v-a venit... Mi-a venit ideea, fiind mi-a venit așa o silă, să zic, dar nu știu dacă silă sau ceva, de ce minciuni. Și uite, acum, de exemplu, am un amic care e medic la un spital mare din București și mi-a zis: domnule, am avut în ultimele 2 săptămâni 14 cazuri nasoale de atac de panică, pentru că tu dacă te uiți la antene sau la, nu știu, la Irealitatea sau la RTV și vezi acolo că Putin are cancer în fază terminală și că vrea să sinucidă și vrea să apese pe butonul nuclear și să mai dragă de pe lângă un miliard, face un atac de panică, că omul se uită la televizor și chiar crede ce îi se spune acolo. El nu știe că 90% sau 90% sunt bullshit-uri, sunt minciuni, sunt manipulări, sunt bagă spaima în oameni. În foarte, foarte multe țări, am mai spus chestia asta, europene, este interzis orice fel de fake news de ăsta care să bage spaima în oameni. Adică nu ai voie să faci ceva, că face omul infart, cum a făcut ministria cu facturile, nu știu ce, că au venit facturile alea fake care nu erau reale și după aia au trimis altele și a făcut un infart, unul s-a sinucis. Adică nu poți să te joci cu oameni, sunt niște oameni până la urmă, adică nu poți să-ți bagi joc de ei, să te joci așa cu ei cum vrei tu. Și așa e și cu fake news acum, deci m-am mai uitat acum, de când a început războiul în Ucraina, 90 sau 90% din ce se dă pe postele românești de televiziune este fake news. Fake news, fake news, fake news, adică ar trebui oprită nebunia asta, de-aia avem CNA. Dar și la CNA sunt membrii trimiși de partide politice, că canale de televiziune sunt controlate de partide politice sau de oameni de afaceri. Adică suntem într-un cerc ăsta vicios în care nu mai putem ieși, adică nu mai există un om corect, drept, cinstit, care să nu fie controlat sau că nu poți să ajungi. Deci nici în politică, nici într-o funcție asta mare publică, nu poți să ajungi să fii tu independent, să gândești cum vrei tu și să iei tu decizii de capul tău. Tot timpul trebuie să iei decizii cum se spune partidul sau organizația masonică din care ești sau partidul politic din care ești. Adică nu ai cum, deci ți se pun bețe în roate. Am amici care au încercat, oameni de calitate deosebită, să ajungă în Parlament, au ajuns pe acolo și după o săptămână au plecat că nu se poate. Adică degeaba stau pe aici. Lupți cu morile de vânt, practic. Da, îmi pierd timpul, adică ori sunt ca ei și fac aceleași lucruri care le fac ei, ori plec acasă. Adică nu există șanse, adică sistemul atât de murdar și de corupt, începând cu presa, politicieni și așa mai departe, încât n-ai... Și atunci, practic, dumneavoastră ce v-ați gândit? Să faceți un canal de YouTube, să aduceți content... Exact, asta este. Astfel încât oamenii să aibă o alternativă să de distragem la... Să distragem atenția de la porcăria asta de televizor. Și am spus, nu vă mai uitați, am fost acum la pescuit în Spania, am venit alaltă ieri, am uitat și de război, și de COVID, și de tot. Am stat acolo pe barcă, uiți de tot, cântă păsările, trebuie să te detașezi de tot. Adică invidiez foarte mult pe oamenii ăștia de la țară care n-au acces la televizor și își văd ca treaba lor. Merg la munca câmpului, dau de mâncare la animăluțe, la văcuțe, la nu știu ce, și pentru că s-a creat isteria asta nebună. Uite acum cu ajutoarele astea, cu mie milă de oamenii ăștia, de refugiați astea, dar noi suntem într-o stare de sărăcie avansată, adică sunt, după statisticile oficiale, peste 100.000 de copii în România care se culcă flămând seara. La ea nu s-a dus niciodată cu naștere. Mă mai duc, mai fac chestia astea caritabile. Unele le mai fac publice ca să vadă lumea și să mai atrag după mine și pe alți oameni, altele nu zic nimica. Și mă duc în satele astea unde sunt familii sărace și nu departe de București, la 30 de kilometri, la 50, la 100, dar peste tot în toată țara. Trăiesc, când vezi copiii murdari, flămânzi, care se culcă flămânzi și n-au apă să se spele și n-au asta, te apucă plânsul și te apucă disperarea că și dacă aș fi țiriac n-aș putea să-i ajut pe toți sau Gigi Becali sau cineva, știi? Și acum când a fost cu refugiații,
Păi te uiți pe aici, numai pe la hotelurile astea de lux și la noi la Marriott sunt 30 de mașini, Porsche, Cayenne, Mercedes, Rolls-Royce, Ferrari, habar n-am, numai mașini de astea de fițe și mulți, mulți, mulți. Foarte bine că îi ajutăm, că sunt mame cu copii, sunt amărâți asta. Bă, dar uitați-vă un pic și la noștri, amărâții noștri, că sunt, vai mama lor, dacă sunt 100 de mii de copii care se culcă flămând și guvernul nu face nimic pentru ei, hai să solidarizăm noi ca și populație, să adunăm. Nu trebuie să cauți cazuri sociale pe Facebook sau pe așa, te duci în mașină duminica, ții nevastă de mână și te duci trei sate mai încolo de București și te duci pe niște străzi alea laterale și vezi copiii aia flămânzi la poartă și murdari și cu tricou rupt de pe ei și te apucă plânsul și nu-ți trebuie altceva, adică te duci și cumperi ceva de mâncare și o jucărie. Acum ai la fiță toți YouTuberii se duc la vama acolo, la refugiați și fac filmulețe de acolo, cum vin cu două plase și le dă trei strică de cola și patru dar de făină și nu știu ce, adică E chestia, da, ca să... nu, da, că asta e moda acum, asta e fashion în România, hai să ajutăm refugiații. Foarte bine că îi ajutăm, Doamne ferește, n-am zis nimic, că sunt oameni amărâți, și-au lăsat acolo casa, și-au lăsat familia, și-au lăsat soții la Cel luptă, la mai sincer moarte. om, zice Giulia. Mai citesc așa în Da, comentarii. dar trebuie să ne uităm un pic și în ograda noastră, pentru că suntem într-o stare de sărăcie avansată, prețurile au explodat, oamenii sunt săraci. Mai sunt glume de-astea pe internet și pe asta, că zicea că, domnule, zice, acum îmi dau seama că Moncler-urile de pe stradă erau fake, că e prea mare coadă la benzină când s-au zis că se scumpește benzina, știi? Acum face haz de necaz, dar suntem într-o stare avansată de sărăcie, sistemul social al nostru este praf. Și suntem într-un cerc de ăsta vicios. Citeam acum vreo 4-5 zile că am și pus pe Facebook că avem 1,5 milioane de bugetari. Suntem țara cu cei mai mulți bugetari din Europa raportat la numărul de locuitori. Mai era o emisiune dată la televizor, cred că pe realitatea, și spunea că 70% din consiliul de administrație de la firmele de stat sunt neveste, neveste de sereiști, neveste de politicieni, neveste, neveste, neveste. Păi și atunci cum vrei să meargă treaba bună dacă tu nu pui specialiști? Mă uitam acum la Tarom, am venit la business acum cu Taromul de la Madrid. Deci era un fast track, culoar de la rapid, când ai business la orice aeroport din Da. Europa este un culoar rapid, cred că la noi la autopen nu este. Și am vrut să mă duc la fast track și a zis, Taromul nu are fast track. Bine, m-am dus înăuntru la business, Taromul nu e abonat la business. Am intrat în avion, fusesem înainte la Londra cu British, au venit alea, m-au servit cu șampanie, cu mâncare, cu tot, asta cu vreo 3 săptămâni de lună când am fost la Londra. Și acum nu mâncasem eu țin post, am crezut că au vreo salată sau ceva. Și i-am zis la stewardesă, domnule, zic, n-aveți ceva de mâncare aici la business. A, nu, zice, că restricții de pandemie. Păi cum, doamnă, zic, că restricții de pandemie, că s-a scos pandemia din România, nu mai există pandemie, au scos așa toate. Da, dar nu ne-a scos restricțiile. Adică ne-a dat o apă plată, de-aia obosită, dar nici măcar apă plată de asta în sticlă, cum îți dau la toate companiile aeriene. Am plătit 900 și vreo 50 de dolari pe biletul de la, până la Madrid și înapoi. Euro, nu dolari, 950 de euro am plătit pe bilet și mi-au dus o apă într-un pahar de la de carton, adică ca la supermarket, ca la, nu știu, ca la fast Pahar food, de așa. unică folosință, Da, practic, da. peste tot, la toate companiile, când zbori cu Lufthansa, că zbori cu Air France, că zbori cu ce vrei tu, cu așa, Și a ți mai fost aduce și o tavă, un programat de pahar, bilet. Adică dacă da. ar fi să o cumperi, bine, la dumneavoastră a fost inclus în bilet, dar dacă ar fi să o Da, iei adică separat. nu-i normal și Taromul pierde bani de ani de zile, adică statul subvenționează, nu-i normal dacă un an, doi, trei, patru. E același lucru, că e tot o firmă comercială și Taromul, chiar dacă e de stat. Eu Da. dacă văd că am o firmă în care primul an duc bani de acasă, al doilea an, al treilea an mă îngrop în datorii, eu închid, nu mai stau să o vând. Adică țin o firmă ca Taromul sau ca Loteria numai ca să-mi bag acolo abonații politici, lipitorii de afișe și nevestele, nu e ok, nu e în regulă. Adică statul ăsta merge într-o direcție total greșită și deși tot țipăm, și eu aici la tine la podcast și la mine pe canal și țipă unii ziariști, că au rămas foarte puțin, să zic 2-3-5% care mai sunt independenți, restul sunt... fac jocurile patronilor de ziare sau de televiziune. Dar ăștia care țipă și așa, toată lumea știm, toată lumea țipăm și nu se întâmplă absolut nimic, nimic, nimic. Să merge în continuare pe burtă și nu se face absolut nimica. Și acum când s-au scumpit facturile, au dat vina pe privați. 80% din banii care s-au încasat pe facturile astea super mărite se duc la stat, pentru că majoritatea sunt firme de stat sau unde statul român e acționar majoritar. Adică ei ne-au luat banii, nu firmele private, nu altcineva. Și sunt de o ipocrizie incredibilă, adică mint oamenii așa cu nonșalanță. Nu știu cum poți să te uiți în ochii unui om să-l minți așa fără să ai așa un regret, o remușcare, să lași ochii în jos, să lași cap, nici vorbă, adică așa, n-au nicio problemă. Deci ies la televizor și păcălesc. Da, părerea mea e că tot o să se îndrepte, nu știu acum cum o văd eu,
Am stat și m-am uitat și în istorie. Până la urmă, mereu a fost așa. Mereu oamenii au vrut putere și au fost clasele astea. Au fost săracii și au fost bogații. Cam mereu. Și, cum să zic, dacă toată lumea, asta și am gândit-o și așa, dacă toată lumea ar avea, dacă toată lumea ar, cum să zic eu, ar fi bine, n-ar mai exista ăla care să facă curat, să ducă gunoiul pe stradă, n-ar mai exista ăla, că toți ar tinde spre a avea mai mult și atunci trebuie să existe Ok, cumva dar clasificarea nu asta. trebuie să-ți bagi joc de ei. Suntem unii Corect. mai harnici care muncim, avem două, trei servicii. Mă uitam la Ungur după Revoluție, că fiind acolo la graniță, că după ce m-am mutat la Timișoara și eram la Ineu, acolo în județul Arad și la și Cula, de unde e mama mea, și mergeam la graniță, treceam după Revoluție și vindeam tot felul de prosoape și pești de sticlă. Și ungurii aveau două, trei servicii. Mă miram, cum, domnule, stai? Adică venea ungurul acasă, muncea de la 8 la 4, nu știu unde, într-un loc, venea, mânca, se odihnea până la 5 și de la 5 până la 10 seara mai mergea în altă parte și muncea. Adică eu înțeleg că ăla care e puturos și nu vrea să muncească și se mulțumește cu puțin e ok. Dar sunt oameni foarte competenți, adică care au făcut o școală, două, trei, se duce la un examen la stat, învață ca să dai un examen la stat, la un minister sau la, nu știu, la o agenție de stat, îți dă o bibliografie, uite așa, adică mii de pagini de învățat, înveți și tu ai pregătire și ai făcut școala în Anglia și ești bun și iei 9,50 și nepoata lui nu știu care vine cu o zi înainte, îi dă subiectele, învață o pagină și ia 10 și ești frustrat, de-aia pleacă lumea în afară, adică de-aia au plecat foarte mulți oameni foarte competenți, pentru că vezi că n-ai nicio șansă, adică dacă ești cinstit, înveți, muncești, România nu te bagă în seamă, nu ai nicio șansă și oamenii se duc, adică mergi la un examen, vezi că și se vede pe față, adică te sfidează. Sunt mulți oameni care au câștigat, că nu știu ce au greșit de acolo și au anulat examenul, multe, o grămadă. Și cu pandemia au lungit-o, deși se terminase de mult și în toate țările, pentru că cât a fost pandemia, au putut angaja, de exemplu, luna trecută, față de anul trecut, în aceeași perioadă, au mai angajat încă 2500 de oameni bugetari. Adică noi oricum avem prea mulți, pentru că la stat, cei care se uită la noi și lucrează la stat știu. E unul harnic, muncitor și inteligent și doi nepoți, cumnați, amante care stau pe spatele lui. Deci, normal, la noi bugetarea trebuie să fie undeva la 500 de mii. Deci, 1 milion sunt în plus acolo. Tot timpul la stat, în orice birou, e unul care muncește și doi care o freacă. Pentru că au făcut așa de bine pentru ei legea funcționarului public, orice ai face, chiar dacă nu faci nimic, nu poți să-i dea nimeni afară. De-aia ei nu fac nimic. Când vii tu cu o inițiativă ca privat sau cu o propunere, ca om de afaceri sau ceva și te duci la ei, o să vedem, analizăm, dar el nu face nimic, că îi frică să greșească ca să nu-l dea afară. Și atunci ei merg pe sloganul ăla. Mai bine nu fac nimic și nu mă dă nimeni afară. Da. Când am fost la guvern, consilier, vreo 6 luni de zile, păi dimineața erau femei acolo, eu de aia ca la metrou, nu știu cum se numește, cu de-alea de să mișcă, Turnicheți. turnicheți, așa, nu Așa. ține aminte cum le zice, turnicheții aia și ai cartelă când intri la guvern. Deci era câte o femeie de aia cu câte 5-6 cartele ale colegilor și le băgau acolo, pentru că venea una la serviciu și restul Ca stăteau să le acasă. ponteze cum ar Și veni. exact, le ponta pe alea la guvern, adică în guvernul României, nu vorbesc de nu știu ce Minister de Finanțe sau primăria de la Frumușani sau de la Călăraș. La guvern cu tupeu în fața SPP-istului vineau tanti de aia cu 5-6 cartele și la turnicheți bam 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 și le băga acolo. Adică unde ajungem, frate? Adică nu e normal, suntem în 2022, am înțeles că după Revoluție am furat toți, a fost nebunie, a fost haos, dar suntem în 2022, adică suntem în Europa, suntem în NATO, suntem peste tot. E aceeași corupție și aceeași mizerie care era cu 20 de ani, nu s-a schimbat nimic, nimic, nimic. Sunt aceiași nepoți, aceleași neveste. Mi-aduc aminte, într-o seară era un prieten al meu care e ziarist la un post de televiziune și eram direct cu Orban, când era Orban prim-ministru, și am dat mesaj pe WhatsApp că o lase Orban razna așa pe arătură. Și zic, bă, da, ia întreabă de, era vorba de, nu știu cum se pe la Loteria Națională. Și zic, ia întreabă de, bă, și nu pot că mi-ai băgat-o pe nevastă mea, consiliul administrației acolo, nu pot să-l întreb. Bă, dar du-te acasă atunci, nu mai fi ziarist, du-te acasă, ia-ți bagajul și du-te în agricultură, fă alte activități. Adică cam asta e țara, adică au dat la presă atunci 40 de milioane de dolari și au cumpărat-o de presă. A fost o mișcare foarte deșteaptă și atunci toată presa a mers cu ei. Nu au avut nicio problemă. Și în continuare, mai sunt contracte, la guvern au o grămadă de bugete de-astea de promovare a tot felul de programe de-astea europene și nu știu ce, și atunci au abonați la niște televiziuni, la niște ziare la care le dau bani lunar și îți dai seama că nu scrie eu dacă îți plătesc acum bani de reclamă, să-mi faci mie reclamă, tu înscrii rău de mine sau la podcast sau asta, Da. nici vorbă. Domnul Constanescu e cel mai deștept, cel mai ochelarist, cel mai cu mușchi, cel mai, nu? Chiar dacă nu e așa. Da. Da, acum am observat și eu că sunt foarte mulți care
Nu neapărat acum la buget, bugetari. Sunt mulți și în companii care... Eu, de exemplu, am lucrat la Timișoara la Flextronics, nu știu dacă știți de compania respectivă. Am lucrat, am pornit de la bandă. Eu recunosc că n-am de ce să... Deci am plecat de la lucrător la bandă, operator producție. Păi să fac grope, adică am fost mai rău ca de ce să nu recunoști. Adică... Nu, eu mă refer cum am ajuns într-o anumită funcție. Tot așa, printr-o cunoștință de-a maică-mii care cunoștea și am reușit să ajung... Ca și în Caragiale, ăla cunoaște pe ăla care cunoaște pe ăla care cunoaște... Am ajuns în resurse umane. Diferența a fost că eu, cu toate că am ajuns pe funcția respectivă printr-un nepotism, ca să zic așa, ajuns acolo, am încercat să-mi fac treaba. Adică, bă, dacă așa au fost lucrurile... Ai avut educație și ai avut respect. Bă, de... hai să-mi fac treaba cum trebuie. Am plecat de acolo din motivul pentru... E simplu motivul pentru care am plecat din companie, că m-am apucat de scris. Și am avut de ales. Eu câștigam foarte bine acolo și eram foarte bine pus. Mi-am pus toată familia în cap atunci, că eu am ales să-mi dau demisia de la job ca să scriu carte. Și au început toți, că cine te crezi tu, Creangă, Caragiale, cine te crezi tu să... Ai un loc călduț la stat, stai acolo, nu mișca, exact. Nu... Nu, eu am vrut să fac în viață ce-mi place mie, să nu depind de un program, să nu depind de un șef, să mă sune ăla să-mi zică că lui nu-i convine nu știu ce și să mă certe. Ai avut curaj, Adi, dar sunt foarte puțini oameni care au curaj. Adică preferă locul ăla călduț și bine plătit sau plătit cât de cât să nu moară de foame, să aibă un concediu anual și să nu facă mai departe nimica. Eu sunt pe principiul ăla că în viață trebuie să faci ceea ce îți place și... Atunci când faci ceea ce îți place și mai câștigi și bani din chestia aia, e perfect. Adică ești cel mai bogat, ca să zic doar așa. Indiferent cât de mult câștigi, ești bogat. Atunci poți să faci performanțe în orice domeniu, că ești gunoier, că ești inginer, că ești artist, că ești așa, dacă faci ceea ce îți place. Dacă e ceva din pasiune, da. Dacă faci ceva și în business, de mă gândesc că e la fel. Mă uit la noi, s-a moștenit tradiția de pe vremea lui Ceaușescu, dacă părinții sunt doctori, au obligat copilul să facă doctor, deși are două mâini stângi ca mine și la prima operație omoară pacientul. Sau dacă sunt părinții ingineri agronomi, el trebuie să facă, chiar dacă are super ureche muzicală, sau dacă sunt părinții muzicanți sau muzicieni sau ce or fi, trebuie să-l dea la pian. Și dacă n-ai ureche muzicală, poți să dea mâta la pian 20 de ani, că tot în cârciumă, când nu să-ți când spui scenă la Sala Palatului. Adică, știi ce zic? Dacă nu faci ceea ce îți place și nu faci cu pasiune, nu poți să rămâi toată viața un mediocru sau acolo, undeva la un nivel. Fă ce îți place. Vrei să adun tomberoane, adun și o să vii cel mai tare gunoier din București sau vrei, nu știu, abar n-am, cel mai tare inginer de construcții sau ce vrei tu, dar fă ce îți place. Eu de-aia toată viața am făcut și eu am avut probleme mari cu părinții mei la țară după Revoluție, când te-ai terminat facultatea de construcții. Mă, tată, dar nu mi-a plăcut niciodată. Acum fac o paranteză. Eu prima dată când am dat la facultate, am dat la automatizări și calculatoare. Ce în București, că pe matematică nu mi-a plăcut niciodată să învăț la geografie, la istorie, nici acum nu știu cât are vârful omul, când a murit Ștefan cel Mare, când habar n-am. La matematică și la fizică nu învățam nimic, așa aveam note de 10, eram cel mai bun, mergeam la olimpiadă. Dar în rest, la materiile astea unde trebuia să învăț pe de rost ceva, nu puteam, n-am putut niciodată. Și la politehnică, la Timișoara la fel, era matematică, matematică speciale în politehnică, aveam 10 doar că mă uiteam la tablă, dar niciodată n-am pus mâna pe un curs. La restul duceam două cartușe de Kent, trei de Vegeta, patru de asta și mă trecea examenul. Aveam 5 pe 6, 6 pe 7, că nu m-a interesat. Eu, asta vreau să, am făcut o paranteză, deci la facultate am picat și m-au luat în armată, că vreau Ceaușescu, dacă nu intrai la facultate, după o lună te lua în armată. Și am făcut vreun an și vreo 7 luni sau un an, 6 luni, mai țin minte, și armata în România și în toate țările astea ex-comuniste te îndobitocea, adică nu învățai ceva, nu te educa. Te îndobitocea, adică cât timp erai militar de la, și cei care se uită la noi și de vârsta mea sau mai, ce au mai prins armata, știu ce spun. Stăteam câte 60 într-un dormitor și noaptea ne puneam apă lângă pat și îngheța apa. Deci era 0 grade în dormitoarele unde dormeam noi și ăia mai vechi ne puneau cu păturile cu care ne acopeream, care erau scorțoase, așa era ca un carton, să ștergem pe jos ca să lucească ăla sau să desfundăm WC-urile cu mâna sau cu șireturile de la bocanci și îți dădeau bocanci cu două numere mai mici și eram sânge tot timpul. Adică te îndobitocea, te înrăia, erau foarte mulți de atunci. Perioada Ceaușescu nu se făcea public, dar erau foarte mulți militari de ăștia care aveam 18 ani pe vremea aia, se sinucideau pentru că nu făceau față presiunii psihice. Era mult prea, da, psihic te... Și m-am dobitocit armata și am venit în armată, nu știu, până aprilie, mai, nu mai țin minte, habar n-am și nu vreau să mint. Și era examen la facultate cât de curând și a zis la tata, bă, zic, lasă-mă și pe mine un an de zile acasă să mă apuc să învăț. Și să mă duc chiar, nu, păi râde lumea la noi în sat, tu stai pe acasă, pe aici, copilul meu, tata era profesor pe la școală, pe acolo. Și atunci zic, bă, unde să mă duc, să fiu sigur că intru, unde
să cere matematică așa și fizică și asta la Politehnică. M-am la construcții la Timișoara, la construcții civile și industriale, am luat pe locul 5 sau 4, nu mai știu, un top 10. Adică nu am... Dar eu eram conștient din prima zi, deși era pe vremea Ceaușescu și nu știam că o să vină Revoluția, că o să avem pașapoarte, că o să putem face afaceri, că o să putem să plecăm în străinătate, eram conștient din prima zi că nu-mi place ceea ce fac, că am plecat de gura părinților acolo și nu o să profesez niciodată. Și am avut, asta am avut șansa mea că a venit Revoluția și am putut să fac business ce mi-a plăcut mie totdeauna, să fac business. Dar sunt foarte mulți copii nefericiți, foarte, foarte mulți. Și din cei care se uită la noi, care au avut părinți într-un anumit domeniu amândoi și au pus și pe ei să fie în același domeniu. Adică, indiferent de domeniu. Și toată viața lor sunt niște nefericiți, niște neîmpliniți și și-ar dori. Am văzut mulți ăștia, la România au talent sau nu știu ce, cu voce superbă și întreba tu ce ești? Păi eu sunt ingineră chimistă. Păi de ce nu te-ai făcut cântăreață? Că uite, ai 40 ceva. Păi de ce așa a vrut tata? Că era inginer chimist, director la fabrică, la Târgu Mureș, la Azomureș sau nu știu pe unde și m-a obligat să mă fac chimist. Nu? Este Adică... într-adevăr și chestia asta, și tata fiind inginer electronist, eu am crescut cu Voilà! electronică în Ai casă, văzut? dar bine, cumva mie mi-a și insuflat pentru că el a fost și foarte pasionat și este în continuare foarte pasionat de electronică, de automatizări, de toate lucrurile astea și văzând la el că e pasionat, am găsit și eu o plăcere, o pasiune în domeniul respectiv, doar că nu m-a interesat atât de mult și n-am făcut performanță în domeniul respectiv. Cu toate că, cine știe, probabil că aș fi putut să fac dacă mă țineam mai mult de școală pe subiectul ăla. Dar legat de muzică și de România au talent ce spuneați dumneavoastră, cunosc foarte multe cazuri de copii talentați, cum spuneți dumneavoastră, care într-adevăr au voce, au și un talent nativ, adică nu s-au dus să studieze Da, pur și exact, simplu nativ, nativ. da. Acum sunt și foarte leneși mulți dintre ei, pentru că nu-și, cum să zic eu, nu profită de chestia asta, de talentul lor, nu muncesc. Am vrut eu să fac niște piese la un moment dat, am avut niște proiecte și căutam voci de fete. Și am dat de o fată foarte, foarte mișto ca voce, ca și interpretare, mi-a plăcut foarte mult. Am abordat-o, i-am spus, uite, ăsta e proiectul, nu trebuie decât să vii să tragi, textul este făcut, linia melodică este făcută, tot, doar să vii la microfon să... Și am întrebat-o care sunt preferințele ei, cât mă costă, cât... Nu vă gândiți, era o fată care nu avea nici canal de YouTube, adică nu, doar că am văzut-o eu la, mi-a recomandat-o cineva și a zis, uite, fata asta e foarte bună pentru treaba asta. Și m-a luat că să vorbească cu managerul ei, că să vorbească, adică așa foarte, și m-am simțit prost. Ea nu face nimic, cântă cover-uri. Și eu sunt pe chestia asta. Ai Bă, vrut să o împingi în compas. exact. Ca și artist, eu așa consider că ești artist atunci când ai creația ta proprie, când faci tu ceva de la zero. Nu când Atunci, copiezi. nu când copiezi pe altul, ca și a pot și eu să cânt ca, eu știu, ca Elvis sau ca, pe domeniul meu, Paraziții, Chelul, limit pe ăla. Dar trebuie să-mi fac eu textul meu, mesajul meu, să am Normal, eu identitatea mea ca clar. artist. La fel este în orice domeniu, consider că și în business până la urmă, dacă vrei să-l copiezi pe unul că așa a făcut ăla și Nu trebuie să faci merge. și tu, nu merge. Nu merge, nu merge. Trebuie să găsești tu calea ta, nu? Da, și business-ul care crezi tu că ai rezonat cu el, știi? Pentru că sunt tot felul de business-uri. Poți să-ți faci o cârciumă la țară sau poți să-ți faci un business de IT sau poți să... Sunt o grămadă de oameni care au... Deci știu eu oameni care n-au terminat nici măcar liceu, adică au 10 clase și au zeci de milioane și n-au niciun fel de școală de business asta, că îi văd pe ăștia care zic, domnule, toată lumea face business, sunt oameni de afaceri, se plimbă cu Bentley, hai să încep eu să o business. Dar omul n-are niciun fel de, ce spuneam eu, de talent sau de ceva și Da. își pierde niște bani. Merge pe la speaker, de-aia motivaționale, a fost... Nu știu cum îl cheamă ăla de a scris tată bogat și tată sărac, Robert Kiyosaki. Kiyosaki era, nu ți-mi minte niciodată. Eu am o minte foarte, elimin tot ce n-am nevoie, știi? Și atunci nu... Să știți că așa sunt și eu, da, nu Și prea. acum vreo 4 ani, 5 ani, mă sună un amic de-a meu, tot de vârsta mea, și zice, bă, vine Kiyosaki ăla la... Bă, dar zic, cine e Kiyosaki? L-am crezut că e vreun artist, ceva, să merge la un concert. Zice, nu, e, zice, unul care e speaker motivațional și miliardar până în America și nu știu ce. Și ține conferință la, aici, la Bulevard de Expoziție și merge la VIP, că și el are bani ca mine și cere 500 de euro la VIP biletul. Și mie mi s-a prins un bec, bă, să zic, dacă ăla e miliardar, cum ar, deci, de ce ar veni să ia biletul de la mine sau de la ea 200 de dolari și să ne țină nouă prelege? Că n-am văzut nici pe Warren Buffett, nici pe Elon Musk, nici pe...
Niciunul miliardar și am și o prieten miliardar care se ocupă de business, Ei adică n-ar veni. Se mai duc în podcast-uri Elon și Musk și cu ăștia, se mai duc, dar nu nu fac din asta un business, cu da. Bilete. Da, 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 asta am. Și caut eu pe ăla pe net și văd că ăla de fapt era, avea toate bunurile sub sechestru, că făcuse evaziune fiscală până America, că e falimentar, că n-are bani de tramvai și că vine că să vândă bilete ca să trăiască din alea. Și zic, bă, dar mă învață un om care a dat faliment și nu mai are niciun ban. Mai sunt puși de ăștia, după aia tot am văzut, am studiat fenomenul ăsta cu speaker motivaționale. Sunt o grămadă de puși de ăștia care stau cu măsa și cu taxop în drumul Taberei și vin cu tramvaiul la Merot, la sala de conferință și ne învață pe noi la 25 de ani cum să facem bani. Dar el n-are bani nici de tramvai să treacă, adică nu e ok, nu e, cu business-ul ăsta e ca și cu, dacă te naști cu ureche muzicală, cum ai zis tu, bă, am ureche muzicală, nu trebuie nu știu câte lecții de canto, alea mă ajută să mă perfecționez, e ok, dar dacă n-am basic-ul și n-am startul, și cu asta, dacă nu te naști cu spirit de afaceri și cu așa, n-ai rost să te apuci, că nu e pentru toată lumea, adică nu e ușor și trebuie să riști, să pierzi nopțile, să... Sunt foarte mulți oameni care nu sunt dispuși să riște, adică zice, bă, dacă pierd mâine tot, și nu mă bag, și eu sunt mulțumit, am o mașină, o Skoda, trăiesc foarte bine, mă duc vara la mare, cu familia, sunt foarte happy, tot respectul și toată cinstea pentru oamenii ăia. Dar nu mă duc să-mi vând casă sau să-mi pun casa garanție ca să investesc într-un business pe care eu nu știu. L-am văzut la televizor că îi merge bine la Adi sau la Sorin cu businessul ăla și îmi vând și o casă, iau credit de la bancă să fac și o afacere aia. E total greșit. Trebuie adică să fie ceva care să-ți placă. Normal. Și, care și, să te, da. Și sfat pentru toți care cred că au simț de afaceri sau ceva, începeți cu ceva foarte, foarte mic, o investiție minimă și cu un risc foarte mic să vedeți dacă vă rezonați cu chestia și dacă sunt... Într-adevăr, aveți simț de afaceri și spirit. Nu aruncați cu capul să riscați tot, cum am făcut eu sau alții. Eu m-a ajutat Dumnezeu și am revenit, dar puteam să nu mai revin. Eu am mare noroc că sunt foarte strong psihic. Adică și, asta am vrut să vă întreb. Și mâine, de unde puterea asta să vă reveniți după ce ați dat faliment? Mă, nu știu, ultima dată când am pierdut aia în 2010 10 milioane de euro, când am avut casinoul la Novotel, am recunosc că am avut așa o depresie. Azi ai 10 milioane de euro și mâine nu mai ai niciun leu. Și normal că cât ai fi de tare de psihic, ce să fac eu acum să bravez? Că, da, am avut o cădere, nu groaznică să zic, nu am vrut să-mi tai venele sau ceva, dar da, am avut așa, nu mai vorbeam cu nimeni. Și sunt eu acasă așa și butonând la televizor în durerea mea așa, văd o știre, un miliardar francez, că foarte mulți au dat faliment atunci la criza aia, foarte mulți oameni s-au nenorocit. Și zice, un miliardar francez care avea 2 miliarde a pierdut 1 miliard și s-a sinucis, că a rămas doar cu 1. Și zice, bă, da, eu stâmpit că ăla, adică rămân cu 1 miliard să mă sinucis, m-a scuturat așa un pic și am luat-o iar de la capăt. Și, na, mi-a revenit, dar asta m-a ajutat foarte mult psihicul și cu cât mă apropia mai tare de Dumnezeu și de credință și de așa, nu mă înțelege greșit, că nu sunt habonic acum, nu fac 1000 de mătănii sau ceva. Țin și eu un post, mă duc duminică la biserică, mă rog dimineața și seara și mă simt bine, adică îmi dă putere foarte multă chestia asta. Credința îmi dă enorm de multă putere pentru că știi că ai pe cineva, e ca și cum ai avea pe cineva, un părinte sau pe cineva care te sprijină tot timpul, nu e singur pe lume, nu te simți singur, știi? Pentru că toate depresiile astea și toate astea, începutul de a lua droguri și iarbă și tot felul, începi de la depresii, te simți singur, vezi că n-ai pe nimeni în jurul tău și încerci să-ți găsești alinarea în păcănele, în iarbă, în coco, în nu știu ce, știi? Atunci, în momentul când te apropii de Dumnezeu și știi că Dumnezeu mă păzește și are grijă de mine și mă apără și mă rog și... Îți dă putere, îți dă așa o, cum să zic, o energie interioară cu care poți să te duci mai departe, știi? Pentru că mă uit și la, am o grămadă, și foști angajați ăștia fumau iarbă, deci toți care au fumat 2, 3, 4, 5 ani au creierul prăjit, deci nu mai sunt oameni, și oameni foarte deștepți, adică cu un IQ mare de tot, 100 și mult, așa? Sunt terminați, mi-e milă de ei, vine să plâng. Și le-a zis de atunci, bă, nu e bună de nimic, eu n-am pus în viața mea. Am fumat vreo 20 de ani, de la 18 ani am bucat în armată, că ți-am zis că acolo învățai numai tâmpenii, nu învățai da. Nimic bun. Și mama îmi trimitea ca să dau șpagă la sergent să nu mă târască așa pe jos, pe acolo să-mi rup coatele. Îmi trimitea carpați de Timișoara, care era cei mai tari pe vremea aia. Erau buceni și carpați. Și din 10 pachete de țigări sau 20 când trimitea mama de acasă, m-am apucat și eu și fumam. Am prima dată am fumat unul din 10, după aia două din 10, după aia trei din 10, după aia nu mi-am dat nicio țigară, că am avansat și eu acolo până armată și nu mai aveam nevoie să dau șpagă ca să nu mă târască pe jos. Și din prostia asta cu fumatul, că e un viciu ca și celelalte, am stat și am fumat 20 de ani, m-am lăsat la de fumat, deja eram în casino, pardon, eram la, aveam la Hilton și la Marriott în perioada aia prin 2000, deci 20 de ani, 2002, da, cam așa, și fumam 3 pachete de Marlboro, pentru că la casino n-ai viață de om normal, la casino pleci la 4 dimineața acasă, la 5 te întorci la 10, cam asta a fost programul meu, și aveam două casinouri, la Marriott și la așa, aveam aproape 1000 de angajați,
Și fugeam și era pe vremea când se juca toți, era cu nebunia imobiliară până 2003, 2004, 2005 cu terenuri, veneau puși de aia, vânduse terenul lui bunica cu 500.000 de euro și au dat acolo trei ghiare la ruletă cu două gagici în jurul lui și a rămas în curul gol după 5 minute, știi? Deci a fost Eldorado ăla, așa să zic, cu imobiliarele, când cumpăreai un teren la țară, un hectar cu 10 euro metru și a doua zi venea unul și dădea 1.000 de euro pe metru sau 500 sau 300 și se îmbogățeau oamenii peste noapte. Dar easy come, easy go, îi spărgeau în cazinouri și făceam mai mulți atunci, făceam milioane de dolari pe lună sau de euro, nu mai știu, la două cazinouri și aveam câte 500 de oameni, era o nebunie, era un stres enorm, că aveam și grupuri de străini, evrei, veneau un weekend și români, era, se călca lumea în picioare în cazino pe vremea, acum s-a golit. De când s-a băgat DNA-ul în ei și cu asta, nu mai sunt high roller, pentru că la un cazino ca să meargă, strebă clienți mari. De exemplu, un cazino cum e ăsta de la Marriott are cheltuieli pe lună ca 700.000 de euro. Deci tu trebuie să faci cam 20.000 de euro pe zi doar ca să scoți cheltuielile. Și majoritatea oamenilor, 95%, vin cu 100 de euro, cu 2 milioane, să distrează, pleacă, de aceea n-ai cum să acoperi cheltuielile. Dar un high roller, un VIP de ăsta mare, cum era Mișu Vlasov, care juca între 500.000 și 1 milion de euro la o vizită, ăla dacă nu vedea pe nimeni în jurul lui, nu avea adrenalină să se joace, adică să dea el mare, să scoată teancul ăla de 500 de euro, de 50.000 din buzunar, să-l vadă lumea, să zică, domnule, ce bun e Nea Mișu, ce șmecher și așa mai departe, știi? Și atunci îți bun și clienții ăștia mici, pentru că creează atmosfera necesară unui Harry Lawler să simte el bine, în largul lui să poată să dea mare. Cum era și Giovanni, cum erau toți. Și asta spun, că dacă acum, în ziua de azi, cazinourile sunt praf, adică și cu COVID-ul și cu asta nu mai merg deloc astea live cu crupier, că au cheltuieli foarte mari. Mai merg să le astea de păcănele, pentru că eu, iar de ani de zile tot mă cer cu ăștia de la guvern, pentru că sunt o grămadă de păcănele prin cârciumi, ceea ce nu prea sunt, mai sunt în Europa, în care nu e niciun control, adică intră minori. Acum, la noi și acum e mentalitatea la țară, că părinții trimit copiii după bere și după țigări. Copil de 10-12 ani n-are tax okay să deplaseze până la cârciumă în sat și îl trimite, du-te mă și ia două sticle de bere sau de țigări. Sunt niște păcănele obosite de alea pe la un perete, pe acolo cu bill acceptor de la de bagi direct bancnota ca în automatul de cafea și la loc să meargă să ia bere sau țigări, bagă bani la păcănele. Barmanul ăla n-are nicio treabă, că e după bar. Adică astea ar trebui interzise de ani de zile, mă, tot lupt să le interzică, plus că se face evaziune fiscală îngrozitoare, adică se face evaziune fiscală uriașă, dar nu se ia nicio inițiativă, nu se... Le și... da, practic, nu se pot controla, nu... Da, și nu e normal să joace minori sau copii de școală sau oameni care n-au discernământ. Dar nici n-aș băga în bar, pentru că eu sunt beat, adică eu nu mai știu ce fac. După ce m-am bătat, omor oameni, bag banii la păcănele, iau salariul acum și mă îmbăt și în loc să duc salariul acasă la nevastă, copiii îl bag la păcănele. Nu e normal așa ceva. Deci ar trebui să fie ca... Și după aia de nervi te apuci și spargi pe acolo. Exact, ar trebui să fie ca în Europa, doar săli specializate de jocuri. Adică în momentul când am intrat acolo, sunt conștient că mă duc să bag banii la jocuri. La noi și mentalitatea asta, că omul merge să câștige. Deci românul are mentalitatea, zice, bă, am 100 de dolari, chiria 200, mă duc și mai fac 100 ca să-mi plătesc chiria. Și atunci el își pune în cap de când pleacă de acasă că merge să câștige bani, știi? Da. Și în momentul când pierd 100 de dolari, intervine frustrarea, bă, dar eu stai că nu mi-a ieșit planul care l-am avut să câștig și pierd. Și atunci ce fac? Intri în panică, bă, Adi, dă și mie 100 împrumut ca să mă scot și mai iau 100 de la Adi, mai iau 100 de la el, mai iau 200 de la cămătari, îmi dau și ceasul și rămân, deci intru tot din ce în ce mai adânc. Am stat 3 ani în Vegas, am făcut școală acolo și americanul zice, I'm going to spend. Deci în momentul când tu spui în cap că mă duc să sparg 1.000 de dolari sau așa, dacă ai pierdut, bă, m-am simțit bine, ăsta a fost planul. De la ei, practic, ca și în concediu, da. Cât avem buget pentru concediu la mama aia? 1.000, m-am dus la loft, cât am buget? 2.000, vreau să fac o masă, i-am pierdut, la revedere. Dar în momentul când zic, bă, mă duc acum și vin cu bani mai mulți acasă și eu nu vin, automat intervine frustrarea și disperarea ca să recuperezi. Și cu cât încerc să recuperezi mai mult bani, cu atât te bagi mai tare în gaură. E exact ca la nisipurile mișcătoare, cu cât te zbați mai mult, cu atât exact, mai exact, tare. Exact, exact, exact. Și asta nu e normal, adică ce se întâmplă la noi acum cu aparate împărășteate pe toate birturile de la țară și pe toate cârciumile astea, e un fenomen îngrijorător, dar statul nu ia nicio măsură, nu face absolut nimic, 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 deci nu e ok, nu e în regulă. Nu știu, eu n-am avut așa tangențe cu păcănelele, cu ruleta am avut și eu la un moment dat și cu pokerul. Cu pokerul am jucat și așa pe bani, dar în principiu am jucat pe distracție. Cu niște prieteni seara stăteam la poker, la o parte de poker. Așa. N-am prea avut tangențe cu cazinourile și mă bucur cumva că n-am avut, bine, nici n-am avut eu poziția necesară să mă duc să cheltuie, să, cum ziceți de americani, că mă duc să cheltuie. N-am avut. Am avut cumva în cap chestia asta. Bă,
Mă duc acolo să mă distrez dacă mă duc, nu mă duc să fac bani. Adică niciodată n-am privit chestia asta. Jocuri, nu? Jocuri de noroc. Adică te duci, te joci, poate câștigi, dar în principiu pierzi. Cam asta e ideea. Așa am avut-o eu în cap. Dar am avut o grămadă de prieteni în anturajul meu. De aia v-am și invitat, pentru că știu că poate se uită. Dacă nu se uită acum cât suntem live, sigur vor vedea ei Dacă ulterior. n-au... Și vreau să... Că pe mine nu m-au crezut când le-am zis, bă, Da. nu mai jucați, că nu e. Așa venind din partea dumneavoastră, mă gândesc că pentru eu să conteze mai mult decât ce Deci, le-am zis eu. îți dai seama că din 90 am 30 de ani de jocuri de noroc. Dacă eu, ca om din industrie, spun că n-ai nicio șansă, că doar matematică și probabilistică, dacă știi, îți dai seama că n-ai cum să câștigi. Adică dacă mergi o dată pe an cu nevasta sau cu prietena sau două martie și pui 1 milion acolo la ruletă și iese numărul și ai câștigat, e ok. Dar dacă joci frecvent, o dată pe săptămână, timp de un an de zile, e sigur pe minus, pentru că matematica, probabilistica este în favoarea cazinoului. Tu n-ai nicio șansă. Poveștile alea din firmele alea cu cazinouri în care unul a venit și a câștigat nu știu ce bani și a dat cazinou faliment sunt o poveste, un film. Pentru că cazinou este matematică, mai ales astea live. La păcănele e simplu, că îi reglezi procentul de payout de câștig afară, cât vrei să dea afară. E 92% sau 99% teoretic, dar procentul la teoretic ce înseamnă? Că tu ai reglat păcăneaua să, din banii care îi generează ea cu speciale și cu darea, să dea 95%, dar omul când câștigă speciale nu scoate banii, dar păcăneaua respectivă îi consideră ca și cum i-ar fi plătit. E treaba ta că nu ți-i scoți afară și tu îi joci în continuare. Procentul corect de câștig e undeva la 70% din suma aia rulată, nu de 92. 92-95% e procent teoretic. Teoretic înseamnă că dacă în momentul când ai prins specialele, ai scos banii, da? Pe termen lung n-ai cum, n-ai nicio șansă cu 30% pentru cazino. La rulete iar la fel, e 3% pentru cazino, 97% pentru clienți, deși lumea crede că mai multe șanse are la blackjack, dar e greșit total pentru că la blackjack cazino câștigă 25%, 30% din suma rulată. De-aia nu înseamnă că tu pierzi 1 milion și vine el și câștigă 700 de mii sau ceva. Adică sumele alea se raportează pe perioade foarte, foarte lungi de timp. Și asta spuneam, că la cazino, în momentul când deschid dimineața ca manager, eu trebuie să știu câți bani am în caserie. De obicei, un cazino în București are între 1 și 2 milioane de euro în caserie. Și atunci eu știu să-mi fixez mizele de joc de la mesele de blackjack sau de ruletă, în așa fel încât oricine ar câștiga orice sumă de bani, n-ar putea să câștige mai mulți decât banii mei în casă. Deci aia cu a câștigat mai mulți bani decât avea cazino în casă e o prostie. Nu există Nu așa ceva. există, da, e un film. Am înțeles. Da, recent m-am uitat la 21, dacă știți filmul cu Blackjack, legat Da, cum de să că nu? numărau cărțile și... Eram în Vegas în perioada aia. E posibilă chestia asta, să numeri cărțile Chestia asta a sau... fost, da, sunt card counter se numesc, sunt cam 2600 de oameni în bază de date a cazinourilor din toată lumea. Problema cazinourilor este că ei nu trișează, sunt foarte inteligenți. La Blackjack, Da. ai jucat Blackjack, nu? N-am jucat, Sunt am șase văzut pachete film. de cărți, da? Da. Șase pachete de cărți care se pun, noi zicem, un șu de la de plastic în care ai văzut că crupierul tot scoate de Da. acolo cărți. Ei, de obicei când sunt card counter, vin câte unul sau doi și joacă pe toate boxele de la masă, pe 7 boxe. Și este la orice masă de joc, ca și la păcănele, o miză minimă și o miză maximă. Miza minimă $5, miza maximă $500. Omul joacă pe $5 pe toate 7 boxele 3 sferturi din cărți și când au mai rămas doar un sfert, el cam știe 90% din ce carte vine și atunci mărește mizele $500 pe fiecare boxă și joacă câte 3500 la fiecare mână, ți-a luat în 10 mâini 35.000 și te salută din mers. La americani când i-au prins, nu le-au dat banii și au dat afară. Ei au dat în judecată cazinourile, sunt cazuri reale și le găsești pe internet și cazinourile au fost obligați să le plătească banii pentru că ei n-au trișat. Singurul lor păcat a fost că au fost deștepți, știi? Da, adică... Și ăștia sunt, acum toate cazinourile prin legislația de jocuri de noroc care există și în Nevada și în România și peste tot, cazinourul își rezervă dreptul de a te lăsa sau de a nu te lăsa în cazino. Și dacă te lasă, la ce jocuri ai voie să joci? Adică tu ești card counter, eu te am în bază de date și te văd, pentru că ca să intri în cazino în România sau în Europa, trebuie să arăți buletinul, să faci poză, te știi, adică cazino cam știu pe toată lumea care intră acolo și spun, domnule, Adi, poftiți, aveți voi la ruletă, la păcănele, nu vă atingeți de blackjack. Și atunci, dacă vrei bine, dacă nu te duci acasă și îți vezi de treaba ta. Sunt Am înțeles. foarte periculoși astea pentru cazinouri, pentru că spar toate probabilitățile, adică cazinoul n-ai nicio șansă, sunt prea deștepți pentru... Eu am crezut că e doar un film și că... Nu, a fost caz real ăla în Vegas, doar că nu i-a bătut nimeni, nu, adică, na, au făcut filmul să Da, pară nu mai e... fain, dar Da. a fost caz real, L-au adică, dramatizat da, exact, cumva, da, să... cu bodyguards, cu tot felul de nebunii, dar a fost caz real. În Vegas intri direct din stradă în cazino, în pantaloni scurți în șlap și nu există recepție ca la noi, nu există buletin, nu există nimica, dar
De pe vremea când am făcut eu cursuri în Vegas, prin 2003-2004, erau camere de alea topometrice care se învârteau, care se măsoară oasele, distanța dintre oasele, maxilarul, capul, nu știu cum se numește, că nu mă pricep, nu sunt medic. Și alea se învârt în permanență și dacă tu ești în bază de date, chiar dacă spui barbă sau ochelari sau nu știu ei ce, te recunosc și vine un nene de la coceafă de aia mare și te ia și de guler și te dă afară, știi? Am înțeles. Mai citeam aici să văd ce mai zic oamenii. Da, am supărat pe unul băiat care fuma iarbă și a zis că din cauza că spunem noi aici mai tare își plăjește creierul decât iarba și că iese de la... Ce voiam să zic? Da, păi la mine canalul de YouTube, zicea cineva aici că sunt 13 persoane și aici 370. La mine canalul de YouTube nu este pe bază de live stream-uri. Eu acolo postez alt gen de conținut. Mai fac și eu așa câte un live când îmi aduc aminte. De obicei eu le fac sâmbătă și atunci lumea știe sâmbătă seara că sunt live. Acum la mine oamenii nu sunt așa activi, dar live-ul o să rămână salvat. De aia normal, e foarte bine că l-am făcut live și la dumneavoastră pe canal, că da, văd da, că aici da, se uită. Există public și eu ce am vrut să, ca și tânăr, ca și gazdă acum, da, vă pun așa întrebările pe care cred că le-ar pune orice tânăr de vârsta mea unui feel free. Da. Legat de dragoste, da. Intrăm și în domeniul ăsta, că am vorbit de cazinouri, am vorbit de business, vreau să luăm și puțin partea asta cu te familia. Rog. Cât de important e să ai o familie, o femeie lângă tine? Ce care spuneam... Este adevărată chestia asta cu în spatele unui bărbat puternic există o femeie puternică? O femeie puternică psihic, pentru că un om ca mine, de exemplu, care 20 de ani am stat în cazinouri și am stat 16-18 ore pe zi, sâmbătă și duminică și așa, dacă nu avea o femeie puternică psihic care să mă accepte cu toate nebunile mele și cu toate plecările mele de acasă și cu toate călătoriile mele în America și peste tot, peste mări și țări și asta, nu rezista. Adică nu poți să, adică să stai lângă un om ca mine dacă nu ești, cum să zic, tare de psihic și să ai credință, să îți iubești copiii, pentru că n-am apucat să mă ocup de copiii mei și îmi pare rău, aș da toți banii din lume acum să dau timp înapoi să pot să stau mai mult cu copiii mei. Am avut 7 ani de zile, nu exagerez, 7 ani în care am muncit 7 zile pe săptămână, 16-18 ore pe zi și n-am fost în niciun concediu. Trimiteam soția și cu copii în cele mai luxoase stațiuni și locuri de concedii, dar nu erau fericiți pentru că nu eram cu ei și au crescut copiii fără să-i văd. Pentru că eu veneam din casino, veneam la 4-5 dimineața acasă când copiii dormeam și plecam înapoi la casino la 10-11 ziua când copiii erau la școală. Deci eu au fost săptămâni întregi trăind în același apartament în care eu nu mi-am văzut copiii deloc, 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 decât în poze, știi? Și atunci nu e, trebuie să fie o femeie altfel decât una banală ca să poți să stai cu un asemenea om care nu se ocupă absolut deloc de, că până la urmă nu mai compensează banii, oricâți bani ai câștigat, nu mai compensează cu statul împreună cu familia ta, pentru că copiii cresc sub ochii tăi și tu zici, bă, gata, mă duc să fac bani și fac mult și mă dau cu Ferrari, mă dau cu Bentley și cu asta și după aia vezi că copiii au crescut, au plecat și tot singuri și tot pe pereți te uiți, adică ai pierdut cele mai frumoase clipe din viața familiei și din viața copiilor tăi. Adică niciun ban niciodată nu compensează toți banii din lume și toate mașinile și toate bogățiile cu statul, cu familia ta și cu copiii tăi și cu... Ai vedea cum cresc sub ochii tăi, știi? Pentru mine asta a fost o, cum să zic, o mare dezamăgire, deci pentru că m-a luat valul foarte mult și eram și mai tânăr și n-aveam așa multă minte și mergea treaba și făceam bani și... Nu știu, acum n-aș mai face, adică dacă aș fi să dau timp înapoi, aș prefera să fi câștigat de 10 ori mai puțin bani, să muncesc 8 ore sau 10 sau 12, dar să pot să-mi petrec măcar o oră pe zi cu copiii mei sau măcar 2 ore pe zi. Asta regret foarte mult, adică una din regretele mele din viață, că n-am stat mai mult cu copiii mei. Am avut mare, mare noroc, cum ai zis tu, când spatele unei bărbat puternică, o femeie puternică, cu soția mea care s-a ocupat de o educație impecabilă. Adică n-am avut nicio problemă cu copiii niciodată, de niciun Eu fel. Eu vă întreb lucrul ăsta pentru că acum tentațiile sunt foarte mari. Nu mai e cum era odată. Acum e Facebook-ul, e Instagram-ul. Internetul e foarte ăsta greu, de nebunește. E da. Foarte greu să găsești o fată care să... Că și eu, de exemplu, acum am o iubită, mă înțeleg foarte bine cu ea, suntem de câteva luni împreună. Sper să... Nu mai fie cazul să așa. Am avut multe relații eșuate. Câți ani ai din? 28 de ani. Mulți ani. 28 de ani. Eu m-am da. La 21. Da. Păi asta zic că și vremurile s-au schimbat. La 21 de ani aveam o relație cu o fată foarte ok. Am stat 2 ani împreună, dar la 22 de ani, 21 da, da. De ani ne-am despărțit tot așa. Din cauza unor tentații, eu am vrut să plec
tot așa, ca să câștig niște bani. A fost o perioadă în care am fost distanțați, în perioada aia în care am fost S-a rupt distanțați, lanțul de sau iubire, da. exact, pentru că sunt foarte multe tentații. Sunt la orice pas, acum la orice colț se întâmplă chestia asta. Plus că eu cred că contează foarte mult și educația pe care o au fetele, atât și noi ca bărbați, cât și ele ca femei, educația cu care pleacă de acasă, din familie. E foarte importantă exemplu, e foarte important exemplu familiei. Adică e mare diferență între copii crescuți în familii despărțite și divorțate și copii, pentru că, cum să zic, copiii te unesc cel mai tare. Adică, cum ai zis tu, bă, am avut o prietenă, am stat 2 ani de zile, ne-am văzut fiecare de treaba noastră, eu am plecat într-o parte, n-ai... dar copilul suferă cel mai mult, indiferent că are 3 ani, care 10 ani, care 12 ani sau că are 15 ani, când se despar părinții. Adică foarte, foarte mult. Ce mai tare afectează pe copii. Pentru că până la urmă unde te duci de acasă? Că toate femeile sunt la fel și toți bărbații la fel. Adică unde te duci? Și cum te ai lăsat de pe aia, o lași și pe aia la altă. Și pe aia la altă sunt oameni care s-au căsătorit de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, de... Mă duc Anastase sau Catăricianu să fac 5 neveste, 11 copii, nu mai știu că, cum arată și dacă s-a mei sau cum îi cheamă sau ceva. Adică unde ajungem? Sau unde... Eram o dată, apropo de Tăricianu, la... Acum vreo 3 ani de zile m-au invitat ăștia, fiind client VIP la Ferrari, au făcut lansare la nou Ferrari, la Znagov acolo și îl văd și pe Tăricianu. Și mă gândeam așa, zic, bă, dar ăsta la ce și-a Ferrari? Că nu are cum să bage 5 neveste și 11 copii în, în Ferrari, știi? Adică, până la urmă, cum să zic, cum ai zis tu, familia, copiii, asta e cel mai important. Adică, unde te duci și cât stai sau ce faci sau... Îi văd pe ăștia de vârsta mea, de 50 și ceva de ani, că și-au luat o păsărică de asta care s-a îndrăgostit brusc de ei după ce a făcut primul milion și s-au dus, a lăsat nevasta și copiii acasă și s-a dus cu aia de 22 sau 23. Unul acum, un om care tot juca pe la Casino, pe la Merod și pe la Maxbe, pe la Păcănele, Luca, nu știu cum îl cheamă, care a zis că l-a otrăvit gagica cu Mercur, a fost pe la Măruță, Luca din Timișoara, îl găsești pe net, a apărut pe la toate televiziunile. Că acum au dat-o în judecată pe gagica lui, că e amanta, de fapt, că el e însurat la Timișoara, are nevastă, are copii, nu știu ce are. Și venea pe Meriu tot timpul, îl vedeam pe la Păcănele pe acolo. Și a dat în judecată gagica, a apărut pe la Măruță și a plâns pe la toate televiziunile, a fost și pe la Antena 3 pe la asta, că l-a otrăvit cu Mercur ca să-și piardă el cunoștința și să poată să ducă în vacanțe luxoase să ia poșete. Și că a cheltuit cu ea 2 milioane de euro și să-i dea bani înapoi, că el n-a vrut, de fapt, dar a fost manipulat de domnișoara asta, care a fost Miss Europa, nu știu ce. Dacă băgați Luca Timișoara Mercur, îl găsiți imediat pe Google, pe nenea asta. Și acum a dat în judecată firma Maxbet și cu casinoul de la Merriott să-i dea toți banii înapoi. La Merriott a pierdut vreo 2 milioane de euro la Păcănele. Deci doar la, îți dai seama, doar la Păcănele. Cât să fii să bagi în Păcănele 2 milioane de euro, frate? Adică nu înțeleg. Și la Maxbet a pierdut vreo 1 milion de euro și a dat în judecată acum că din cauza că el a fost sub influența Mercurului nu și-a dat seama ce face și că să-i dea casinoului banii înapoi. Iată în judecată, până ianuarie la sfârșit, au primit ea hârtie de la așa și acum vreo 3 zile am văzut pe Mero, pe la Păcănele. Dar el i-a dat în judecată casinoul, știi? Că a zis că, domnule... Deci el e încă în proces cu ei, dar... Da, el joacă la Păcănele, da. Și a zis că din cauza că l-a otrăvit gagica aia cu Mercur, din cauza aia a cumpărat vitoane și a dus-o în Caraibe să-i dea bani înapoi pe vacanțe, pe bijuterii, pe tot. Are vreo șansă să câștige proces. Nu știu, dar... cât să fii de nu știu cum să faci chestia asta. Adică, bă, și mergi să speli rufele în familie. Adică tu om însurat acasă cu nevastă în Timișoara, mă duc eu la Măruță să-mi ia Măruță interviu, să zic, da, domnule, am luat amanda, am dus-o în Caraibe și Maldive, dar vreau să-mi dea banii înapoi că mi-a băgat Mercur în băut. Dar l-a întrebat Măruță, domnule, dar poți să dovedești? Păi nu poți să dovedești. Păi zice, sunt oameni care au mâncat fructe de mare sau ton vreo câți ani de zile și a crescut de 10 ori concentrație de Mercur, pentru că e foarte mare concentrație la fructe de mare. Dacă mănânci fructe de mare ani de zile, explodează Mercur în tine, știi? Și a zis că din cauza că aia i-a băgat Mercur în pahar, dar el nu poate să dovedească, l-a obligat pe el să-i cumpere vitoane, să o ducă pe Maldive, să o plimbe cu avioane private, să-i dea acum toți banii înapoi, pe poșete, pe Maldive, pe... Nu știu, mie... Dar, de exemplu așa, ca să vezi ce înseamnă să te duci de acasă, să-ți lași familia, să te duci cu una de Miss nu știu care, că aia stă cu tine cât ai bani. Nu-i mare dragoste, eu am 50 ceva de ani și vine una acum de 22 de ani să îndrăgostește brusc de mine ce place de barba mea sau de ochelarii mei. Hai să fim serioși, adică cât de corect tâmpit să fii ca om, ca bărbat, să crezi că aia chiar te iubește sau că s-a îndrăgostit de nu mai poate de tine și moare de dorul tău. Da, așa nu? Este. Da, și acum femeile sunt foarte, nu știu, am avut la un moment dat o colegă de facultate, de liceu, de fapt, nu eram la facultate, eram la liceu, care ne înțelegeam foarte bine și atunci fata îmi spunea mie multe lucruri care le discuta acasă cu părinții. Și maică s-au învățat
cu ce să vorbească, cum să vorbească cu bărbații ca să-i atragă, să zic, bă, mamă, du-te și tu la unul, te duci cu terchea berchea la el și tu pe unul care vezi că are și el ceva, care... Are cașcavalul cu el, nu? Lasă tu că are burtă, că nu contează că are burtă, că ea, na, noi fiind colegi îmi zicea. Eram în ultimul, într-a 12-a, doar ce făcuse și 18 ani și măsa o era cu învățam măsa asta, de o bine, nu? învăța de bine, da, o învăța bine. Și la fel, uite că dacă tot am zis, părinții erau despărțiți, deci, na. Dacă era Și o probabil că familie din cauza lui unită, Măsa care căuta bărbați cu bani și chiar dacă aveau probabil, burtă, da, da. probabil, probabil. Deci, cumva, asta e chestia. Deci și bărbatul trebuie să fie într-o relație, și bărbatul trebuie să știe ce are acasă și să pună preț, să prețuiască ce are acasă, dar Exact. și femeia să Și femeia fie, să-l înțeleagă să-l pe înțeleagă și să exact, țină da. de... Și eu oricum eram așa de nu vedeam decât înainte și mă luase valul cu atâția bani și cu cazinouri și mergea business-ul și făcea milioane așa, că dacă nevastă mea m-ar fi amenințat că divorțează atunci și așa, acceptam într-o secundă. Adică eram în lumea mea, Da, nu nu... judecam la rece sau nu judecam bine, pentru că eram luat de val, eram drogat, să zic așa, știi? Și n-am fost cazul, de aia zic că o femeie puternică A în sensul fost că a o femeie acceptat, înțelegătoare și exact, a și a acceptat, trecut peste. aia înseamnă femeie puternică, știi? Asta înseamnă femeie puternică care înțelege soțul și înțelege pasiunea lui și așa și Dacă se acceptă. uită iubita mea la podcast, să iei aminte la Păi dacă ce... nu decupezi asta și îi dai pe Serios, WhatsApp. o să decupești și o să-i trimit, da, Nu poți. special. Deci, când e un cuplu și unul își dorește mult să facă ceva în viață, cum am zis, că dacă nu faci ceea ce îți place și așa, dacă ăla nu-l înțelege, se rupe relația, Adi, pentru că nu merge. Adică eu nu te înțeleg. Bă, zic, eu vreau să fii la patru acasă. Dacă ești la patru jumate, nu mai veni acasă. Te încui ușa și dormi pe preș. Nu e ok. Dacă ăla nu merge la băut cu prieteni sau nu merge la curve sau nu știu ce și merge mai are o pasiune după serviciu, merge și mai lucrează cu un prieten într-un atelier sau merge la un studio și mai trage o piesă și mai stă până seara, lasă-l, frate, să-și facă pasiunea, să... Asta îi spun și eu Știi? la iubita mea, mereu îi spun chestia asta. Că mă Când... sună, cât mai stai, cât mai... Păi, fii mulțumită că nu mă duc să pierd timpul Exact, prin nu mă duc pe baruri, la că nu biliard, sunt pe la la studio, păcănele, pe la asta. Sunt la studio, sunt cu registrez, sunt băieții. artist, nu pot să... Că zic, Da. bă, în 2 ore compun o piesă și gata. Deci acum ne apucăm să compunem piesă la 6, la 8 am dat drumul și gata. Deci Și de nu multe ori merge. la noi e chestia asta, că trebuie să ai o anumită stare ca să compui. Și dacă acasă nu e liniște și te stai și te gândești, bă, dar unde o fi plecată, de ce nu faci aia, de ce mă sună în continuu, mă stresează, și atunci nu mai poți să te concentrezi, să te duci în direcția aia, să scrii, să faci. Uite cum zice Nina, dar cumva partenera sacrifică cariera. E clar, nu poți să fie. Deci, unde sunt doi carieriști, doi corporatiști, copiii sunt distruși. Am o grămadă de prieteni care sunt amândoi carieriști. Odată că zice, bă, nu fac copil acum, că chiar acum vrea să mă avanseze șeful și o să-l fac pe la 40 de ani și pe la 40 de ani nu mai poate să-l facă natural și atunci așa tot felul de medicamente și mai dă și în cancer, că se face fertilizare in vitro și mai face și câte 5 copii din care 3 omoară și rămân 2. Și copiii cresc cu bona sau cum? Copiii cresc cu bona, păi acum am fost, chiar mă uitam, am fost în vacanță acum, eu iarna stau pe Tenerife, că e mai cald, am stat o lună la un hotel, erau familii cu 2-3 copii mici, fiecare copil mic avea o tabletă și de când se așezau la masă până se ridicau de la masă, copiii nu ridicau ochii din tabletă, deci părinții nici nu întrebau dacă s-au săturat, dacă le-a plăcut mâncarea sau ceva, aveau tableta în față, părinții își vedeau de treaba lor, hi-hi-ha-ha, cu prietenii și copiii stăteau doar cu tableta, doar cu tableta, doar cu tableta, adică la ce mai faci pe copil dacă nu te ocupi deloc, nu-i citești o poveste, nu... Deci e o bătaie de joc și foarte, foarte mulți sunt așa, sunt foarte comozi. Acum, cum ai zis tu, că internetul, i-ai pus niște desene animate la televizor, i-ai dat tableta în brațe și nu se mai ocupă de... Bă, și nu știu ce am avut ghinion cu copilul la 13 ani să droghează sau a fugit de acasă sau ceva, am avut ghinion. Nu e adevărat, totul e de educație. E vorba, da, ne. Dacă te duci, dacă le duci, te ocupi de el, e ok. Eu m-am avut, ți-am zis, noroc cu soția mea pentru că s-a sacrificat, adică ea a renunțat A renunțat la la tot cariera. ca să se ocupe de copii. Dar sunt care vor amândoi carieră și nu merge. Dacă vrei să fii amândoi plecați de acasă sau vor să fie plecați amândoi de acasă toată ziua, nu mai poți să te ocupi de educație. Și cu orice bonă ai lăsat sau cu orice bunică sau ceva, nu-i tot una ca și mama sau ca și părinții care se ocupă de copil. Adică văd durerea oamenilor care au plecat în străinătate, că sunt mulți care sunt diaspora și au lăsat copiii pe aici cu bunicii. Deci aia e o nenorocire mai mare, nu există. Adică nu poți să faci așa ceva. N-aș putea să-mi abandonez copilul, adică să... Nu, nu
pot, nu am stomac pentru așa ceva. Adică zice, și oamenii aia suferă, sunt necășiți, nu sunt fericiți. Zice cineva într-un mesaj aici pe chat, am văzut, eu am stat acasă până fiul meu a intrat în clasa 6-a și nu regret. Nu ne-a fost ușor cu un singur salariu, dar a meritat investiția în educația copilului. Ai văzut? Nu. Asta spun, da, da, da. Deci, am o grămadă de prieteni de ăștia milionari în care și el, de obicei prieteni ăștia milionari, soția se trezește brusc designer vestimentar, se trezește brusc influenceră pe Instagram, se trezește brusc tot felul de chestii de-astea acum, că acum e la modă cu influenceri și cu Instagramul. Și am prieteni apropiați care lasă copiii efectiv cu o bonă și stau toată ziua pe tabletă. Deci am un prieten care mi-a zis, bă, deci am fost cu fiica mea la control și are 2,7 dioptrii. Păi câți ani are? 10. Păi zic, normal, frate, dacă stă toată ziua pe tabletă, la școală pe tabletă, acasă pe tabletă, pe televizor, deci de dimineață până seara copilul ăla doar cu ochii în ecrane. Normal că i-au crescut dioptrie, că nu se... Deci, nu e în regulă să-l toată ziua pe internet și nu tot timpul supraveghezi și nu tot știu cu protecția aia parentală și se uită la tot felul de porcării, la violențe, la... sunt tot felul de psihopați de ăștia, mai ales așa, care manipulează și influențează copiii, sunt tot felul de criminali pe internet, nu sunt doar oameni de bună credință sau ceva, sunt tot felul de... Mai ales acum a luat amploare TikTok-ul ăsta cu toate nebunile alea ce se întâmplă acolo, adică... Nu știu dacă sunteți la curent. Cu ce? Cu ce se întâmplă pe TikTok, ați văzut? Cu provocări cu toată lumea și pune făină în cap și toarnă. Da, și copiii cred că da, e ceva. Își au modele, că de-aia am zis că revenim la ce ziceai tu cu YouTube-ul, că oamenii caută, mai ales la o vârstă fragedă, adolescenți sau tineri, își caută un model în viață. Dacă el și-a ales un model care se droghează, care nu știu, ce face așa, încearcă să-l copieze și după 2-3 ani de zile, 5, îl găsești într-un șanț sau ceva. Adică trebuie să-ți iei niște repere, niște modele bune care au făcut ceva sau care au... Eu nu mă dau pe mine ca model, că eu am fost 20 de ani un, cum să zic, un manipulator. Am luat banii de la oameni la jocuri de noroc, adică nu mă luați pe mine ca și model. Eu am spus ce am trăit eu și experiența mea de viață și acum regret... Cine vrea să dea cu pietre să dea, adică cine n-a făcut niciun păcat în viața lui să nu a greșit cu nimica, e ok. Dar vreau să zic că asta e problema foarte mare, pentru că cei mai în vogă, dacă te uiți la top 10 România la YouTube sau ceva, sunt maneliști, sunt ăștia care înjură, care vorbesc urât, care au 10 curve pe jurul lor cu țâțele pe afară, ăștia sunt cei care să uite lumea la ei. Adică și toți își doresc tot, mamă, să am și eu un BMW, de la să am și eu 3 cu țâțe pe mașină, să dau muzica la maxim și cam ăsta e visul unui tânăr, ceea ce nu e normal, pentru că toți oamenii ăștia au viață scurtă sau păsăricile astea care agață oameni până astea, agață până la 25-30 de ani, trăiesc viața asta, ori se droghează, ori umblă până cluburi. La 35 văd că le cad țâțele, că au riduri pe față și se trezesc că n-au nici familie, n-au nici copil, au băut toți banii până cluburi cu tot felul de bagabon și s-au dus până toate lofturile și în toate bamburile și în toate astea tot weekendul și s-au trezit la 35-40 de ani că se uită pe perez. N-au nici familie, n-au nici copii, n-au nici meserie, nu știu să facă nimica, nici nu ne mai nici unul în pat că sunt deja obosite și terferite și asta și se trezesc că n-au ce să mai facă, că nu să se ducă menajere până în Italia sau ce să facă. Adică asta e frumos, dacă mergi la Bamba, acolo găsești pe un Adi care a dat, nu știu ce, a vândut o carte și are 10.000 și aruncă nu știu câte roabe de șampanie, se adună 5 păsărici în jurul lui, everybody happy, dar aia are picioare scurte, cum ai zis tu, bă, fac o dată și da, gata. Adică eu am pățit acum vreo câțiva ani, aveam un turneu de poker, nu am mai fost la cluburi din București, că sunt dați ani în gazinori cu petreceri, cu evrei, cu muzică, cu gagici, cu nu știu ce. Nu mai suport nici muzică tare să aud, adică dacă îi aud o muzică tare, nu mai suport, deci mă blochează. Și am avut totdeauna filmele astea mari cu care face noi turnee de poker, că e 888, că e Poker Stars-ul, că e oricine, fac o petrecere pentru jucătorii VIP, știi? Și au închiriat la clubul ăla care e la expoziție acolo, sunt băieții care joacă la noi la poker, nu mai știu cum e, un club tare fain, arată foarte bine clubul, mă rog. Și au închiriat o zonă VIP acolo să mergem să stăm... Și atât am avut la cap, zic, hai că merg și eu. Și asistenta mea, Laura, zice, uitați, domnul Sorin, am închiriat aici doar pentru noi. Și erau băieții din Israel, din Germania, nu știu pe unde, zic, hai să cumpăr. Am luat un Laurent Perrier Rosé de la Magnum, de 3 litri. L-a pus acolo în frapieră, pune pahare pe masă, nu a durat, cred că, 10 secunde și au venit vreo 4 păsărici de alea cu țâțele pe afară și au luat sticla, au pus mâna pe sticla mea și își puneau în pahare. Și îmi trebuie Laura, zic,
Astea, zic, sunt invitate? A, nu, zice, astea sunt cliente false, așa e obicei. Bă, zice, ce obicei, frate? Ia, dă-le viteză imediat. Adică, habar n-aveam că vin de-astea necunoscute, spun mâna pe sticlă și că e normal așa ceva în club, că sunt cliente false și le pune clubul ca să facă consumație, să treacă băutura mai repede ca să cumpere clienții altă. Eu habar n-aveam, adică eram depășit total de... Se practică chestia asta în toate cluburile, cred că... Vă salută lumea aici în chat. Da. Îmi place foarte mult pe canalul nostru ce faceți cu domnul Daniel, cu ghidul prin București. Damian Anfile, e cu Damian, da, așa, un nu, fenomen. Daniel. A fost colegul meu la teologie, la Radu Vode, el a făcut și facultatea de teologie, Damian. Și e un doc, și în povestea fiul meu, Radu, era mai mare Damian ca el cu 2 ani în liceu la teologie, la Radu Vodă, zicea, toată lumea zicea Damian Ampile, pentru că în loc de Amfile, pentru că avea numai 10 pe linie la toată și toți colegii îl invidiau pentru că era așa de bun la absolut tot. Deci se vede că e foarte inteligent el, ca să și facem un vlog de ăsta, cum am făcut ieri, de exemplu, când am fost ieri, ne-am plimbat prin București și am filmat vreo 2 ore jumate, am împărțit în două, unul de o oră jumate și unul de unul, cam 3 săptămâni a studiat, s-a dus pe la biblioteci, s-a uitat în cărți. Acum aș de doctoratul, face în doctoratul, într-o teza lui de doctorat, de care nu știu câți ani tot muncește, o comparație între Imperiul Bizantin și Imperiul Mongol, asemănări sau ceva, așa numai când auzi te sperii, Da, știi? da, da. Adică omul e doxa, doxa, doxa și e foarte, E, se foarte... vede că e foarte pasionat de chestia asta, Și adică. vezi că vorbește 3 ore fără să se repete sau fără să... Adică e incredibil câtă informație și de calitate, informație de calitate. Că treci pe lângă o casă, cum zic oamenii, că am văzut că comentează pe chat și zic, domnule, zice, eu stau în zona aia, dar habar n-aveam că casa aia a fost, Da. nu știu cui, sau înaintea casei a fost nu știu ce, sau știi, adică știi absolut tot istoricul la ce a fost Păi. înaintea casei, ce a fost înainte la casa aia și tot. Păi mă uitam ieri ați postat. Da, 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 Pe aici, da. pe la Victoria, Da, ați filmat. da, da, Zic, ia uite ce aproape, zic, chiar mă uitam pe Google Maps, zic, ia să văd, dar Și unde e casa? chiar pe Magheru mi-a dat o casă, nu mai știu a cui era, și eu habar n-aveam, am trecut de 1000 de ori, dar am trecut doar în mașină și mă uitam la trafic, niciodată nu m-am uitat Spirul în Hareț sau cine? ceva, nu mai știu. Și dar eu totdeauna m-am uitat la trafic, niciodată nu m-am uitat în stânga sau în dreapta să mă gândesc că cui o fi fost casa sau ce. Oricum e așa, te apucă plânsul când vezi case de astea, monumente istorice, care în orice oraș din Europa sunt puse la punct, sunt renovate, sunt aranjate, la noi dărâmături așa, adică cad pereții, cad peste tot, cade tencuiala, cade... Sunt anunțuri în centru vechi, cred că au 10-12 ani cu cade tencuiala pe aceeași clădire, dar primăria n-a făcut absolut nimic. Bugete de miliarde, Firea făcea concerte peste concerte, la tot la 2-3 ani, 2-3 luni era câte un concert mare pe la asta. Nicușor nu știu ce face cu banii, că a făcut Crăciunul la nenorocit de te-a apucat depresia. Am făcut un vlog de la Iași cu Târgul de Crăciun și m-a sunat asistenta lui Cristoiu. Domnule, zice, dacă poate să preia domnul Cristoiu vlogul, mi-a dat cu... Că eu vorbeam singur cu Nicușor până Iași. Uite mă, Nicușor, ce copac, uite ce daia, uite ce brad a pus ăștia. Că el a făcut aici la universitate, a pus un brad de rumeguș care te-a apucat depresia. Și era pe vremea cu mască pe stradă și am luat un vin fiert. Eram cu doi băieți care fac și ei vlog. Și ne-am luat un vin fiert și ne-am masca jos. Și a venit 3 jandarmi, 5 milițieni să ne punem, bă, dar nu pot să beau vinul, să-l filtrez pe mască, de-l încolo. Dar nu era legea că dacă bei sau Tu ceva sau poți să te pui cu fumezi... milițienii sau cu jandarmii. Ai văzut cum iau acum oameni, că omoară lumea pe stradă, ia după o lună, două de astea, Am văzut, da. nu mai fac niciun fel de instruire, fac teste psihologice la mișto, acum iar s-a împușcat unul de 23 de ani, luat de 2 luni din sursă externă, cum zic ei, și s-a împușcat, adică ce teste psihologice fac? Adică eu îi fac test psihologic, semnez pe o fișă și după 2 luni lasă în pușcă. Adică psihologul ăla n-are ce să mai caute, n-are ce să mai facă acolo în sistem. Trebuie să plece și el, adică automat. Au luat doar din Au făcut legea asta tot pentru ei, că se pensionează la 4... Adică cum poți... Ce tupeu am, mă, să iau pensie de 100 de milioane, să mă pensionez la 45 de ani, că eu am 55 și sunt în maximă putere, adică și fizică, și psihică, pot să mai muncesc 20 de ani, n-am probleme. El se pensionează la 45 de ani, ia 100 de milioane și mai merge și mai muncește și în altă parte. Adică nu-i corect, adică de ce nu se schimbă legislația? Că tot zic, tot scriu în presă, domnule, păi din cauza asta că s-au pensionat milițienii la 45, păi schimbă legea, vă te pensionați de la 60, nu la 45. Și ei din surse externe puși de ăștia, cum a fost și la de omorât fetița aia pe stradă, venit din Anglia, din construcții, l-a pus mare milițian, se ducea el cu mașina, nu știu pe unde, cu 100 la oră pe stradă. Adică nu e ok, nu e... Trebuie să aibă lumea încredere în organul statului, trebuie să aibă încredere în Ministerul de Interne, să vadă oameni impecabili, să...
chiar am vorbit cu oameni de ăștia mai în vârstă, care au făcut școală de poliție sau academie sau ceva, zice, domnule, zice, nu știu, mă uit în jurul meu și văd ce vin generația asta, zice, e îngrozitor, e un dezastru ce se întâmplă, e un dezastru. Și văd de câte ori opresc cu mașina, că mă mai duc acasă la Frumușan pe Cape, acolo, pe centură, știi? Câte 3-4 mașini puși de ăștia cu barbă aranjată, așa, fancy, la barber shop, cu cascheta într-o parte, gagici de alea cu cos, făcute nu știu cum, aroganță, actele, nu știu ce, adică n-au o atitudine profesionistă, corectă și de om al legii care a terminat o școală de poliție sau de ceva, să... adică e îngrozitor, da, că sunt oamenii care trebuie să ne apere pe noi, nu e ok, nu e regulă. Am avut și eu experiență așa cu un polițist care m-a oprit, veneam de la Buziaș, mă îndreptam către Timișoara și pe drum m-a oprit un nene polițist, de asta era vară și era cu cămașa desfăcută până aici, era numai în timpul serviciului nu ziceam că e. Exact. Și da, nu, e normal, așa ar trebui să îți impună respect când vine, nu? Să fie aranjat, să fie uniforma completă, să respecti uniforma aia. Dacă el nu-și respectă uniforma, cum să o respect eu? Ăsta e foarte important și un sfat bun pentru tinerii ăștia care zic tu că se uită la noi sau ceva. Atâta timp cât tu nu respecti omul din jurul tău sau pe cei cu care ai de-a face, nici el nu te va respecta niciodată. Când îl tratezi cu lipsa de respect, ce te va trata la fel? Că toți se mirau de mine, că aveam, când eram la cele două cazuri, aveam 1000 de oameni. Zice, domnule, dar cum zice, te ascultă? Zic, domnule, eu și la femeia de serviciu sau la oricine ar fi, spun să rămână, doamnă, ce mai faceți? Adică eu respect pe toată lumea și atunci e normal că și să aștept respect. Am alții care i-a pus taxo manager, a avut taxo firmă și a zis că și fiul meu trebuie să moștenească, de el n-a nicio treabă cu business-ul și înjură pe oameni, îi lovește, îi dă afară, niciodată la nu să ajung un bun manager sau un bun patron. La noi mentalitatea asta că dacă copilul a terminat o facultate de management, automat să-l pui șef. Am avut eu de multe ori situații cu amici de-a mei care le-a terminat copiii facultatea și zic, bă, mi-a angajat și pe firmă. Zic, trimite la mine, uite, îl pun, păi nu, zice, să-l pui șef, că a terminat la ASEU, comerț exterior. Zic, domnule, lasă-l să înceapă de la zero, că nu poți să... Oamenii din jurul tău, dacă tu ești șeful lor și tu nu știi ce face el, tu nu poți să-i faci observație lui dacă tu nu știi ce face. Mă uitam la Hilton când am fost vreo 6-7 ani în hotelul Hilton. E facultatea de management de hotelier la Lausanne, în Elveția. 6 luni de zile fac facultate, 6 luni fac practică și trimite la hotel să spele vase, să spele pe jos, să spele cerceafuri, să facă curățenie în cameră, să dea cu aspiratorul, trece prin absolut toate joburile în facultate, ca în momentul când el va deveni manager și îi face la observație, bă, n-ai șters bine praful, el să știe despre ce vorbește. Nu poți să fii altfel, adică nu înseamnă că dacă ai terminat o facultate de management, gata, de mâine trebuie să fii manager. Trebuie să o iei de la zero ca să poți să fii bun într-un job sau în orice, nu poți să fii după o zi pe alta mare șef sau mare director. Trebuie să începi de la zero și să treci prin toate etapele. Că în momentul când tu ai devenit șef, absolut toți angajații din subornia ta să știi ce trebuie să facă ei, ca să poți să le faci observații. Nu poți să-ți faci observații, poate n-ai cântat bine, eu n-am nici ureche muzicală, n-am înregistrat nicio melodie în viața mea, nu știu nimic, dar mă pune mâine șef la tine la studio. Da. N-am ce să caut, adică nu e treaba mea. Nu bine, e... acum lăsând asta la o parte ca subiect legat de muzică, sunt foarte mulți oameni care fac management la studiouri, la label-uri, case de discuri în România, care n-au nicio treabă cu muzica. Adică era, povestea și Pepe pe un live de-a lui, cum a fost să ducă o piesă de-a lui la studio, să o asculte managerul de acolo și a zis că trebuie modificate tobele, că nu se aude bine la voce acolo, niște efecte. După o săptămână i-a dus piesa exact la fel, n-a modificat nimic, dar i-a spus doar că a modificat, a făcut cum i-a zis. Ascultă, da, altceva. Da, dar de fapt da. N-a făcut nimic, n-a modificat nimic. Pentru că oamenii nu... Sunt nu oameni simțu, puși da. Anumite funcții doar așa. Ca... Așa e acum, la statul român. Deci toate companiile de stat mari sunt puși oameni abonați politici. Adică exact. Nu sunt puși oameni competenți care se pricep la și ceva. Și la mine, de exemplu, veneau când... Eu am lucrat în resurse umane la Timișoara, la Flextronic. V-am zis, am plecat de la bandă, prin așa, am ajuns în resurse umane. Dar eu am vrut să-mi fac treabă. Și la mine venea o grămadă de oameni cu bani, cu atenții, cu nu știu ce, să-i angajez pe anumite posturi. Să... Așa obișnuiți, așa neobișnuiți pe vreau Ceaușescu, cu bani și cu atenții și așa mergem în continuare. Dar nu e vorba de chestia asta, e vorba că sunt o grămadă de oameni care vor postul ăsta. Datoria mea este să vă primesc pe toți, să vă iau interviu, să vă pun niște întrebări și în funcție de asta eu să iau pe criterii de experiență, de competență, de... Am cunoscut oameni care cu toate că aveau experiență de 5, 6, 7 ani într-un domeniu, să nu știe. De exemplu, a venit un tip să se angajeze pe post de inginer. Terminase Politehnica Electronică și Automatizări. Da? Deci ETC-ul terminase facultatea Politehnică. Da. Și
Nouă ne dădeau niște teste pe care trebuia să le facem angajaților. Mă rog, un fel de, da, niște teste. Și era un LED, o diodă LED, trebuia să ne spună care e polaritatea la ăsta. Fără aparat de măsură, pur și simplu te uiți în el dacă e transparent și vezi. Dacă ai studiat și ai văzut o schiță, o schemă a unui LED, știi despre ce e vorba. Da. Aia se învață și la școală, la Și fizică, la... cercul de Aia zic, era o chestie foarte banală. Omul cu facultate terminată cu ETC-ul n-a știut să-mi spună care e plusul și care e minusul la LED-ul respectiv, polaritate. Și atunci am zis, domnule, păi și atunci cum vrei să te angajezi? Și am mai și lucrase 2 ani de zile pe un post similar într-o altă companie. Deci de asta zic, nu... Pe vremea lui Ceaușescu, adică se făcea facultate, dar a rămas cu moda asta că dacă n-ai facultate, nu existi. Eu niciodată m-am uitat la ce studii are unul, pentru că acum poți să faci facultate fără să mergi, să trimiți plicul în fiecare an la secretară și să Da. trimite. Știi câte scandaluri au fost cu facultățile astea private? Pentru că Cum facultatea zicea taică privată. meu de Herculane, că te duci turist și vii jurist. Exact, da. Deci facultățile astea private, câte scandaluri au fost de corupție și cu DNA-ul i-au luat, cu Duba și cu tot, pentru că au falsificat diplome. Adică sunt foarte, foarte mulți oameni care au două, trei facultăți la privat și, cum zici tu, sunt semi-analfabeti, sunt analfabeti funcțional, nu știu. Eu niciodată m-am uitat totdeauna când am angajat pe cineva, acum nu mai e cazul, că nu mai ocup de angajeri, nu mai ocup de executiv, de operațiuni la firme, m-am retras și fac vloguri și asta, dar cât eram eu și angajam oameni, mă uitam câte limbi știe și aveam 5 minute de stat de vorbă, având mii de angajați pe parcursul anilor așa, dădeam seama imediat despre un om, îl scanam în 5 minute și îmi dădeam seama, mă interesa ce limbi străine știe, că era necesar pentru că aveam de-a face cu străini Da. foarte mulți, fiind în domeniul hotelier sau casino sau așa mai departe, și cam ca om așa cum este, dar nu mă interesa că nu puneam, adică nu aveam nicio garanție că diploma e luată pe bune sau e luată la mișto cu bani, Corect. adică, dar la noi s-a, de pe vremea Ceaușescu, copilul trebuie să aibă diplomă, să fie rândul lumii. Am o grămadă de șoferi la cazino, aveam, care aveau două facultăți. Erau șoferi pe mașină că nu și-a găsit de muncă. Adică s-au lucrat, nu știu cum ai zis tu, undeva într-o lună economii sau ceva și i-au dat viteză. Adică... Păi dacă nu e făcut doar așa, cu ai o diplomă și de fapt tu nu ești atras de domeniul ăla, ție nu-ți place, ai făcut-o doar că te-au împins de la spate părinții și ca să nu-i dezamăgești, Exact. că au băgat bani în fundul tău și Exact. atunci ca să nu îți bată după aia obrazul, ce ai făcut? Te-ai ținut, știu, de facultate aia să o Exact. termin și când ai Și terminat-o gata. te-ai dus, te-ai luat Exact. tot ce ai vrut tu ai făcut. Da, nu știu. Ca idee, ce sfaturi aveți pentru cei care vor să înceapă o afacere, pentru tinerii ca mine, care Deci, vor să meargă pe partea asta de antreprenoriat. cum ți-am zis, sunt niște, cum să zic, În... niște chestii de bază care trebuie să ții foarte mult cont de ele. În primul rând, să fii punctual, pentru că dacă nu ești punctual, ne ducem în partea de respect, care e a doua. Dacă eu nu sunt punctual, că noi trebuie să ne întâlnim, ai văzut, mi-ai zis, bă, vino la 2 fix, la 2:00 te-am sunat, Adi, sunt în fața porții, eu ce n-am întârziat în viața mea nici un minut, nici o secundă. Deci mor când aud pe oameni, dom'le, a fost trafic, n-am, bă, pleci cu o oră mai repede, stai acolo, în fața porții jumătate de oră, stai o oră. Deci, automat, când un Dacă se om. întâmplă să ajungi mai devreme, da. Da, automat când un om întârzie la întâlnire înseamnă că nu mă respectă pe mine și nu-mi respectă timpul pe care i l-am alocat și deja jumate din entuziasmul meu de a face vreun business cu el a dispărut. Corect. Și vorbim de respect, dacă noi nu ne respectăm ca și parteneri de afaceri, ca și colegi, ca și prieteni sau ceva, nu există, nu poate să fie o relație pe termen lung, când nu ne respectăm, nu ținem cont de obiceiurile unui om, de părerile unui om, de nimic. Cinstea e foarte importantă, adică toată minciuna asta sau înșelătorie are persoane, are picioare scurte. Eu puteam să am 200-300 milioane de euro câte oportunități mi-au trecut prin mână și câte așa, dar un pic dacă am mirosit eu că e o chestie semi-cinstită sau la limita legii sau ceva, am refuzat-o pentru că am zis, bă, important imaginea și cinstea pe termen lung decât să fac nu știu câte zeci de milioane sau sute și să mă vadă mama cu cătușe pe la televizor sau asta. Adică nu e ok. Mai bine cinstit și eu am învățat de la evreii ăștia cu care am lucrat atâția ani de zile, de 96, că oaia se tunde, nu se belește. Că dacă ai belit-o, s-a dus pielea după ea și s-a terminat. Așa tot îi crește blana și tot o tunzi în fiecare an. Adică fii cumpătat, fii limitat, nu te lăcomi, nu vrei să, nu trebuie să ajungi ca Țiriac, nu trebuie să faci competiție cu Sorin sau cu Adi sau nu știu ce, să ajungi repede la nu știu câte milioane sau nu știu cât. Ia-o ușor și merge treaba. Adică dacă ești cinstit, ești respect pe cei din jurul tău, ești punctual, ai și un pic de simț al afacerii și vrei, trebuie să și riști un pic, adică dacă fără risc nu poți să faci afacere, asta e clar, adică trebuie să înțeleagă toată lumea, nu vrei să riști nimica, nu risca tot, casa, nevasta, mașina și tot, dar riscă-ți acolo un 10, 20, 30,
hai să 50% din banii tăi Din sau ceea din ce... venitul tău, nu mai mult de atâta. Și vezi, încerci odată, nu merge, vezi de două ori, nu merge, trei, înseamnă că nu ești făcut pentru afaceri și ia-ți un job care îți place în domeniul unde ai vrut să faci afaceri, te angajezi acolo, poți să ești, poate ești un bun manager sau poate ești un bun... Am avut situații în care m-am mai păcălit și eu, că oamenii tot avansează. Era un grupier excepțional, de exemplu, la casino, adică era până cei mai buni. L-am avansat inspector, era praf, nu mai putea să concedeze, să mai făcut nimic, adică omul era crupier și a zis, domnule, lasă-mă acolo, eu sunt foarte mulțumit, îmi place ceea ce fac, nu vreau să fiu șef, nu mă interesează. Alții din contră, domnule, pune-mă și pe mine, nu știu ce. L-am pus, a performat în prima zi, adică zici că era acolo pe scaunul ăla de șef din totdeauna. E foarte dificil până nu vezi omul atunci concret în poziția respectivă și nu poți să fii sigur că ești bun sau nu ești bun de afaceri dacă n-ai încercat să faci ceva, o chestie cât de mică. Dar ți-am zis, în momentul când ai pășit să începi să faci o afacere, cinste, corectitudine, punctualitate, astea sunt foarte, foarte importante și fără astea nu merge. Adică merge o dată, de două ori, dar au picioare scurte, ca și femeile astea până în cluburi. Se duc să tăvălesc cu toți, le cumpără poșete Vuitton, le cumpără mașină, până fac 35-40. După aia s-a terminat, rămân, n-au nici meserie, a plecat șamantul înapoi la nevastă sau la alta de 20 de ani, a luat-o de la capăt și ai rămas, te uiți pe pereți. Adică sunt multe păsărici de-astea care le știu pe Instagram de ani de zile, își pun poze de-astea trucate. Am o fată care a lucrat la mine acum vreo 20 de ani pe la Public Relations și are deja 40 și ceva. Și dacă te uiți la ea pe Instagram, nu-i dai 25, pentru că își filtrează. Ai văzut că în țările nordice au interzis asta pentru că e înșelăciune. Adică Da. eu tot trimit poze la Adi, cum mă arăt eu de 20 de ani, și când mă vede Adi, de fapt, eu sunt în baston. Și l-am înșelat și a pierdut omul timp. A venit cu tramvaiul până în Piața Victoriei să întâlnească cu mine, mi-a cumpărat flori și eu, de fapt, nici nu seamăn cu poza mea din Instagram. Adică de-aia au și pus. Deci la Și ei... atunci au interzis prin lege Da, au chestii? interzis prin Serios? lege, n-ai Nu voie să-ți știam. pui poze trucate. Deci trebuie să fie poza ta reală. Păi înșelăciune, nu? Nici măcar așa cu un filtru din ăsta pe Nu, Instagram, așa, nu, ca să nu, pară mai... nu. Nu? Păi înșelăciune, adică tu mă înșeli, tu nu arăți cum ești tu în realitate, nu? Îți schimbi fața ca să mă atragi pe mine să mă Corect, corup, da. să... Adică e minciună, nu? Deci cam asta ar fi. Să fii corect, să fii punctual, Punctual, să respecti pe cei din exact. jurul tău Și și... n-ai cum, dacă ai un pic de simț al afacerii și așa, n-are cum să nu-ți meargă. Deci nu Dar e trebuie să ai orez. răbdare, Da, pentru că și ești răbdare. tentat să-l vezi pe ăla, bă, dar ce BMW are, dar de unde? Păi l-a păcălit pe ăla, păi hai să păcălești tot, ce-ți mai stai eu să mai trec în toate etapele, să-mi iau Skoda, după aia să-mi iau Audi, după aia să-mi iau BMW, sar direct la BMW, de aia sari odată, după aia te trezești că vin cămătarii peste tine, vin interlopii, vine miliția, vine DNA-ul și ai terminat, adică ești 5 ani de zile libelulă și după aia s-a rupt aripile și ai murit. Considerați că succesul ăsta care vine cumva peste noapte sau repede este de, cum să zic eu, e mai bun succesul ăla care vine în timp decât Doar în timp, succesul care doar în timp. vine peste Dacă te noapte? uiți afară la familie bogate, începând din Austria, Germania, Elveția, banii au fost făcuți de bunici, de străbunici. Nu există ca în România sau ca în Bulgaria sau ca în Ucraina sau ca în Rusia unul la 25 de ani să aibă 100 de milioane sau ceva. Deci asta doar în țările astea atipice, foste comuniste se poate. Dar averile mari și cinstite și bune se fac în zeci de ani de zile, nu se fac după o zi pe alta. Adică trebuie să ai răbdare dacă vrei să faci o chestie pe termen lung și nu vrei să păcălești, să furi, să înșeli, să păcălești oameni sau ceva. Trebuie să ai răbdare. Bine, Adică mai sunt și cazurile alea în care părinții au construit, au făcut dita mai averea și au și spart o copii în 2 ani de copiii, zile sau în da, 3 ani de sau... zile. Deci trebuie cumva să fie și de... Depinde, uite, Bill Gates sau cine zicea de copiii lui, că nu o să le dea decât 1 milion la fiecare Exact, lasă-l să muncească. și restul să-și facă el, dacă poate să facă din milionul ăla încă 20, 100, 1 miliard, bine, dacă nu, aia e. Am prieteni o grămadă care au plinit copilul 18 ani și erau la Bentley sau Ferrari. Și acum ori a murit că s-a înfipt într-un stâlp, ori se droghează. M-a sunat unul odată disperat, unul dintre amicii ăștia mei care erau la fisul la 18 ani Ferrari, are vreo 22 acum, zice, bă, zice, n-ai vreo pilă pe la poliție că mă bate ăsta și pe mine și pe nevastă-mea la 22 de ani, zice, să-mi vină un polițist acasă să-l sperie. Bă, omule, tu te auzi ce spui, adică când i-ai luat Ferrari, ți-a zis, bă, nu-i lua Ferrari, că nu e ok, nu e în regulă un copil de 18 ani să
Și acum îl bate și pe el. A fost acum și la televizor cu Fulgi, cu Clejani, cu tot așa din n-am cauza văzut, asta. N-am văzut. Copilul... Dar îi scap din mână, adică lasă-l să pună osul. Dacă tu la ăla îi cumperi mașină de 200.000 de euro și pe el trimis să muncească pe 1.000 de euro, până nu va munci niciodată în viața lui și nici nu poți să-ți mai prea afacere. El un copil terminat pentru societate, lasă-l să pună osul. Eu de mici, chiar dacă am avut bani pe copii, niciodată nu i-am învățat cu haine de firmă. Fiul meu la mare, care am plinit, când am plinit 18 ani, a luat un Passat ăsta cel mai ieftin și cu pânză pe scaune și cu tot, ca să fie o mașină cât de cât să nu se strice, dar să fie și un pic de mare, să fie sigură. Ăsta mic, i-am luat Polo, deși puteam să iau și Ferrari și Bentley și Bugatti sau orice vreau eu să iau, puteam să iau. I-am luat un Volkswagen Polo. Am făcut un vlog că i-am luat o casă în câmp acolo frumușan și tot, bă, dar îți bagi joc de copil, e o casă în câmp când tu ești miliardar, ești multimilionar și nu i-ai luat și lui o vilă ca lumea. Nu, domnule, lasă-l să înceapă de undeva, îi dau o mașină Polo, o casă în câmp de 120.000 sau 150 și să descurce mai departe. Nu-i place casa, să se străduiască să o vândă și să-și cumpere el una mai scumpă sau să facă ceva, să, dar lasă-l pe el să pornească de undeva. Dacă iei de la început vilă de 1.000.000 de euro, până mai muncește la 1.000 de euro undeva, niciodată în viața lui, niciodată nu mai face nimica. Cum e și ăla de a fugit peste graniță, s-a intrat cu Aston Martin, ăla de la fotbal, cum îl cheamă, nu mai știu, de era președintele ligii de fotbal sau ceva. A fost un scandal acum vreo 3 ani de zile, unul cu un Aston Martin cu 200 la oră a intrat într-un băiat frontal și l-au omorât pe loc și l-au băgat că e bolnav, că l-au trimis până Italia și până Italia l-au făcut. Adică Iorgulescu, da. Gino Iorgulescu. Da, așa, da, da, da. Deci ăla, până s-a întâmplat accidentul ăla, a mai avut nu știu câte incidente cu poliție, cu droguri, cu curve, cu bătăi, cu bastoane, cu măciuși de alea de baseball, în portbagaj. Adică, bă, dacă ai văzut că copilul ia razna, tu mai cumperi Aston Martin de 300.000, păi tu ești criminalul, nu copilul, pentru că tu e ca părinte, nu poți să faci ceva, ești dacă un criminal. Dacă îi cumpără mașina aia, s-o potoli. Adică, i-a zis, hai că ți-au Aston Martin, dar nu mai faci de-astea. Da, adică da. Cred că la modul ăla a fost discuția. Și acum, bă, am făcut-o, adică arăt, sfidez o țară întreagă, cine sunt eu, Gino Iorgulescu, și dau bani ca să rămână copilul pe acolo. Frate, ai făcut ceva, ești major, plătește, du-te la pușcărie, ai omorât oameni, du-te la pușcărie, nu stai să fugi peste granițe, peste acolo. Adică nu-i, am demnitatea mea de om, eu n-aș face. Dacă ar fi copilul meu, eu l-aș duce și l-aș pune acolo în fața procurorului, ia-l, frate, pentru că asta este, trebuie să plătim, toți ne plătim greșele, nu putem să scăpăm așa la infinit, să... Așa este. Nu, așa e, este. Nu e ok, nu e atitudine corectă. Eu să arăt cât relația am eu și câte pile am eu și câți bani am eu și să-mi țin copilul peste graniță că a omorât un om care a lăsat niște copii orfani. Nu e ok, nu e în regulă. Și ăla nu s-a întâmplat dintr-o dată, că ăla a fost până atunci muncitor și venea de la firmă și a luat mașina și l-a apucat nebunia și a intrat într-unul. El de ani de zile avea probleme cu poliția, cu drogurile, cu bătăile, cu interlopii, cu cămătarii, cu tot. Adică nu era atunci prima dată. Și nu e normal, dacă vezi că ia cale greșită, îi tai absolut orice formă de subvenție. Du-te, frate, du-te de aici, du-te, ești major, ți-am dat o meserie, du-te și muncește. Nu îți cumpăr asta un Martin de 300.000 de euro ca să omor oameni cu el. Nu e ok, nu e în regulă. Așa este. Da. Acum, eu vin dintr-o familie modestă. Ai mei n-au avut ce să-mi ofere la modul ăsta. Am primit și eu o mașină cadou când am împlinit 18 ani de la tata. Un Opel, era un Opel Astra H, o mașină, na, cât să-mi fac treaba cu ea. Dar ulterior, dacă am vrut să-mi cumpăr BMW, că eu asta voiam să-mi cumpăr okay. BMW, am vândut mașina, am mai făcut eu o combinație, o ce am făcut și mi-am luat BMW. Da, și n-ai avut satisfacție mai mare, exact, că ți-ai luat după și combinația mult mai mare ta satisfacția. Și pe mintea ta și pe tot, că ți-ai luat tot tactul. Exact, exact, mult mai mare satisfacția și... mi-a dat și mie, acum când o să am și eu un copil, la fel o să procedez și eu, pentru că mi-am dat seama... E cea mai cinstită și cea mai curată educație care poți să dai unui copil, adică să-i dai minimul necesar și să-l lași pe el să creeze mai departe, pentru că știi că îți va putea duce mai departe ce ai făcut tu, ce ai realizat, exact. Pentru că dacă îl umpli de bani de la 18 ani, niciodată el nu o să mai fie motivat vreodată să muncească pe 1.000 de euro sau pe 2, dacă tu iei mașina de 200.000. Deci asta e cea mai mare prostie sau greșeală, sau vă fete astea, dar... Am un prieten care tot așa e om de afaceri și a dat-o pe fiică să la școală americană, acum vreo 5-6 ani în povestea. Și zice, bă, a venit fiică mea supărat acasă că o duce șoferul meu cu Land Rover. Am luat un Land Rover de la țeapăn, că na, fiind cu șoferul și cu copilul, dacă se întâmplă un accident, se poate să o protejeze. Și a venit supărată că toți părinții își duc copiii cu Range-ul, cu Bentley, cu așa, și ea e cea mai amărâtă și cea mai...
urâtă mașină din așa și fac copiii mișto de ea. Deci aia venea cu Land Rover de 100.000 de euro și era cea mai urâtă și cea mai... Copil la, nu știu, 12 ani, 13 ani, deja el știa că mașina ei de 100.000 e cea mai proastă și că o râd colegii de ea. Sau tot un prieten, acum vreo 15 ani, tot copilul la școală americană, tot așa avea bani mulți, și zice, bă, deci a venit copilul plângând acasă că toți colegii au telefon Vertu. Știi telefoanele Vertu de 10.000 de cărămini? Am auzit de ele, nu știu. Mi-a luat și odată unul și acum l-am însertat, acum vreo 10-12 ani mi-a luat, că era la mod atunci, dacă n-aveai Vertu, nu existai să-l pui pe masă la Marriott. M-a dus și pe mine capul, mi-a luat un Vertu de la, două zile am folosit că rupea costumele, adică rupea buzunarele, cred că are 3 kg un Vertu de la. Și a venit copilul acasă și a zis, zice, toți colegii mei au Vertu, numai eu n-am Vertu. Deci la, în clasa 10-a, un telefon de 10.000 de euro sau 8.000 de euro, nu mai știu cât era pe vremea aia. Și bă, până la urmă am tot stat și așa cu nevastă mea și am luat și lui Vertu și după aia a venit după o săptămână că colegul lui de bancă are două Vertu. Deci ca să vezi... Unde, în ce direcție o luăm și, adică copiii sunt terminați pe viață, adică automat la un copil de la din clasa 10-a când tu îi cumperi două telefoane de câte 10.000 de euro fiecare cu care vine la școală, ăla caput, s-a terminat, ăla niciodată nu o să mai facă carieră, nu o să mai muncească pentru bani, unde îl mai trimis tu pe ăla după ce termină facultatea să muncească pe 1.000 de euro când el are două telefoane de câte 10.000 de euro fiecare, unde îl mai trimis? Depinde acum dacă ai spiritul ăsta antreprenorial în tine și nu vrei să stai să-ți dea alții și vrei să faci tu, acum și cât ți-ar da părinții, poate să-mi dea și mie taică-mi un telefon din ăla, dacă îmi dădea și mie un iPhone sau ce îmi dădea când eram, dacă eu voiam să am eu al meu. Cum a făcut cu mașina, de exemplu. El mi-a luat, a strâns atâția, 5-6 ani, a strâns bani, a pus câte 100 de euro odată la 3 luni să pun acolo, el s-a gândit. Bă, face și copilul ăsta, peste 4-5 ani face 18 ani, îi deau și eu o mașină, ceva. Asta a fost. Dar nu mi-a luat mașina aia, că nici nu-și permitea să-mi cumpere mașina aia pe care o vroiam eu. Dacă ai spiritul ăsta antreprenorial în tine, eu consider că oricât ți-ar da părinții, tu poți să faci mai mult. Sau poți să pierzi. Dar nu stai cu ceea ce ai, că asta e chestia. Eu, de exemplu, dacă aș avea un copil și aș da copilului, eu știu, o sumă de bani, 1.000 de euro, și ca cadou de ziua lui, eu știu, și aș vedea că copilul ăla, chiar dacă a pierdut banii, dar a pierdut banii investind în ceva, nu știu, într-o afacere, m-aș bucura, adică aș zice, bă, măcar a încercat să facă ceva cu ei. Nu i-am dat banii, s-a dus și a cumpărat un telefon de bani ăia și aia a fost. Deci chestia asta eu am văzut-o la mine și cred că sunt mulți ca mine care sunt așa. Adică, bun, oricâți bani ai primit din partea cuiva, tu faci ceva cu ei, adică încerci să faci ceva cu ei. Dacă nu faci ceva cu ei... Problema este și anturajul, adică mergi anturajul, într-un exact. Anturaj și vezi că tu chiar gândești ca tine, sănătos, în care zici, bă, nu-mi trebuie BMW-ul, mai bine investesc în ceva și o să-mi iau peste 5 ani 3 BMW-uri sau 10. Dar mergi și te întâlnești cu el, cu mine și cu noi și tot trei parcăm 3 BMW-uri de alea noi acolo și tu ai venit cu Skoda și, bă, da, tu ești fraier, băiat, nu poți să-ți cumperi și tu un BMW, că știm că ai bani, deci nu-ți cumperi și tu și tot te nebunim de cap și e foarte important ca părinții să controleze și anturajul în care se învârc copiii, pentru că eu știu copii foarte bine educați. Până la un moment dat și când au plecat la liceu sau la facultate, automat s-au schimbat cu 180 de grade, s-a pierdut controlul, pentru că părinții nu controlează anturajul. E foarte important să controlezi cu cine se întâlnește copilul tău, în ce mediu este, la ce filme se uită, la ce se uită pe net, ce influencer, pentru că acum eu aș interzice, deci sunt influenceri ăștia care arată tot felul, cum ți-am zis, de mașini luxoase, de curve, de tot felul de nebunii, care, cum să zic, un copil la 16-18 ani nu are minte încă, nu are, un bărbat se maturizează pe la 30 de ani și o fată pe la 25 și atunci ești foarte ușor de influențat, adică automat îți dorești viața lui cu orice preț, cu orice sacrificiu, dacă trebuie să vinzi droguri, dacă trebuie să furi de acasă, vrei și tu să ai un ceas scump, o mașină scumpă, nu te mai interesează, adică nu te mai duci pe calea aia spre muncă cinstită, spre a investi banii, spre a face ceva, vrei repede să ai și tu repede ca ăla, pentru că, cum a zis și fetița asta, tată, dar eu cu Land Rover de 100.000 și colegul meu vine cu Bentley Bentayga de 300 sau, adică nu e ok la 12 ani să gândești așa, nu e normal, 12 ani, adică nu e în regulă. Am zis acum, mi-am adus aminte de bancul ăla cu bulă, dacă le știți, că s-a dus la școală și la ora de dirigenție, profesoara de diriginta lor i-a întrebat pe fiecare în parte cu ce vine la școală și a întrebat, Alinuța, tu cu ce vii la școală? Mă duce tata cu un BMW. Bogdanel, tu cu ce vii la școală? Mă duce și pe mine tata cu un Mercedes. La care îl întreabă și pe Bulă, tu cu ce vii la școală? Eu vin cu bicicleta. Toți copiii au început să râdă.
Ajunge ăsta acasă supărat, îl vede taic-ul. Ce-i, bulă, de ce e supărat? Zice, păi au râs copiii de mine la școală, că eu vin cu bicicleta, ăla vine cu BMW, ăla vine cu nu știu. Păi ce trebuia și tu să zici, că vii și tu cu, eu știu, cu Ferrari. Ce știu ăștia de unde? Bine, tata, așa fac. Data viitoare, la ora de dirigenție, după o săptămână, iară, diriginta îi întreabă, studiu, nu știu ce, hai să vedem. Pac, ăla cu BMW, ăla cu Mercedes, îl întreabă iar pe bulă. Bulă, tu cu ce ai venit la școală? Toți așteptau să zică că era venit cu bici. M-a adus tata cu un Ferrari. A, da, păi și de ce ai întârziat? Mi-a picat lanțul. Mișto. Cam asta e chestia. Da, I-a da, picat da. lanțul. Nu știu. Cred că mulți dintre... era proverbul ăla cu anturajul. Că 2 săptămâni într-un anturaj prost poate să strice ani de educație. Și mult mai ușor influențează unul rău pe unul bun decât unul bun pe unul rău, întotdeauna. Întotdeauna. Și în familie, și în anturaj, și în, la școală, și peste tot. Adică mult mai repede învață unul chestii rele de la celălalt, știi? Eu consider că așa, din experiență, eu am v-am invitat așa ca să-mi spuneți dumneavoastră mie multe lucruri, că eu am atât de multe lucruri de învățat de la dumneavoastră și am vrut așa să discutăm față în față. Da. Pentru că mie îmi place să mă înconjur de oameni de la care am ce să învăț. Nu Mulțumesc că nu apreciez. neapărat de vârstă. Da, am înțeles, da. De experiență de viață. Experiență de viață, Și mod exact. de gândire e foarte Și important, mod ca de mod de gândire, gândire. da. Pentru că vedeți dumneavoastră, încă de când aveam vreo 15-16 ani, și de la părinți am învățat chestia asta. Băi, încearcă să te înconjuri de oameni de la care ai ce să înveți. Pentru că ai foarte mult de câștigat pe termen lung cu chestia asta. O vorbă, un sfat, un lucru de la un om pe care vezi că a reușit în viață sau vezi că a mers pe un drum care l-a dus undeva și a reușit să aibă niște realizări, te ajută mult mai tare. Cum zicea dumneavoastră de Kiyosaki, degeaba mă duc acolo, pentru că omul ăla face chestia aia nu pentru că a reușit el, că dacă reușea cu Nu adevărat, venea nu să vină pe la era. București, să stea pe la Bulevardul de Expoziție să vândă bilete cu 100 de euro să țină Exact, prelegeri. exact. Și atunci, cumva eu vă mulțumesc din suflet că ați venit, Cu mare drag, că ați venit. oricând. Le mulțumesc și oamenilor care ne-au urmărit pe canalul nostru de YouTube și pe canalul meu de YouTube. Live-ul o să rămână, cel puțin la mine o să rămână postat, nu Și știu la mine, dumneavoastră sigur. dacă Cum? Nu, eu îl lăsați. nu șterg nimic. Genere grie, nu? Cum zicea Edith Da, Piaf. da. Eu mi-asum totdeauna, adică toți, domnule, nu ți-e frică să zici de ăla, să zici de ăla, să... Mă, mi-asum, întotdeauna mi-am asumat, adică niciodată nu mi-a... Era la loterie că m-a trimis Ponta și a zis, domnule, ce mai mare specialist cu jocurile de noroc, te duci acolo și desfințezi contractele cu grecii, că n-au cu... Așa, și am început să intru în ei și am intrat și am intrat și am intrat și la un moment dat șefa de cabinet Georgiana, care e asistenta mea de 20 de ani și acum mai este tot cu mine la birou acolo, și domnul Constanescu, în fiecare zi sună 2 senatori, 3 deputați, 4 miniștri, să o băgăm pe Măsa, pe Taxo, pe Sorsa, pe cumnat, să o să-i bă... Zice, ce să fac? Că nu mai mă nebunesc cu telefonul, nu mai pot să fac jobul. Și zic, bă, fă o listă, cap de tabel, trafic de influență și dă-l pe fax ADN în fiecare zi. Dă-l pe fax ADN, nu contează ce senatorii sau ce deputat, pentru că este trafic de influență și merită să meargă la pușcărie. Deci eu doar mi-am asumat. La un moment dat, după ce am stat la loterie vreo 8 luni de zile și am început să intru mai deep decât mă lăsa Ponta, m-a chemat Ponta, care era primul ministru al României, la ora 11 seara la Palatul Victoria. A trimis un consilier de la și a zis, domnule, să-ți dai demisia acum, seara, acum. Zic, domnule, dar chiar așa frică e la primul ministru de mine să-mi dau? Pentru că eu, când mă trimiți, eu sunt kamikaze. Eu nu am nici case cumpărate cu acte false, n-am furat, n-am făcut evaziune, n-au de ce să mă prindă. Și atunci oamenii de ăștia ca mine sunt foarte incomozi. De-aia nu o să ajungă niciodată unul ca mine președinte sau prim-ministru sau ministru sau ceva, pentru că n-ai de ce să-l apuci. Organizațiile astea obscure care controlează oamenii ăștia care spuși acolo că nu-ți dă capul lor, în momentul când omul o ia razna, n-ai scoate dosarul. Băi, Adi, vezi că acum 10 ani, uite ce ai făcut. Te-am văzut eu cu un băiat sau nu știu ce ai furat sau ceva. Și atunci tu zici, da, șeful, ce trebuie să semnezi, ce trebuie să cumpăr, ce trebuie să... Așa. Și atunci eu sunt un tip foarte incomod, pentru că eu vorbesc liber, n-au de ce să mă Sunteți agațe de... asumat, practic. Sunt asumat și doar dacă îmi fabrică ceva, dar rest, așa, eu sunt cu Dumnezeu înainte, să zic așa, adică Dumnezeu îmi dă putere și nu mi-e frică, nu decât de Dumnezeu, atât, în rest, nu mi-e frică, din moment ce
mă știu că n-am făcut nimic rău sau ilegal sau așa, n-am de ce, și eu sunt asumat și spun orice și oricând, sau nu, mamă, dar nu trebuia să zic chestia aia, m-am scăpat, că m-ai întrebat la început, facem live, domnul Constantin, da, mă, zic, că facem live, adică că sunt mulți care, m-aș vrea, la podcast nu fac live pentru că să scap omul cu o chestie, zice, bă, Sergiu, pe aia repede, că nu trebuie să audă nu știu cine ce am zis eu sau ceva, eu n-am nicio problemă, asta este, asta sunt eu. Te uiți la mine, te uiți, nu te uiți, nu te uiți, nu mă interesează să fac nu știu câți abonați sau să uite 10.000 de oameni. Dacă se uită 2 oameni și le place, eu sunt oamenii foarte... Oamenii rămân cu ceva. Sunt foarte happy, sunt foarte happy, adică nu vreau să demonstrez nimic, nu vreau să arăt că sunt mai bogat decât sunt, că sunt mai deștept decât sunt, că sunt mai frumos decât sunt. Ăsta sunt eu și cu asta defilez înainte, adică cu asta mergem înainte. Așa este. Despre credință mai vreau să discutăm, da, așa pe final. Ce v-a apropiat de Dumnezeu? Experiența de viață, să zic, și am avut niște eșecuri de astea, cum ți-am zis, și cu falimente și cu astea, și mi-am dat seama că nu e ceva normal să tot dai faliment sau să tot îți meargă prost o perioadă lungă de timp, adică toți oamenii primesc semne, unii ținem cont de ele, alții nu ținem cont, ci ne ducem cu capul înainte până ne lovește, că Dumnezeu nu te bate dintr-o dată așa, te ia un pic de ureche așa, dacă nu înțelegi, te mai trage și de păr, dacă nu... Ipotetic vorbind, știi? Te scutură din ce în ce mai rău. Adică toți oamenii, niciodată nu ni se întâmplă un necaz mare, nici nouă, nici în familie, dintr-o dată. Primim semne, câte un semn, câte două, câte trei, adică bă, mergi pe o direcție greșită, ia-o și tu mai în stânga, mai ia-o în dreapta sau ceva. Și am tot primit semne de asta și mi-am dat seama, bă, ceva nu-i bine. Și atunci am stat de vorbă cu un călugăr, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit, care era aici în București, și omul ăla mi-a schimbat viața. Adică după discuția cu el, dădusem faliment atunci în 96, am primit telefonul ăla și am ajuns să pot să lucrez. Am zis, mi-a dat un pic de gândit, dar nu m-am așa. Și de prin 2000 și ceva, alt semn al meu foarte mare a fost fiul meu ăsta mare, Radu, care este preot. În clasa întâi, când întreb copiii ce vrei să te faci, șofer, instalator, medic, nu știu ce, l-a zis că se face preot. Deși noi nu mergeam la biserică, nu eram credincioși. Nu țineam postul, nu făceam nimica. Și ăla a fost un semn pentru mine, dar eu n-am ținut deloc cont de el. A zis, băi, o prostie din copilărie, nu, cine știe, peste 2 ani o să vrea să facă altceva, contabil. Și când a ajuns copilul la, în clasa 8-a, și a zis, bă, unde te dau la meditație, ce vrei să te faci? Păi ți-a spus, zice, vreau să fac preot. Adică, al doilea semn, știi? Și s-a dus la liceu la teologie și încet, încet, încet mi-am dat seama că e o direcție în care ar trebui să... Și am început să studiez prima dată, nu m-am dus prima dată direct la biserică. Adică am luat niște cărți, am studiat, bă, să văd ce se întâmplă. Și am văzut acolo, jocuri de noroc, e un păcat mare, nenorocești oamenii, distrugi familii, nu știu ce, aia așa, aia așa, aia așa. Și încet, încet am început să am mustrări de conștiință, să regret ceea ce am făcut și să mă duc în altă direcție. Și așa încet, încet m-am apropiat, nu dintr-o dată. Nu am zis, bă, de mâine o să credincios, mă duc la Muntele Atos și fac mătănii. Nu. Cât de puțin, și am văzut că merge bine, că dorm liniștit, că sunt, îmi merge bine, tot ceea ce fac rămâne, am o mulțumire așa de sine și mă simt protejat, mă simt puternic, adică în momentul când crezi în ceva, indiferent în ce, dar să crezi în ceva, să ai tu credință așa, automat îți dă o putere fantastică și foarte, foarte ușor te duci, te miști, știi? E foarte, adică sentimentul este... total de protecție, cineva te protejează, știi? Cum azi de părinții ăia, care dau tableta copilului, ăla e singur, adică e cu o tabletă în față cu internetul, nu se simte protejat de vreun părinte. Dumnezeu e ca un părinte, adică îl am pe Dumnezeu, știu că mă protejează cineva, are grijă de mine și n-are ce să mi se întâmple rău atât timp cât eu respect niște dogme sau niște căi pe care mi le-a arătat, adică e simplu, doar să citești, să pui mâna pe o carte... Și gata, adică nu e mare... E foarte, foarte frumos ce spuneți dumneavoastră. De obicei, oamenii care au un eșec tind să se îndepărteze de Dumnezeu. Dumneavoastră, din contră, ați avut un eșec, v-ați apropiat de Dumnezeu. Exact, exact, exact. Pentru că îți dai seama, bă, înseamnă că a fost ceva greșit și trebuie să caut altă cale. Nu merg pe aceeași direcție ca să mai aștept încă un eșec sau încă două eșecuri. Înseamnă că calea pe care am fost eu nu e bună și trebuie să mă duc pe altă cale, să încerc și altceva, adică nu persist în greșeli. Deci, pe scurt, ar trebui în momentul în care ceva ne merge prost în viață... Da, să nu mergem la vrăjitoare sau să mergem nu știu să unde... Să ne apropiem de Dumnezeu, exact, și să încercăm, da, să găsim acolo. E o carte, de exemplu, e pentru oricine, chiar dacă are niciun fel de cunoștință de religie și n-a fost în viața lui de la biserică, eu tot recomand și pe live-urile mele care le fac la...
pe canalul meu de YouTube, spun, citiți cartea Viața Sfântului Paisie, Ghioritu, pentru că cartea mi-a schimbat viața, adică l-a fost de clicul, m-a apropiat și când în momentul când am citit cartea aia, bang, am știut care e direcția și am știut că aia e bună. Până atunci doar tatonam așa terenul, zicea, bă, uite, așa am direcția asta, e mai bine, mai nu știu ce, dar după ce am citit cartea, am zis, bă, asta e calea, pe asta merg și m-am dus înainte și... A fost bine, adică din toate punctele de vedere, și cu familia, și cu sănătatea, și, adică în momentul când ești protejat de Dumnezeu, ești protejat din toate punctele de vedere, și ca și stare psihică, și ca și stare materială, și ca și înțelegere în familie, și ca peste tot, adică e o armonie extraordinară, totul se așează, totul se liniștește, totul e bine, totul e... dispar stările de anxietate, de atacuri de panică, de stres, de tot ce vrei tu. Da. E o plăcere să vă ascult așa, nu știu cum mulțumesc, să vă spun. Mulțumesc, eu cred ceea ce spun. De-aia... Am rămas uimit de chestia asta pe final acum, mă așteptam să spuneți, nu știu, că ați discutat din asta, că ați avut în anturaj, eu știu, un preot care v-a îndrumat. Nu. În general eu când am întrebat prieteni, oameni din anturajul meu, bă, dar de ce... nu te duci și tu la biserică? Sau de ce nu mai... Am în anturajul meu persoane care nu mai cred în Dumnezeu. Au devenit atei. Păi nu mai cred în Dumnezeu. Și sunt fericite, Adi? La un moment dat, vă spun sincer, și eu am avut așa o decepție în dragoste atunci. Și pe, având decepția în dragoste, nici pe plan profesional nu mi-a mai mers bine, că eram într-o depresie, cum ar veni. Eram supărat, eram... Și în momentul în care ești psihic la pământ, parcă nimic nu mai merge bine. Chiar dacă îți merge bine, tu în capul tău zici că nu mai merge nimic bine. Nu, dar chiar nu-ți merge bine. Să știi, da. Chiar nu-ți merge bine. Adică dacă... Cum să zic, bă, Dumnezeu îi devine pentru că am pățit ceva sau ceva. Și oamenii tind să dea vina pe Dumnezeu și zic, da... De ce mie lua ăla îi merge, mie nu merge și tot așa. E vorba românească foarte bună, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traist. Nu-ți bagă în traist. Adică primești semne, ține cont de ele și du-te pe calea aia. Nu... M-a întrebat cineva unde se găsește cartea. Pe internet, băgați Viața Sfântului Paisia Ghioritu și găsiți pe internet. Cartea se găsește, nu știu, 30 de lei sau 40 de lei sau ceva, dar e neprețuită ca și informație și ca și... E o carte foarte simplu de citit, ca o poveste, așa, adică nu... Sunt prea multe elemente de religie care să vă pună în dificultate dacă nu aveți, dacă n-ați citit Biblia sau ceva. E o carte ca o poveste cu viața unui sfânt care a trăit în zilele noastre. Adică e un sfânt contemporan, s-a stins, a trecut la Domnul prin anii 80 și ceva, nu mai știu, 86 sau ceva, nu mai țin minte. Și e din zilele noastre, adică e foarte... Că e foarte greu să citești viața unui sfânt care a trăit 1000 și ceva de ani acum, pentru că erau altă lume, alte obiceiuri, alți oameni, alte... Dar Sfântul Paisie a trăit în zilele noastre. Eu totdeauna când mă duc la Muntele Athos, când mă duc de două ori pe an în pelerinaj, și mă duc la chilia sfântului care a rămas la fel. Și acolo e un călugăr care a fost ajutorul, să zic așa, la bătrânețe și care a stat cu așa. Și obișnuit de la biserică să pun pomelnic, scrie acolo, știi ce e pomelnicul? Da. Pentru cei care nu știu, scrie numele celor din familie, celor dragi, ca să-i pomenească la biserică să le meargă bine. Și când pui pomelnicul la biserică, faci o donație, pui acolo 1 euro, 10 euro, 10 lei, 2 lei, 3 lei, nu pui nimic, acum vrei în cutie acolo. Dar și am făcut un pomelnic, i-am dat omului și zice... Luați-vă banii înapoi. Eu am rămas blocat pentru că niciodată un preot vreodată în biserică nu mi-a să-mi iau banii înapoi. Că au considerat că-s banii pentru biserică și ca donație. Păi zic, de ce să... Păi zice, Sfântul nu i-a plăcut niciodată banii și nu-i plac banii. Și ia-ți ține înapoi. Și dacă citești Viața Sfântului Paisie, îți dai seama că așa este și că a fost un om deosebit cât a trăit și de aia și sfânt acum și... Dar oricum a rămas așa puțin, că deja obișnuit de câțiva ani să merg la biserică să dau pomelnice și am pus bani peste tot, nu că mi-ar fi cerut vreun preot sau ceva, dar așa am considerat necesar să dau niște bani pentru biserică și mi-am tins banii înapoi, așa a fost puțin non-standard, știi? Din păcate, preoții de genul ăsta sunt din ce în ce mai... Nu neapărat că sunt mai puțin, dar sunt din ce în ce mai puțin vizibili, cel puțin. Adică preoții care sunt într-adevăr, așa cum spuneți, sunt pioși, au harul acela, nu prea îi vezi pe la televizor. Pe la televizor îi vezi pe ăștia care... Da, sunt oameni și oameni. În principiu. Da. Am văzut și la emisiuni și la televizor și preoții care te fac să te apropii de Dumnezeu. Cum spuneam, Adi, sunt oameni dedicați meseriei lor care, cum a zis fiul meu din clasa 1-a, mă fac preot și s-a făcut preot, deși nimeni din familie nu se ducea la biserică.
Soția mea a avut un bunic care a fost preot, dar copilul era prea mic, adică avea câțiva anișori când n-a putut să-l influențeze și nu, noi nu mergeam la biserică nici, bunicul era deja bătrân și nu mai făcea slujbe la biserică. Dar cum mi-am dat seama că era dedicat meseriei lui, am avut o grămadă de semne. De exemplu, prin clasa 9-10 când mergea la liceu, avea menajer acasă, că noi avem menajeră și ne făcea pantofi dimineața. Și cum băga mâna în pantof ca să îi curețe, avea talpa întoarsă și avea o gaură mare. Și zic, bă, Radule, zic, ce cu pantofii ăștia? Păi sunt pantofii mei. Păi zic, uite, eu vin cu plase de la Mero, de la Viton, de la nu știu ce, și mă vezi că am 20 de perechi de pantofi și zic, tu nu, spune și tu că ai nevoie de o pereche nouă. Păi zice, nu intra până ei, că doar primul strat. Deci cam genul ăsta copilul, deși crescut, mers la Paris cu mine, la Disneyland, la New York, la nu știu unde, n-avea niciodată n-a fost tentat de bani sau de ceva, nici în ziua de azi nu este, care 30 ceva de ani, că e din 89, are 33 de ani anul ăsta. Mulți înainte. Mulțumesc la fel, dar nici cât era copil, niciodată nu l-a tentat, deși m-a văzut cu mașini foarte scumpe, cu Bentley, cu Ferrari, cu Dalea, niciodată nu a zis, mamă, ce mi-ar place să am și eu un Bentley sau un Ferrari sau un Aston Martin sau habar n-am, niciodată, niciodată. Și când am plinit 18 ani la liceu, ți-am zis că i-am luat un Passat ăsta, un Passat basic, cu pânză pe scaune și nu știu ce. Și după vreo 2 săptămâni îl văd cu cămașa lipită. Stăteam încă, aveam un penthouse acolo unde a fost accidentul ăla de la colectiv. E un bloc chiar lângă aia cu niște brazi la ultimul etaj. Ăla era penthouse-ul meu, aveam vreo 400 de metri acolo. Și îl văd cu cămașa lipită. Păi zic, bă, dar zic, ce s-a întâmplat? S-a stricat aerul condiționat, era cald, vară, era 40 de grade. Ce nu, dar zice, s-a terminat benzina, că eu îi cumpărase mașina nouă și am făcut plinul. Și zice, s-a terminat benzina la mașină și mi-a fost rușine să mai cer bani. Și a lăsat mașina în parcare și s-a dus pe jos. Deci, când a terminat liceu, zic, bă, Radule, zic, noi avem relații, zic, eu am bani, zic, te trimit la Atena, că e cea mai tare facultate de teologie de acolo. Și acolo ai mai mari șanse, că terminând facultatea în limba greacă, stai un an de zile, înveți limba la Atena. Și zic, ai mari șanse după aia să ajungi pe la Patriarhie, un consilier sau ceva, pentru că foarte puțini au facultatea de la Atena, care e cea mai tare. Păi zice, eu la ce mă fac preot? Eu vreau să mă duc la țară să ajut oamenii săraci. Și nu s-a lăsat până n-a ajuns la... E preot de spital, la Ineu, acolo am făcut eu o biserică de asta din lemn, în curtea spitalului, și este preot de spital, merge în fiecare zi și spune rugăciuni s-a certat acolo cu directoarea spitalului și cu medicii că nu lăsau cât a fost COVID-ul să intre în spital să spună rugăciuni la bolnavi. Deci în fiecare zi. Și el ține slujbe în fiecare zi, pentru că a stat cu părintele Ciprian, care aici vis-a-vis cu Meriot, unde e paracristul Catedralei Mântuirii Neamului. Părintele Ciprian e unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, de la Mănăstirea Silvestria. Foarte mulți probabil care se uită la noi îl cunosc. Și a fost ucenicul lui, a fost paraclisier, adică el venea punea cărbunele în cădelniță, nu știu ce. Și părintele Ciprian, fiind călugăr, face slujbe în fiecare zi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, și când s-a dus Radu acolo, a făcut și el slujbe absolut în fiecare zi, de luni până duminică. La noi, în Ardeal, nu sunt oamenii așa, tu știi că ești de la mine, de acolo, din zonă, așa credincios, ca în Moldova, ca în zona asta, până în Dobrogea, și de obicei preotul deschide biserica la 8 dimineața, duminica, și la 2, la 1 a închis-o și la revedere, până în săptămâna viitoare nu se mai întâmplă nimica. Și atunci, în momentul când s-a dus Radu acolo și făcea slujbe în fiecare zi, cam dat peste cap. Au trimis preoții din zonă o scrisoare la episcopie la Rad și i-au făcut reclamație că strică rânduiala, adică Da. strică obiceiul zonei. Strică piața, cum Dar ar acum veni. deja 10-20 de biserici pe acolo, pe lângă, fac slujbe ca și el. Paraclisul Maicii Domnului, Sfântul Maslu de 2 ori pe săptămână, și face slujbe în fiecare zi, dimineața și seara, zilnic, de luni până duminică, și merge la spital. El e dedicat meseriei lui și îi place foarte, foarte mult. Adică, vorbim acum, bă, zic, vine război din Ucraina, zic, avem casă în Tenerife, mai iau una și plecăm toți acolo. Zice, tată, eu nu plec, eu nu las oamenii de aici până la ultimul om, și dacă îmi dau viața, eu nu plec de la mine de aici, din parohie, o să stau lângă oamenii mei până murim toți. Adică, omul e dedicat, nu interesează toți banii care îi primește, îi donează mai departe. Eu îi trimit banii în fiecare lună, care are 2 copii mici care sunt la școală, soția lui are grijă de copii, nu lucrează, și un salariu de preot tot primește, că e mic, e 3.000 de ron sau nu știu cât e. Nu poți să stai cu o familie cu 2 copii și să trăiești din banii ăștia. Și toate pomenice care le trimite, el face în fiecare săptămână, are familii de astea sărace, face tot felul de astea caritabile, se duce cu mașina. Are o mașină asta break, o încarcă cu tot felul de produse, cu alimente, merge prin sate, e total dedicat și place. E, cum să zic, din clasa 1, de la 7 ani, zic, vreau să mă fac preot, să văd cu preot, îi place ceea ce face și dedicat total meseriei lui, fără să... Eu niciodată, fiind în zona asta nocivă de cazinouri și de asta, de anturaj prost și de mediu prost, nu am lăsat niciodată copiii să vină la mine la serviciu, să intre, n-am discutat niciodată acasă, n-am dus acasă niciodată o carte sau ceva, sau ceva de la serviciu, adică i-am separat total de mediul ăsta nociv în care, pentru că și eu am dat, înainte de a mă apropia spre biserică, mi-am dat seama că nu e un mediu sănătos, educativ pentru copii, și atunci tot timpul i-am ferit și am ținut deoparte de mediul ăsta.
La distanțe. Da, simt. da, da, da. Cu câtă mândrie și ce frumos povestiți despre... Da, e normal, pentru că, cum să zic, ai o satisfacție. Vezi un copil care a reușit să facă ce și-a dorit din clasa întâia și e un bun preot și oamenii îl apreciază și biserica lui tot timpul plină și oamenii stau pe afară că n-au loc toți în biserică și bolnavii de la spital îl apreciază și așa. Normal că mândria e un păcat, adică dacă ești creștin nu e bine să fii mândru că e păcat, știi? Nu, dar, dar e o satisfacție părintească, mai ales având, cum să zic, handicapul ăsta în care nu l-am educat eu, adică asta cu soția mea, știi? Revenim iar la femeia puternică din spatele bărbatului puternic. Deci am handicapul ăsta în care știu că nu datorită mie copilul ăsta a ajuns unde a ajuns, știi? Adică, bă, uite, eu l-am educat așa, eu l-am, bă, du-te, fă-te preot acolo, ajută oamenii că tot, nu, n-am contribuit cu absolut nimic, adică Dumnezeu și cu soția mea care l-a educat, dar eu n-am avut absolut niciun fel de contribuție, adică n-am fost un exemplu bun pentru copil. Așa, pe final, da, vă întreb, pe lângă faptul că n-ați stat cu copiii, care este un alt regret al dumneavoastră? Când am plecat din țară, prin 90 și ceva. Pentru că sunt așa de dezamăgit de corupția care există și de murdăria care există și de nepăsarea față de oamenii din jurul nostru și de ce se întâmplă, încât e singurul element care mă pune în dificultate, să zic. Adică orice mulțumire aș avea din toate punctele de vedere, nu sunt mulțumit de țara mea, de conducătorii mei, adică suntem într-o situație tragică, să zic, adică cea mai tragică posibilă după al doilea război mondial, suntem în pragul unui al treilea război și avem niște conducători de 2 lei care nu ar putea niciodată să conducă țara într-o situație de dezastru și se vede pe zi ce trece cu toată nebunia asta, cu toate fake news-urile, cu tot uleiul ăsta și cu toată benzina și cu tot. Avem în cea mai groaznică situație a țării după al doilea război mondial cei mai incapabili conducători posibili, adică și sunt, cum să zic, asta e un regret al meu, trebuia să plec din țară. Dar n-am putut, pentru că eu îmi iubesc țara și oamenii și sunt foarte sociabil, adică n-aș putea să stau printre străini nici dacă aveam, nu știu cât, miliarde să vi spot pe afară și oricum ești un străin, chiar dacă ești manager bun în afară, că ești la Microsoft în America sau oriunde lucrezi tu sau oricâți bani ai avea, nu ești privit ca și în țara ta aici. Cei care sunt, am 40% pe canal care sunt în diaspora, știu ce vorbesc, adică oricât ai fi de harnic, de muncitor, de capabil, de cinstit, tot ca un străin ești privit. Niciodată nu te consideră de-a lor. Chiar dacă ăla e inferior ție, chiar dacă ăla nu știe cât nici pe jumătate câte limbi știi tu, nici nu muncește cât muncești tu, tu ești tot un străin. Așa este. Așa este. Am avut și eu o iubită în Spania. Mătușa și unchiul ei stăteau de mulți ani acolo și am fost într-o vacanță. Am stat o lună de zile în Spania, undeva lângă Barcelona, în Reus, dacă știți zona respectivă. Și acolo am văzut și eu cam cum sunt tratați românii, din păcate. Da, așa este. E trist, e dureros, știi? Da. Bine, ei între ei, adică s-au format comunități de români, se înțeleg bine, sunt ok, dar cum străinii cum tratează și e păcat, da. Te doare că nu ești. Da, mai ales că, cum să zic, e aceeași situație la noi când tu lucrezi la stat, cum vorbeam mai devreme, și tu ești cinstit și corect și știi bine și altui cupile și nesimțit și pleacă la 10 și la aia nu se... Așa e și afară, adică tu ești pe aceeași poziție, tu român și ești muncitor și cinstit și îți vezi de treaba ta și ăla străin face prostii, vine beat la serviciu, se iese 20 de ore la țigară și tu ai pățit odată ceva când ai dus să vii la muncă, de tine să ia și de la nu se ia niciodată, știi? Pentru că tu ești român, tu ești străin, știi? Asta se întâmplă frecvent și am vorbit cu foarte mulți oameni din diaspora și au sentimentul ăsta de inegalitate, să zic așa, și na, e probabil că și involuntar și la noi, dacă ar fi un străin la muncă, probabil că am proteja românul că e de-a nostru mai mult decât, adică involuntar se face chestia asta. Da, doar că mai puțin în partea asta să vină străinii să muncească la noi. Da. Acum vezi că au plecat foarte mulți români în afară și mai ales forțe calificate de muncă și avem acum 10.000 de străini din Filipine, din, nu știu, tot felul de Sri Lanka, am văzut, mai ales în domeniul hotelier, Horeca sau asta, pentru că nu mai se găsește forță de muncă. La noi o mare prostie este cu ajutoarele astea sociale. Chiar azi am plecat de acasă pe la Frumușan, pe acolo, pe unde asta, și trec pe lângă poștă, erau 20 de BMW-uri, apropo de BMW-uri, cu numere de Bulgaria de acum 300 de ani, niște haidamași de ăștia stăteau acolo la coadă la poștă să-și ia ajutorul social. Deci toți primarii din România
dau ajutor social ca să fie votați de comunitatea din satul respectiv. Și atunci ar trebui schimbată legea, dat ajutor social doar la oamenii care nu pot să muncească deloc, adică au un handicap fizic sau o problemă psihică sau ceva, dar nu-i dai la unul care n-are nimic, dar nu vrea să meargă la muncă. Și ar da, acum vreo 2 ani ar da un primar dintr-un sat din Moldova, că a dus nu știu ce investitor german, a făcut o fabrică de confecții și pe vremea de la vreo 2500 de ron și au zis că nu a venit nimeni din sat, deși toți erau pe ajutor social, că a zis că mai bine și a luat chiar interviu și spunea o tanti, păi îmi convine să stau acasă pe 1500 de ron și nu fac nimic decât să mă duc pe 2500 de ron să muncesc. Deci cam asta e mentalitatea. Adică sunt niște legi în România care de ani de zile ar trebui schimbate. Și nu se schimbă. Cum e cu pensiile speciale, care sunt oameni care au 5.000 de euro, deși el a contribuit lunar la stat cu 300 de euro. Adică sunt de acord, dacă am avut salari foarte mare și am cotizat la statul român, să mi se dea echivalentul la pensie cu cât am cotizat. Dar nu e normal să am salari 1.000 de euro și când ies la pensie să am 5.000 de euro sau 3, cum au făcut ăștia din poliție, cu 3 luni înainte premeditat cu șefii lor și cu toți așa, le-au dat ore suplimentare, le-au dat o poziție în plus, le-au dat aia ca să ajungă la o pensie de asta uriașă, știi? Nu e corect, adică toți suntem egali ca și cetățeni români, cu cât contribuim pentru pensie, pentru fondul de pensii la statul român, atâta pensie să primim. Asta e corect, nu? Sunt oameni la țară care au pensie și acum, 300 de ron, 500 de ron. Păi cum să trăiască un om în ziua de azi în România în 2022 cu 500 de ron? Nu există așa ceva, nu se poate, adică nu poți să... E strigător la cer să faci așa ceva, ca și conducător. Da, corupție mare la noi... Da, corupție... Nu mai scăpăm de ea, nu mai scăpăm, asta e dureros. Adică de, suntem totuși după 30 de ani de la Revoluție, avem 32 de ani de la Revoluție. Credeți că o să scăpăm vreodată? Nu cred. Dacă te uiți ce poezii spunea, făcea Eminescu și ce zicea Caragiale și asta, parcă zice acum, în zile de azi, adică nu s-a schimbat nimic din 1800, 1900 și ceva, până acum nu s-a schimbat deloc. Adică eu mi-am pierdut speranța de mult, să zic așa, deși să fie optimistă de felul meu, dar nu văd o schimbare. E și chestia aia că și noi ca popor suntem, noi românii suntem foarte descurcăreți și indiferent ce cine ne conduce, cât ne fură, cum ne fură, noi tot ne descurcăm într-un fel. O scoatem la capăt, vorba aia. Și atunci probabil că și din cauza asta la noi e mai nasol decât în alte părți. Cumva că ne adaptăm ușor, că suntem noi din neam, nu știu, așa ne e firea noastră, să ne descurcăm, să găsim modalitate. Da, din păcate, da, educația. Probabil educația. Că dacă eram niște oameni care nu ne-am adaptat așa ușor la diverse situații, în momentul în care nu ne-ar mai fi convenit, am fi luat inițiativă și am fi, nu știu, am fi ieșit în stradă. Deci acum și dacă ieși în stradă, am stat și m-am gândit. Mă, ieși în stradă, dar ce se întâmplă? Că vin, pleacă ăștia, vin alții care... Pleacă ai noștri, vin ai noștri, nu? Da, tot la fel fac, adică... Câinii latră, caravana trece, cum să zice. E, cum ați spus dumneavoastră, greu mai găsești acum pe cineva. Nu, și unul care este bun pe jobul lui, ca să fii ministru, de exemplu, numai în România, oriunde și în America și în Germania, trebuie să fii manager bun, ca asta înseamnă ministru, manager. Eu dacă sunt manager bun și câștig 10-20 de mii de euro pe lună, că atâta câștig un manager bun la o corporație în România, păi mă duc pe 1500 sau pe 2000 cât are un ministru, care e logica mea? De ce m-aș duce eu, Adi, pe 2000 de euro? Când am 20 de mii acum și sunt plătit bine și am un serviciu stabil și m-am chinuit 10 ani să ajung în poziția asta și acum vine nu știu cine să zică, domnule, du-te tu ministru acolo. Păi de ce să mă duc, frate, să-mi dai 2000 de euro și eu am 20 de mii la... Deci clar că am alte interese ascunse din moment ce accept eu ca om să mă duc pe, să conduc un minister și să mă duc la guvern și să stau nopțile pe acolo pe 1000 și ceva, 2000 de euro. Adică nu e logic, nu e... De acolo pornește problema în sine, adică ceva nu e bine, știi? Adică, da. N-ai cum să găsești oameni buni, capabili, cinstiți, să se ducă acolo pe 2000 de euro. Adică eu dacă sunt manager de 20 de mii, conduc și o mașină scumpă care costă 100 și ceva de mii, care îmi trebuie benzină, m-am învățat cu un anumit standard, cu anumite vacanțe, acum să renunț la tot, să mă duc ministru, n-am văzut de ăștia niciodată, adică nu există. Nu, e clar nu că cunosc. Sunt alte avantaje, alte... Voilà. Exact. Și interesul de partid, interesul de grup și nu ești de capul tău. Eu de câte ori am stat de vorbă, când am fost la loterie, că era... Ăsta, Orban, primul ministru, și am stat de vorbă cu ministrul de finanțe, cu ministrul economiei și tot, și spuneam, domnule, uite, la loterie pot să-ți aduc 200 de milioane de euro pe an pentru statul român, fără niciun fel de investiție. Să vorbesc la partid. Păi, dar tu la ce te-a mai pus, frate, ministru, acolo, dacă tu nu poți să iei nicio decizie, că să vorbești la partid? Adică era loteria în pandemie, închisă toată, iau 2000 ceva de angajați, cei mai mulți angajați la raportarea numărul de agenții din toată Europa. Pentru că toți au externalizarea serviciului, speculează monopol de stat în afară de noi. Și loteria română în perioada aia cheltuia de la statul român, din buzunarul statului, cam 3 milioane de euro. Și mă duc la
ăsta, Virgil ăsta, care e acum ministru economiei, dar nenorocit toată țara cu facturile, cu gazele și cu asta, care e un incompetent cras. Și nu știu de ce nu-l schimbă de atâta vreme. Și zic, nea Virgile, uite, două săptămâni, i-am dat mail, am pe mail, că a fost un articol în presă și le-am arătat în presă mail-ul, i-am spus, în două săptămâni vă pun la dispoziție un soft gratuit cu care să vindeți electronic biletele de la 6 din 49, gratuit, că așa se o Sorin Băia Bună, am firmă de IT și sunt patriot și vreau eu să dau statului român gratuit un soft. Și era la guvern acolo, la secretariatul general, și l-a chemat pe ăla, Sabin Sarmai, sau cum îl cheamă, era șef la digitalizarea României, o instituție de asta foarte pompoasă, care n-a digitalizat nimic până acum. Și zice la, nu domnul, că fac eu tot în două săptămâni. Vorbim de acum un an jumate, nici în ziua de azi n-au terminat softul ăla, de un an jumate, și îl puneam la dispoziție gratis în două săptămâni. Deci subminarea economiei naționale, asta e pușcărie, adică eu îți ofer ceva gratuit pentru statul român să facă bani și tu refuzi ca ministru, nu există, păi, așa cred ceva. Cred că nu exista un mod prin care să-și facă și ei partea. Păi de-aia n-avem autostrăzi, Adi. De-aia au croații toți autostrăzi și ungurii pentru că au acceptat să lucreze cu chinezii în parteneriat public-privat. Pentru că chinezul zice, frate, să facă autostrada, 10 ani mi-ai o taxă de autostradă și după aia să rămâne ție. De acolo n-aveau, nu să ia șpagă. Și atunci noi nu acceptăm și de-aia n-avem autostrăzi, suntem ultimii. Și Bulgaria au centura aia până Sofia de acum 7 ani de zile. Noi, eu stau pe centura acum de nebunesc, mă duc până acasă la Frumoșani, fac o oră și ceva de când plec de la birou, de la Meriot. Și din cauza asta n-avem, pentru că noi n-am acceptat parteneriat public-privat, noi am vrut să dăm noi banii ca să ăia să ne reîntoarcă 20%, 30%, depinde ce guvern a fost la putere. Pe vremea lui Boc și pe când era Băse și Cude era cea mai mare jaf, au luat câte 40% șpagă. Ăștia acum mai au 10, 15, nu știu cât mai au. Sau... Dar de-aia n-avem drumuri, pentru că n-am acceptat nimic fără să primim șpagă de undeva. Nu, niciun business plan care n-a dus banii murdare sau pe sumasă n-a fost acceptat. Deci toate țările, păi eu merg în Croația că mă dau cu barca de 20 de ani, nu era Croația în Europa, era înainte cu 5-6 ani, toată țara e brăzdată de autostrăzi și n-au nu știu ce economie croații, nu știu ce de bogați, toată strada e brăzdată de autostrăzi, de tunele de alea de 7 km, de 5, noi ne căcăim să facem asta, Pitești-Sibiu de ani de zile, ani de zile, bacă-i studiu, bacă trei nu știu ce șobolan pe acolo, bacă-s trei mergi pe-n copac. Păi cât s-au chinuit și cu metrou ăsta din drumul Taberei. E incredibil, e incredibil. Deci suntem ultimii din toate punctele de vedere, din toată Europa, asta suntem ultimii oameni. Și ne slugărim așa, noi suntem slujdi, așa ne aplecăm la toți, nu mai avem demnitatea aia de conducători, nu mai avem bărbați de stat așa să stea drept, să nu mai pună tot timpul, adică orice ne spun străinii, acceptăm orice, absolut, orice. Cum a venit și acum asta, vicepreședinte american, stătea Iohannis ăla, zice că era valetul ei acolo, stătea lângă ea așa cu capul plecat, dacă îi spunea ea să sară în cap, sărea în două secunde, nici nu mișca, nici nu întreba dacă e bine, dacă nu e bine sau ceva. Deci ăștia sunt conducătorii care are România în 2022. Niște marionete, practic. Exact, exact. Niște oameni șantajabili, niște oameni care sunt manipulați, care sunt conduși, noi nu mai avem bărbați de stat, nu mai avem nimic. Nu știu, acum mi-am pus așa puțin în cap o chestie acum câteva luni. Păi dacă aș ajunge eu primar sau președinte. Nu ai putea sau... face nimica, că nu te-ar lăsa ceilalți. Tu dacă exact, eu aș vrea să fac. Dar dacă ar veni unul și mi-ar zice, bă, dacă faci asta, te-am dat jos. N-ai, tu dacă ești primar, Adi, ai nevoie de bani de la bugetul de stat. Exact. Ca să primești bani de la bugetul de stat, trebuie să fii cu partidul la putere. Nu da. Ești cu partidul la putere, nu primești și trebuie să bani, faci împărțeala. Că... E simplu. Exact. Deci, tu ești legat ca primar de mâini și de picioare, pentru că tu nu este autonomie locală cum în alte țări. A zis, bă, taxele locale nu mai ajung pe la București, să rămân acolo, la Arad, la Timișoara, rămân acolo taxele și te gospodărești tu cum vrei. Nu. Da. La noi se duc banii la bugetul central și de acolo se întorc înapoi. Și atunci dacă tu nu faci, nu joci cum cântă ea și nu faci ce vor ei și nu pui pe cine vrei tu, nu și primești ce nu trebuie. Nu primești nimica și te dă lumea jos că zice, bă, Adi, nu ne-ai băgat nici curent, nu ne-ai băgat nici gaze, nu ne-ai făcut nici trotuare, păi n-am bani, frățioare, că nu sunt cu guvernul și nu mi-au dat ea niciun leu. Păi câte scandaluri erau în presă, că era PSD-ul la putere și n-au dat bani la primarii PNL sau invers, sau eu știu, abar n-am, USR sau, deci numai de astea. Deci nu poți să faci nimic aici legat, am prieteni, ți-am zis, care erau entuziaști așa ca mine, bă, eu mă duc la Parlament, candidat independent, oameni de afaceri, nu contează cât bani investesc, au băgat 2 milioane să ajungă deputat independent, sau să acolo și după 3 luni, bă, ai avut dreptate, n-am putut să fac nimic, pentru că și... degeaba țineam eu mâna împotrivă, că majoritatea erau... Am înțeles că și Mugur Mihăescu acum, Mugur Mihăescu, cel de la Vacanța Mare. Așa? Am înțeles că vrea să-și facă partid, zicea într-un podcast tot așa, că își face partidul lui, că...
Bine, pe el l-a rupt rău de tot acum, criza asta cu COVID-ul, că au închis tot și el cum avea cu Horeca, cu restaurante, cu baruri prin centru vechi, cu astea, l-a rupt în două, adică l-a afectat rău de tot. Și era foarte împotriva regulilor. Nu neapărat împotriva COVID-ului, că a crezut în virus și că există Și eu ceva. cred în virus, dar ne-au nenorocit din toate A punctele de fost, vedere, și da. cu afaceri, și cu familie, și cu ne-am îngropat rudele în saci de plastic, nu i-a lăsat să-i îmbrăcăm, să-i mergem la spital. Oamenii care aveau alte boli nu au avut acces în A fost o spitale, că erau. bătaie de joc, Deci și-au probabil. bătut joc de noi în ultimul hal, ne-au umilit în ultimul hal. Nu am zis că nu există sau că nu așa, dar s-a mers pe alte căi, s-au îmbogățit niște oameni, adică numai acolo când. Nu vorbesc eu povești sau din bârfe, statul român a cumpărat 120 de milioane de doze de vaccin în condiții în care noi suntem 15 milioane. Găsești pe net informația, e oficială, e legală, e cum vrei tu. Adică era clar că noi nu avem ce face cu. Nu puteam să vaccinăm fiecare om de 10 ori și alea expiră, că expiră. Deci era clar că niște băieți s-au îmbogățit pe spatele nostru. Că, zice, nu, a fost gratuit, frate, n-am dat noi bani pe ele. Păi banii care are statul român, nu e din taxele mele, din impozitele mele, din taxele mele pe salari, din TVA-ul care îl dau la supermarket. De unde-s banii aia? Nu sunt tot de la mine. Adică cum să cumpăr 120 de milioane de doze și bărbatul Ursula aia care ne-a obligat cu dozele și care a cumpărat nu știu câte sute de milioane de doze, dar au rămas pe acolo, le-au aruncat pe la gunoi, l-au băgat în Consiliul de Administrație la Pfizer. Și Pfizer a făcut 55 de miliarde și a luat și la vreo 100 de milioane sau cât și-o fi luat în dividende. Adică ne prostesc pe față așa, adică suntem ultimii proști din lume. Și n-ai ce să faci. Vorbim noi aici la podcast, eu cu Adi, uite bă ce prost suntem și asta este. Da, cam Rămânem asta. proști. Aici rămâne Aici rămânem, discuția. la nivel de discuție, adică câinii latră, caravana merge, știi? Păi, Băieții și văd de treaba lor, de așa banii se lor. mișcă lucrurile, zicea cineva aici în chat, Acum au că... terminat cu medicamentele, acum vor să facă bani cu armele. Nimeni n-are interes să termine război din Ucraina pentru că toate firmele de armament sunt private. Toți senatorii americani care ajung în Senatul American, ca să ajungi în Senatul American, găsești informația pe net, îți trebuie vreo 10-15 milioane de dolari. De unde vin banii? Nu poate să vină de la o firmă de confecții chiloți. Vine de la o firmă de armament, de la o firmă de medicamente și atunci trebuie să-i susțină. După ce au ajuns la senator, îl sună pe Nea Iohannis. Nea Iohannis, ia mai mărește și mai tare bugetul de apărare că trebuie să cumperi niște patriote de alea din 1960 de la noi, care oricum sunt expirate și nu mai sunt bune de nimica. Și când a fost Dragnea atunci, l-au chemat pe la DNA, l-au așa, și a doua zi a venit ambasadorul Americii și au cumpărat rachete Patriot de 2 miliarde jumate, care în 1970 nu spune de nimic, adică ale nu mai sunt compatibile cu niciun sistem de ăsta nou de. Și acum vor să mărească bugetul de apărare că vin rușii peste noi, adică e pe față așa, e adică cât de prost să vii să crezi toate aberațiile astea, toate tâmpenile astea, știi? Da, zicea cineva aici în chat că suntem conduși de un guvern criminal. Atâta timp cât suntem supuși, nu vom scăpa de el. Din păcate, nepăsarea se plătește. Acum plătim cu vârșini de sat. Păi asta ziceam și eu, că nu avem ce să facem. Ieșim în stradă, pleacă ăștia, vin alții și se întâmplă la fel. Adică vom fi așa, într-un cerc vicios. De Pleacă ai asta. noștri, vine ai noștri și rămânem noi ca proști, așa se Da, zice. când era melodia, da. Da, Ce din să... păcate, din păcate, da. Și am fost dezbinați, pentru că de-aia s-a și făcut campania împotriva bisericii, pentru că una din puține instituții care au mai rămas în picioare și cu credibilitate, acum 10 ani era biserica și atunci biserica te ține uniți. Nu vorbesc ca biserică în sine, ca și trebuie să fii credincios și să mergi în fiecare zi. Vorbesc că se creează o comunitate în jurul bisericii. Și atunci ne-au distrus familia, că au promovat tot felul de curcubee de astea peste tot și au dezbinat și au zis că se poate și așa și așa și așa și bă dincolo. Deci cu familia au terfelit-o. Mai era ca redută biserica. Și atunci a fost campania, am prieteni ziariști care mi-au mărturisit că au fost campanii finanțate de afară, cu catedrale, nu spitale, spitale, nu catedrale și așa mai departe. Adică o grămadă de. Acum, de ce nu ies ăștia care au făcut campania cu catedrale și cu spitale și nu catedrale, să iasă, nu apărare, că oricum nu avem ceva ce cu ea și de Putin apasă pe buton și oricum suntem morți, degeaba stăm pe la beci, pe acolo, pe unde sunt adăposturile cu compoturi antiatomice și cu borcane de murături, că oricum ne omoară, hai cu ea 0,5% din PIB să facem spitale. Nu a ieșit niciun de ăsta, un propagandist, pentru că Vestul vrea să cumpărăm cât mai multe arme și să cheltuim banii. Pe cât am luat avioanele alea F-16 care sunt tot așa de 30 de ani, au fost a unei bătrânici care umbla cu ele numai duminica la supermarket și le-au ținut în garaj.
care când a fost parada națională atunci, acum 5 ani, nu s-a ridicat niciunul de la sol. Îți dai seama dacă vin rușii cum se ridică aia de la sol. Și cu miguri de alea cum îl ridică, cum pică. Adică s-au cumpărat tot felul de, și cu elicopterul, Dumnezeu să ierte, bă, băieția, că nu aveau nicio vină din cauza sistemului ăsta corupt, toate licitațiile, parlament, toate, nu se fac licitații, să-i cu încredințare directă, noi nu vedem ca și populație pe banii noștri ce cumpărăm, din ce an e armamentul, dacă e compatibil cu armamentul NATO, dacă e așa, cumpărăm niște gunoaie date de aliații noștri care n-au ce face cu ele, noi suntem groapa de gunoi al lui NATO și a Europei și nu e ok, adică nu e normal. Și de-aia spun că ultima redută era biserica și a fost o campanie foarte puternică, că patriarhul nu știu ce face, că biserica nu știu cum, că dacă dezbină și biserica, noi toți suntem învrăjbiți, nu mai suntem uniți. Dar cu cât, cum era vorba aia, dezbină și cucerești. Așa suntem noi acum, suntem dezbinați, eu sunt cu mască, tu ești fără mască, eu sunt vaccinat, tu nu ești vaccinat, eu mă duc la biserică, tu nu te duci, eu sunt cu patriarhul, tu ești cu curcubeu, ăla e cu nu știu ce, și suntem toți împrăștiați în toate, n-ai cum să modifici tu sau să schimbi ceva într-o țară ca populație dacă tu ești împrăștiat în toate părțile. Atâta timp când nu e un grup unit de oameni și organizațiile astea mondiale criminale, asta fac, ne dezbină. Asta e scopul și e foarte bine gândit și foarte bine pus la punct și dacă te uiți și pe media și citești pe între rânduri, asta se dorește, dezbinare totală, să fie comunitățile cât mai dezbinate, cât mai mici și cât mai împrăștiate. Adică unul să fie cu aia, unul cu aia, unul cu aia, unul cu aia, unul cu mască, unul fără mască, unul pro vaccin, unul împotriva vaccinului, unul cu aia, unul... Și gata, s-a terminat, gata, noi suntem dușmani. Numai, băi, Adi, hai să mergem la Revoluție, în Piața Victoriei. Nu mă duc, frate, eu nu sunt, eu sunt cu alții, nu mă duc cu tine. Și atunci nu mă duc singur să stric acolo că n-am ce face, mă iau jandarmii și mă bag în dubă, știi? Corect, așa este. Un sfat pentru cei care ne urmăresc, tinerii, de toate vârstele, așa, un sfat de viață din partea dumneavoastră. Un sfat de viață, să lase internetul, să mai pună mâna pe o carte, să citească, că cu asta rămâi și internetul prostește oamenii. Cu cât stai mai puțin pe internet, cu atâta te recreezi la minte, fără iarbă, fără țigări, fără nimica, că nu duc. Deci fericirea nu constă în a fuma o țigară cu iarbă, fericirea constă în a fi împlinit cu tine, de a fi mulțumit de ceea ce faci tu, să fie și cei din jur mulțumiți de tine, nu e o fericire falsă într-un drog sau într-o beție de asta sau ceva, nu te ajută cu nimic, ca și pe termen scurt, toate astea au repercusiune asupra sănătății tale, și iarba și alcoolul și tot, totul trebuie făcut cu măsură. Și eu beau un pahar de vin, beau un coniac, nu m-am bădat în viața mea, pentru că eu sunt leu și îmi place să țin controlul. În momentul când sunt puțin amețit, pot să fie orice petrecere, o nebunie de petrecere și o nuntă, nu știu ce, m-am oprit în băut instantaneu, pentru că eu trebuie să dețin tot timpul control, să mă uit în jur, să am control asupra celor din jurul meu, să am controlul asupra mea. Și în momentul când bei, tu nu mai ești. Da. Și a doua zi regreți, mamă, mă doare capul, ce poșircă de băutură mi-au, cine știe ce mi-a băgat aia, am amestecat, nu sunt bună nimic, nu pot să mă ridic din pat, ai o greață așa interioară și de tine și de tot ce ai făcut și nu știi, bă, oare m-am certat cu cineva, oare am omorât pe cineva, că aseară nu mai țin minte ce am făcut când eram. Deci, dacă tot ce este așa abuziv este pe termen scurt și are picioare scurte. Dacă vrei să reușești în viață, să fii un om împlinit, să fii respectat în societate, trebuie să respecti principiile pe care am enumerat mai devreme și imposibil să nu reușești. Imposibil, adică la nivelul în care vrei tu să-ți ajungi, ajungi sigur. Adică fiecare ne pricepe la ceva. Ți-am zis, nu neapărat că eu n-am ureche muzicală, dar mă pricep la afaceri. Tu ai ureche muzicală și te pricepi și la afaceri. Ăla nu știu ce. Fiecare are ceva, un talent. Nu există om care s-a născut fără niciun talent. Duceți-vă pe calea voastră, nu ascultați de nimeni și dacă voi credeți că sunteți buni într-un domeniu, chiar dacă nu ești țiriac sau chiar dacă trebuie să fii om în primul rând. Omul e mai important să fii și ești mult mai respectat decât un miliardar care a ajuns nu știu cum sau prin ce mijloace sau prin ce metode, știi? Credeți că e prea târziu? Credeți în chestia asta e prea târziu? Nu, niciodată nu e prea târziu. Eu am prieteni care până la 50 de ani au lucrat la o firmă și au zis, bă, dar uite, mi-a venit o idee și acum are bani cât mine, în 5 ani de zile. Adică, am înțeles. Și până deci niciodată nu e prea târziu să nu e prea târziu, schimba adică, cazul, ca să zic așa. Să schimba cazul, nici ca nimic, nici ca meserie, nici ca credință, nici ca nimic. Adică niciodată nu e prea târziu, atât timp cât ai două picioare și două mâini și doi ochi și o minte, poți să faci și să răstori munții. Tu trebuie să ai credință. Știi cum se zice în Biblie? Dacă credința cu credința ta poți să muți munții din loc. Cam așa este. Adică dacă... Așa este, clar. Crezi în ceva, în tine, în Dumnezeu, să crezi în ceva. Dacă tu nu crezi în nimica, ești mort pentru societate. Ești... Nu neapărat pentru societate, pentru tine. Nu mai ești împlinit. Și cu cât ești mai neîmplinit așa și nu mai ești mulțumit de tine, cu atât intri în depresie, faci atacuri de panică și așa mai departe. Trebuie să crezi în tine, în
oamenii din jurul tău care într-adevăr nu te perie doar așa din interes și te apreciază, sunt foarte puțini oameni, dar există. Eu am avut, când a dat falimente, mi-aduc aminte când am mai povestit chestia asta, am avut vreo 800 ceva de mesaje, că le număr totdeauna când primesc de sărbători, și al doilea an după ce am dat faliment, am mai primit 16 mesaje din 800. Pentru că ăștia sunt oamenii, atâta timp cât ești pe val, toată lumea vrea să fie lângă tine, toată lumea te perie, adică să nu, nu zic să nu, să nu crezi în oameni, dar să nu te lași influențat prea mult în momentul când ești pe val de cei din jurul tău care te perie tot timpul. Că așa sunt oamenii făcuți. Adică, domnule, ce frumos ești, ce bun ești, ce tare ești, ce deștept ești, toată lumea te laudă, adică are tendința asta, chiar involuntară. Și atunci trebuie să crezi în ceea ce simți tu că este, nu în ceea ce spun cei din jurul tău. Adică trebuie să-ți vezi drumul tău, să mergi pe drumul tău. Zic aici oamenii că, din păcate, mulți nu conștientizează chestia asta. Păi, ce să vă zic, urmăriți-l pe domnul Sorin Constantinescu pe canalul de YouTube, că o să conștientizați. A venind din partea unui om care am trecut prin toate, a trecut așa prin atâtea lucruri, asta e, că degeaba vin eu și le spun, eu de-aia am vrut. Pe, da. Că eu le mai zic celor care mă urmăresc pe mine și e le zic, bine, băi, ai conștiința în păcat de că ai spus, adică exact. Dacă unul singur te ascultă din ea 100 sau 1000 sau 10.000 sau 100.000 care te urmăresc pe tine, unul singur ascultă, satisfacție maximă, așa sunt eu, dacă exact. Toți ăștia 414 oameni care s-au uitat la noi, unul singur și-a schimbat optica sau, nu știu, ceva am schimbat în interiorul lui, eu sunt cel mai mulțumit om din lume. Dacă toți cei 413 mă înjură și doar ăla e mulțumit, eu sunt cel mai fericit om din lume. Corect, așa este. Eu am 28 de ani, sunt la început de viață, de drum, ca să zic așa, și mă bucur când am ocazia așa să discut cu oameni ca dumneavoastră care au trecut prin niște lucruri și pentru mine asta e chestia, că eu v-am zis de la început că în primul și în primul rând mi-am dorit să fiți prezent aici la mine ca să aflu eu niște lucruri pentru mine. Că oamenii se uită și au înțeles și ei ceva, cu atât mai mult mă bucur că s-a întâmplat chestia asta. Acum nu contează neapărat vârsta, poți să ai și 20 și poți să ai și 28 și poți să ai și oricâți. Important este calea pe care te duci, Adi, știi? Adică dacă tu ești conștient că urmezi o cale care îți mai repede sau mai târziu îți va aduce niște satisfacții, e super ok, e foarte bine, știi? Dar să fii tu, să ai încredere în tine și să te duci, să zici, bă, asta e calea cea bună, asta e calea corectă, chiar dacă e mai grea și chiar dacă nu mă duc mâine să îmi cumpăr Bentley și mă duc cu Skoda încă 3 ani de zile, eu sunt cel mai mulțumit, sunt împăcat și mă uit în spate și nu regret din ceea ce am făcut sau ce am realizat până atunci, știi? Asta e cel mai important, știi? Adică drumul greu e cel mai bun, să zic așa. Am înțeles. Evităm calea ușoară și rapidă pentru că aia e pe termen scurt și easy come, easy go. Nu e bună. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat mulțumesc de invitația mea. Mulțumesc de invitație. Sper că oamenii care ne-au urmărit nu s-au plictisit. Nici n-aveau cum să se plictisească la cât de frumos ați explicat lucrurile. Chiar acum văd aici un mesaj că cineva spune că vă iubește pentru sinceritate. Mulțumesc frumos. Chiar sunteți un om foarte sincer și cred că asta e... Pe termen lung asta este. Minciuna are picioare scurte, cum să zic. Adică te prinde lumea. Eu, de exemplu, îmi dau seama dacă un om minte sau deformează lucrurile. La experiența mea cu atâția oameni, cu zeci de mii de oameni care au avut și cunoscând psihologie, îmi dau seama în două minute și îmi pierde interesul, nu mai ascult. Adică și dacă nu ai experiență și așa, după 5-10 minute sau după 20, tot îți dai seama de un om că e nesincer și vrea să te mai... Cum sunt politicienii ăștia, au limbajul ăsta îngrozitor de lemn, te uiți la el 3 minute, 5-10, nu înțelegi nimica, vezi că minte, vezi că promite și nu se ține de cuvânt și schimbi canalul. Așa e și aici, adică cine crede că am spus lucruri aberante sau aiurea, schimba canalul, ăsta e libertate, e democrație, adică ne mutăm pe alt canal și la revedere, nu e obligat nimeni să uite la mine, la Adis, la fiecare să uite la cine vrea să schimbe, să duce la țancă și să uite la țancă uraganul sau la nu știu cine, habar n-am. Cine... Chiar asta nu v-am întrebat, dar vreau să vă întreb. Ce muzică ascultați dumneavoastră? În principiu. Sunt old school. Mai pe old school. Nici eu, așa sunt și eu cu. Bine, eu sunt pe partea asta de rap, dar mai old school, nu-mi place trăpărea. Celine Dion, Queen, Beatles, chiar acum am fost în Londra, am făcut vlogul ăla cu ghidul ăla și m-a dus peste tot, pe la studiourile lui Beatles și genul ăla de muzică, știi? Păcil așa, adică nu-mi ce place. Tare. Nu-mi place rock-ul, nu mi-a plăcut niciodată. Adică bine, sunt pe piese de astea cu al lui Scorpion sau astea mai păcil, așa sunt ok, dar în rest nu ascult. De exemplu, unul din motivele pentru care mă duc la cluburi că nu suport muzica house. E foarte repetitivă. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Și îmi face în creier. Adică, probabil că-s deformat eu după atâția ani de casino și de gălăgie și de muzică și de tensiunea aia.
Poate că, dar nu suport. Ascult muzică chill sau muzică sinfonică, Bach sau de obicei când mă duc cu avionul, îmi pun totdeauna muzică sinfonică sau când sunt în mașină la drum lung, îmi pun muzică sinfonică și îmi place foarte mult. Mai ascultam astea, piesele astea mai vechi românești, Trei Sud-Est, Holograf, Proconsul, Bodo când a venit de pe vapor și nu auzise nimeni de Proconsul, a venit și a cântat la mine, la Hilton și după aia au început ei, așa s-a cunoscut și cu fosta lui nevastă, cu Ioana Băsescu, la mine, la Hilton, acolo, că îi făcuse taxul, magazinul ăla de trabucuri, acolo la intrare, de scria presa, că a băgat un milion de, așa. Andra, de exemplu, avea 16 ani, n-a auzit nimeni de Andra în România și taică-s-o care era foarte bun și acum este foarte bun impresar și manager, făcea domnul Constantinescu, zice, vin cu fata mea, veneau cu trenul săraci, nu mai știu de unde ea, de la Dej, de la pe lângă Cluj, pe undeva, nu mai știu. Da, unde. Da, da. Și zicea, nu vă iau niciun ban, numai să o lăsați să cânte și aici pe scenă la Hilton să se facă cunoscut, adică taică-s-o era foarte, foarte deștept și Andra avea 16 ani și tot cântând așa for free, deja cunoscută lumea și are o voce impecabilă. Asta revenind, că tu ești în domeniul ăsta muzical, mă uitam la prietenul meu, la Codin Maticiu, că a avut un podcast cu Delia și cu soțul ei, nu știu dacă l-ai văzut. Am văzut, da, cu Răzvan. M-am uitat, da. Deci Delia cânta la mine la sălile de păcănele, pe la Vâlcea, pe unde mai deschide un săl de păcănele, cu 1000 și ceva de euro pe reprezentație. În momentul când s-a cunoscut cu Răzvan, Delia deși avea voce foarte bună de la început, dar dacă n-ai un om care se ocupe de tine, un impresar, poți să fii jucător de tenis, fotbalist, cântăreț, că ea zicea că i-a întrebat Codin la un moment dat, zice, păi a cui meritul că a ajuns Delia așa de, păi a vrut să zică Răzvan ceva și a zis Delia, nu, păi eu dacă n-aveam voce, sunt foarte mulți oameni cu voce pe care nu i-a descoperit nimeni și cântă pe stradă, cu chitara și au voce, era o fată acum când am fost în Tenerife, avea o voce impecabilă. Zic, bă, dar ce caută și fiul meu care e preot, Radu, îi place foarte mult muzica și are ureche muzicală și cântă și el la chitare, la tot felul, are tot felul de instrumente, orgă, nu știu ce. Și am făcut eu un live pe Facebook cu fata aia care cânta pe stradă, zice, tată, dar ce voce aia, ce caută aia pe stradă? Așa e, dacă nu ești... Și mai sunt și unii dacă nu care... te descoperă cineva și nu se ocupă cineva, deci Răzvan a fost, cum să zic, mina de aur pentru Delia. Adică eu recunoșteam în locul lui Delia, acolo pe podcast la Codin, spuneam, bă frate, da, de când m-a descoperit Răzvan, jump in the ceiling. Adică, de ce să nu recunosc? Chiar dacă ai voce, nu-i suficient la un artist să aibă voce. Nu-i suficient și... Asta o demonstrează mai mult și faptul că sunt foarte multe artiste de-astea care acum sunt în topuri, care nu prea au pe live voce, face pe calculator, păi dar calculatorul... având un management bun în spate, da, ajungi locul 1, chiar dacă tu nu prea știi să cânti. Da, dar vezi că te iau ăștia, casele astea de discuri, cum să case numesc, de discuri, da. Tot felul de case de discuri. Și îți iau jumate din bani sau trei sferturi sau nu știu ce, nu mai rămâi cu nimic, ca și cu ăștia de la tenis, adică dacă ai un impresar de ăsta sau un manager de la început și îți plătește el tot, jumate din bani sau mai mult de jumate din bani, ăștia tenismeni, ăștia mari, îi dau mai departe, adică nu rămân cu ei. E un business, da, industria muzicală, ca orice industrie, da, se creează business în momentul în care. Eu, de exemplu, m-am ferit de chestia asta, cu toate că mi s-au propus și mie contracte, m-am ferit pentru că în momentul în care ajungi să gândești business, arta pe care o faci, nu mai ești adevărat. Adică te duci așa după cum, e bine să te duci și cu valul, adică să vezi ce se poartă, care-i acum la modă, ce-i la modă. Dar ca idee nu trebuie să-ți pierzi esența ca artist, părerea mea. Zice cineva că Delia era celebră. Era normal că era celebră, că de-aia o chemam, dar Delia cânta pe în cârcium pe 1000 și ceva de euro. Acum ia-o pe Delia și să cânte pe 5000 de euro, că nu mai cântă. Adică da. A ajuns la alt nivel. Ea avea potențial, dar ca să facă pasul următor, îi trebuia un manager foarte bun și cineva care să o promoveze, să ajungă la next level. Asta am spus. Ca să o ducă să cânte niște nu locuri. Dacă nu era cunoscută, ea cânta acolo cu NND, nu știu ce. Nu? Da, da, da. Și Delia era, cum să zic... Cu Nick, așa, nu mai țin minte, așa, Nick. Și era ok, era cunoscută, dar nu era pe next level. Răzvan a luat-o și a dus-o pe next level și a trebuit să spună, da, când a întrebat Codin acolo, a zis, da, domnule, până a venit Răzvan, nu eram next level. Când a venit Răzvan, m-a ridicat pe next level. Adică era, cum să zic, omenește, nu era, cum, era o recunoaștere a meritelor soțului tău, practic, care te-a dus... Da. Nu era altceva nimic, adică nu te umiliai sau nu spuneai ceva, nu era nicio rușine că cineva te-a dus mai departe, știi? Așa este. Îi urăm succes, Delia. Cu sau fără Răzvan. Să aibă succes în continuare.
Vă mulțumesc, domnule Sorin. Cu drag. Nu vreau, eu mi-ar face plăcere să mai stăm încă 5 ore, dar nu vreau să vă rețin. Da. Nu vreau să vă rețin foarte mult, pentru că știu că aveți un program Mai destul de lăsăm și pe încărcat. altă dată, mai facem. Și cu drag. Le mulțumesc oamenilor că au rămas Și eu vă să se mulțumesc. uite. Și la mine pe canal, cei care sunteți la mine pe canal, o să ne revedem probabil sâmbătă cu un live acolo. Iar cei care ne urmăresc de pe canalul dumneavoastră, domnule Sorin, Să dacă intrați și la Adi aveți pe un mesaj canal. pentru ei, dacă aveți așa de final. Când mai faceți următorul live? Poate sunt curioși Păi oamenii. chiar nu știu când o să mai pun azi, o să mai postez cu verii mei care sunt foarte, foarte simpatici de la țară, cu Jenny Bucurel și cu Nasiu lor. Am pregătit acum un material foarte, foarte mișto și o să-l pun astăzi. O să mai întâlnesc cu Damian Amfile, mai facem încă două, trei vloguri și în rest n-am un plan nimic deosebit acum. Adică vedem ce... Eu sunt spontan așa, adică mă Am gândesc de o zi înțeles. pe alta. Vă mulțumim mult pentru faptul că ați rămas și vă dorim multă sănătate și numai bucurii. Doamne ajută să ne vedem cu Doamne bine. ajută!